Amăgire! O nouă frângere! Ce bă, chiar credeai că bate pe spanioli? Dacă ești player, pariezi și contra lui tăi. Ceasul ăsta? De când a pierdut prea mică pe zbură. Oh, madam, bă, că te-ai asortat pe player pe un loc. Fii atent, Caterinca. Barul ăsta de când ne-au scos islandezii la baraj. Ce meci de infarct, bă. Era cât pe acest să câștigăm. Am avut noroc, am pierdut. Dacă tot pierdem, măcar să câștigăm. Variază cu cap pe player.ro. Ce dezamăgire! O nouă frângere! Ce bă, chiar credeai că bate pe spanioli? Dacă ești player, pariezi și contra lui tăi. Ceasul ăsta? De când a pierdut prea mică pe zbură. Oh, madam, bă, că te-ai asortat pe player.ro. Fii atent, Caterinca. Barul ăsta de când ne-au scos islandezii la baraj. Ce meci de infarct, bă. Era cât pe acest să câștigăm. Am avut noroc, am pierdut. Dacă tot pierdem, măcar să câștigăm! Variază cu cap pe player.ro. Ce dezamăgire! O nouă frângere! Ce bă, chiar credeai că bate pe spanioli? Dacă ești player, pariezi și contra lui tăi. Ceasul ăsta? De când a pierdut prea mică pe zbură. Oh, madam, bă, că te-ai asortat pe player.ro. Fii atent, Caterinca. Barul ăsta de când ne-au scos islandezii la baraj. Ce meci de infarct, bă. Era cât pe acest să câștigăm. Părul dau, se aude vreun fâșit? Ce să zic? Nu s-a auzit niciun fâșit momentan. Nu, doar că te joci cu părul, s-a aude fâșit atunci. Sunt astea zi, meciurile astea, Champions League. Ce, doamne, nu ne luăm noi cu meciurile? Ba da, 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 trebuie, nu mai știam să facem atâta cu meciurile. Ei! Aoleu, păi ce put, e închis pe aia afară? Păi nu, deschide, dar deschide ușa. Deschide ușa creștine. Achi, ce faci? Disperările. Ia uite ce face. Gata, Paul, ești live. Dar vezi că poate să deschide și ea ușa. Nu lua, Berry. De ce lui? Hey. Berry. Doamne, aici se duce o luptă Berry. De putere. Lasă-l. Ia-o de acolo, ca să poată să coboare la. De teritoriu. De picioare. Berry! Gata, l-a lăsat. Berry. Și Achi deschide ușa acum. Da. Nu știu, Achi, ne-a văzut că bătea ca un șoare. Ba da, dar deschide, că spun eu că a deschis-o de două ori. Zi, domne, acolo, vorbește cu oamenii. Achi bătea da, step. Vorbim cu oamenii. Vorbește cu oamenii. Ce să vorbesc cu oamenii, mă, nu mai vreau să vorbesc cu niciun om. Nu? O seară frumoasă. Unde este vinul și cola, neamizil? Da. Te cola întreabă avem. Traian. Vin nu. Domne, le spui acum sau mai târziu? Bun, 1000 de oameni pe TikTok-us. Ce, le spun? Ai dreptate. Deci, nu, sunt în pauză de alcool. De ce râzi? Deci, luni am control medical. Marți trebuie să cânt cu... La ce instrument cânti? Cum o cheamă? Feli. Cu Feli. Deci scoate Feli o melodie cu... Cu... Nosfe. Cu... a fost înregistrată și acum ai dat. Da, cu Nosfe, care a murit, care a bun. Jucat cu mine în film și astea. Și ne cheamă și pe noi o parte din film să cântăm lângă. A, e pe coloana sonoră a filmului? Nu, e făcută de la... O lansează ea cu Nosfe. Am înțeles. Bine, post-mortem Nosfe, ca să înțeleagă. Post-mortem. Am spus că a jucat cu mine în film și a murit, dar nu ești atent. Abțin că... Da, un caz foarte nasol. Săracul a murit la 30 ceva de ani. Stai, de vârstă cu mine era. De vârstă cu tine, da. Cred că un an mai și mic. Și un băiat foarte echilibrat și foarte potoliț. Da. Asta e viața, da. Și după aceea am emisiune. Așa. Tot cu filmul. La Antena Star. Stars. Joi. După aceea am... probă la un film, nu se spune ce. Porno? După aceea, nu. Dar fiind la porno, aș fi cel mai fericit. Aș lua și bani mult și mi-aș satisface și toate... Curiozitățile sau ce? Fanteziile. A. În direct. Nu e chiar așa, să știi. În direct. Nu e chiar așa. Ba da, mă bag nu. Toate. Mă bag la trans, mă bag la absolut. Ca să te nebunesc. Pe mine? Iar nu zicea username, other user. Ce înseamnă asta? Nu știu de ce uneori cere. Și ce nu ne vede lumea, ce ba ne ba vede. Da, ba da, ei ne văd. Eu nu, nu are treabă. Uite, tablou de pe spate, cât costă, te întreabă Valentin? 40.000. Nu-l costă nimic, e singurul tablou care mai am. Vi-l dau eu în 40.000, vi-l dau cu 20. Da, iar să-mi scrie gogoașe că furi din casă și...
ți-a scris? Da, în timpul emisiunii trecute. Ah, vezi, la ala că fură și... Uite, Petru Șorice, că tu cânti la fluierul piciorului. Bine că să cânt la flautul cu gușe. Că era mai la sol. Da, deci mai am așa un proiect cu un film și deci am o groază de artificii de făcut și trebuie să fiu în plenitudinea facultăților mentale. Da, după aceea am demers cu filmul prin țară, acolo voi consuma ușor ca să nu stric filmarea și să nu rămână echipa mută, să rămână echipa surdă. Așa. Înțelegi? Da, dom'le, publicul nostru care ne urmărește, trebuie să le dau dreptate, că sunt băieți deștepți cu cazul cu aia, cu primărița, cum o cheamă? Elena Lasconi. Pe Elena Lasconi. Eu am crezut că are studii, care aia n-are nicio facultate. Nu ți-am zis? Păi da, eu am crezut că dacă a făcut teatru și în Franța, am zis că o fi făcut acolo facultate. Am crezut că n-a făcut facultate aici. El n-a făcut facultate aici. Și după ce am făcut tot circul ăla care, ți-am spus, ori era o înregistrare, ori suferea de o boală, vine în România să bage în politică. Ai văzut? O lansare foarte frumoasă. Dar nu știu cine o votează pe aia. Decât niște oameni de la aceeași nivel. Pentru că eu n-aș putea, bă, circul că l-a făcut aia și m-a măscărit-o pe măsa, un om cu creier în cap nu poate să voteze asemenea animal. Un SR. Hai mă, că nici ea nu sunt chiar așa. Nu sunt așa. Sigur. Deci nu cunosc oameni din USR care vorbești cu ei, sunt oameni normali, nu mai băga acum. Dar nu a zis nimeni că nu sunt și în USR oameni ok. Doar că majoritatea și ăștia care ies... Și publicul lor, am cunosc o groază din oameni care au votat cu USR-ul, da, care sunt oameni cu echilibru și o parte cunoaște și Ana. Înțelegi? Iancu și pe ăștia care sunt oameni foarte echilibrați, foarte normal, cu familie normală, cu copii care și-a băgat la facultăți, care au ieșit, sunt IT-și ca tine ăștia și corporatiști. Așa. Adică și oameni, vorbesc cu ei și sunt oameni foarte normali. Și pot să am și o discuție cu ei, să spune ce nu de acord. Și ei au partea lor care spun, bă, sunt de acord cu ea, dar sunt de acord cu familia, cu alea. Adică nu mai împărțite, nu pot spune că mai ești tu senist, ești șters la cap sau ești pesedist sau șters la cap sau ești... Da, în fine, tu nu activezi mediul online să vezi acolo... Dom'le, eu mediul online nu activez, dar stau de vorbă cu oameni care știi ce, că altfel gândești și altfel vorbești în mediul online. Da, nu... Eu dacă aș putea să spun ce am în cap, așa, și să aia, mi-ar închide și Facebook-ul, și TikTok-ul, și pe mine, tine, și familia, și mi-ar închide și pe următorii nepoți ai nepoților, dacă ar fi să spun ce am eu în creier. Bun. Dar oamenii să... Cum încă o dată chestia asta, că toți ăștia este acum așa, omul când îl sună la telefon cu votul, spune o chestie, că îl doare în cur, da, când merge acolo și pune ștampila, se gândește și face altceva. Vorbesc cu oamenii care sunt responsabili. Uh-huh. Nu unul care spune, nu unul care îmi dă mie pe Facebook, mă certam cu ea, atât de proști erau, aveam niște chelner la restaurant, da, care nu-l votăm pe Ponta, bă, uite că spune că îl face Iliescu și aia era o făcătură. Zic, bă, nu dai seama că e o făcătură. Ne zice ceva că se întrerupe netul la tine, se întrerupe? La mine? Da. Pe YouTube? Da, pe YouTube ne zice. Nu, dar nu mi-arată absolut nimic. Pe YouTube nu se întrerupe netul la mine. Nu, mi-arată, e conexiune excelentă, adică n-am nicio chestie să mi-arate că e vreo... Așa că nu e o chestie asta că faci o chestie asta și te lansezi. Adică e mult mai complicată toată chestia asta. Acum, ți-am spus că mulți oameni, de exemplu, care erau foarte tari în emisiuni de televiziune și în astea care au candidat și n-au luat nimic. Pentru că lumea altfel se uită la tine la televizor și altfel te percepe când trebuie să... Eu nu înțeleg pe mine. La mine este o mare enigmă. Adică sondajele care le-a făcut PPDD când mă omora, Dan Diaconescu în direct când mă omora să merg cu el în partid. Așa. Care mă suna dimineața și o dată eram prim-ministru, o dată eram ministru, o dată așa, și i-am spus, dom'le, accept, nu mă băga ministrul culturii, da, și ministrul de interne. Și ta ce te băga? Păi asta i-am zis că nu l-aș accepta niciodată, nu m-am băgat nicăieri. Și mi-a zis, de ce? Păi cum să mă faci ministrul de interne când sunt prieten cu toți, trebuie să toți, ce fac, mai cu toți, cu toți. Am înțeles, da. Ai înțeles? Bă, da, deștept ești, bă, azi e mai deștept să mă urmă. Cu toate că la început a spus o imbecilitate, a avut un rateu la intrare. Că
Care? Nu știu, când ți-am stat aici, că nu o lua iar pe calea aia, nu știu ceva care m-a încurcat, nu mai ții minte. Am aruncat memoria cu maximele tale. Am înțeles. Așa, și să merg mai departe. Și mi-a făcut sondaj și mă alegeau și în Ardeal și în partea cu 95% ca și independent. Și eu l-am spus la televizor, mai ales pe vremea aia, la el, ce spuneam? Cum am bătut, cum am sărit în dinți, cum am bătut milițianul, cum am speriat de urs, cum m-am speriat de scafandru. Păi stai puțin, pe ce? Păi nu, tocmai din această... Păi votezi un om politic pe ceva politic, nu că a sărit în dinți. În logică, da. În practică, te-au văzut ca omul care se duce în Parlament și se războiește cu toți pentru drepturile lor. Da, m-a văzut așa și, nu, și mai a fost o chestie, că am întrebat pe câțiva din ăștia care făceau sondaje. Și au spus, bă, pe tine te place lumea pentru că tu ești direct și spui și spui exact ce e. Nu că ești cu ăla sau ești cu ăla. De ce rezume de la început? De la început emisiunea? De Iulia. A. Ce a zis? Deci întreabă Ion cum putem face să am măsurile lui. Și Iulia răspunde, dragă Ion Ioan, bine ar fi, ar avea nevoie de o pereche de pantofi decenți. Mulțumim. Ce, nu mă țezi, uite. În fine, să ne lase puțin. Înțeleg, deci asta este problema. Acum, și acum mi-am făcut niște sondaje și acum dacă aș intra la un partid, nu îi dau numele și astea, aș câștiga oriunde aș candida cu 90-95%. Care mie mi se pare o tâmpenie totuși să mă fie. Și nu ai curiozitatea să intri? Nu, unde să intru? Într-un partid, să candidezi. Știi că pe vremea era vremea aia când că a călcat ăla, am călcat în ce a intrat, bă, în partid. Când ce am intrat în... Și ce a intrat, bă, în partid? Nu am cum, pentru că nu îmi permite vârsta, sănătatea, obiceiurile și neam. Obiceiurile, da. Vârsta și sănătatea, nu. Păi gândește-te să mă duc eu să ies primar, să zicem, la un sector mare, așa. Bun. Și să mă chemă ea pe mine în consiliu, care sunt aia care sunt la tine, nu? Așa. Cum ar fi Clotil, care îi dă afară pe aia sau un chinec. Direct flegme. Le face. Așa ce vede flegme, nu? Și să fiu și puțin matol. Să mă las în găuzul gol, să fiu primărie. Nu, vrei să spun eu părerea mea? Dacă ai candidat și te-ar alege, eu cred că ai fi conștiincios și cred că chiar te-ai culcat de vreme, chiar te-ai duce, chiar ai vorbi. Nu pot să fiu conștiincios pentru că așa este firea mea. Gândeți-mă cum am făcut de atâtea ori. M-aș lăsa în curul gol și aș fi bămasă prin primărie. Mă luați, mă aș primăria și luați. Nu cred. Și cum să, băi, se poți că acum trebuie să ai niște responsabilități, trebuie să stai, să vorbești cu fiecare om, să-l asculți problemele. Nu e așa ușor să fii. Da, domnule, bun, sunt total de acord cu tine, dar nu cred că ai face asta. Clasă politică, că vin numai oameni de genul ăsta, care lasă-mă că ajung eu și mă descurc. Da, eu nu cred că ai face lucrurile astea, eu cred că ai fi conștiincios. Eu nu cred că voi candida nicăieri. Nu, asta așa este corect, dar spre exemplu, la fel cum ești conștiincios când vine vorba de filmat, spre exemplu, da? Dom'le, asta e complet altceva. Nu e, e exact așa, e un job. Când te duci așa e un job, când te duci acolo la primărie e tot un job. Da, îți explic, e un job. Acolo când filmezi e un job de o săptămână, o lună, o lună ceva, în care poți să stau liniștit. Pentru că știu că se termină, pe când dacă ajung acolo trebuie 4 ani sau 5 ani, 4 ani, trebuie să am acel comportament. Și trebuie să te duci, să ai răbdare, în primul trebuie să știi când te duci undeva, nu să arate la o machetă, să arate, da, și tot mergi acasă, ce a vrut să mergi la tăia Cora. Păi o iei pe doamna Cora consilier. Păi asta e, nu vreau să o iau pe doamna Cora consilier, ce n-ai înțeles. De ce? Pentru că vrei să spun, m-ați spus dacă i-aș da un LCM? Vezi că te ia, că ascultă. Nu ascultă. Nu știi tu ce face el. Deci ăla seară primarul la Cherecheș. Cherecheș, care eu nu știu cum poate să ajungă niște oameni în niște funcții. Bă, l-am urmărit la Ciutacu, era incredibil. Ce, bine, eu zic că, nu știu, consumase ceva băutură. Da, nu poți să fii atât de incoerent să spui. Da. În primul rând că nu poți să spui că nu o cunoști pe soacra ta. Domnule, eu cred că avea un atac de panică. Vorbesc foarte serios. Atac de panică la ăla, fii atent aici, chiar așa. Te contrazic și aici. Zi. Ăla e de 8 ani în proces. Păi după 8 ani mai atacul de panică. Păi da, stai un pic, atacul de panică nu e ok, e o chestie care se întâmplă. Și cât te psihic, ține? Fizic. El vorbea de cum să spui, 5, 10, 15 cum o să minute? Că dacă soacra a făcut asta, tu te duci și o omori. Pe cum? Bă, stai puțin că tu ești, nu ești interlop pe stradă să vii la TikTok cu toporul secretarul la cap. Tu ești un om politic. Corect. În primul rând că ăla putea să-l aresteze în clipa aia din birou. Pe ce faci tu? Cum omori oamenii? Pe cine ești tu, Dumnezeu? De ce nu l-a arestat? Păi nu le stau pentru că eu cred că lumea nu l-a băgat în seamă. Dar a spus numai inepții, cum să nu știe. Deci că nevastă mea dacă a făcut, eu îi dau, cum să nu știe. Dar în fine, niște aberații. Dar nenorocirea mare este
că sunt 90% din oamenii politici care conduc România acum sunt de genul ăsta, mă. Și exact ce vă spuneam înainte, că ei când ajunge într-o funcție, e țara lui, e județul lui, e aia lui, ei își permit să facă, cum să omori, îți omori, cum să-ți bate, că tu omori pe nevastă ta. Poți să spui că divorțez, că... A zis și asta. Asta a zis-o, dar a terminat cu LCM-ul. Da. LCM-ul și înseamnă lovitură cauzatoare de moarte. Am cunoscut care s-au dat până la ei cu LCM. Unul a murit acum, Dumnezeu să-l ierte, care a fost foarte bun prieten cu mine. Păi eu ți-am pe voi. Bine, a murit Purisan. De ce l-a spus la până la ei cu LCM? Dar s-a luat la bătaie în cârciumă și în fine. Da, mă rog. Așa, dar la e o chestie care nu e premeditată, adică da, dar tu când te duci o faci, e crimă cu premeditare. Clar, e crimă cu premeditare. Deci asta e pușcărie pe loc. Da. Și stai puțin, că nu te amenință eu, o persoană publică sau un matol pe stradă. Te amenință un om politic. Deci asta este clasa politică pe care o avem, care lumea nu înțelege. Da, totuși... Și nu înțeleg și nu înțeleg și să duc la vot ca boii, să duc la vot pe telefon, ce-l minte ăla, ce-l face ăla, pe iar un cu Șordan, pe v-am păcălit, că nu pot să vă fac nimic. Și, și acum tot îl votează lumea. Vrei să spun ce a promis Nicu Șordan? Nu mai vreau să spun. Da, eu vreau să spun. Da, uite, două secunde. Dacă mai alegem cu atât? Nu, fii atent. Deci la alegerile alea două secunde că aveam aici salvat în telefon. Dar ce ești tu, salvator? Deci a zis așa, că până în 2024 zice așa. 1400 de euro salariu mediu net pentru București. Da, da? În gură. Da, 40% mai puțin timp petrecut în trafic. În cur. Acum e mai mult. Așa. O centură verde a capitalei, spații verzi mult mai multe și mai îngrijite. 15 mari parcări de tip park and ride în jurul capitalei. Sub braț. Bun. 130 km de metrou de suprafață. E nebun, mă, cine? Bun, stai că dacă credeai că s-a terminat, stai un pic, da? 50 de kilometri de linie de tramvai modernizată. Bun, 30 noi grădinițe în București, vreo 10 a făcut Negoiță. E ok. Stai puțin, nu le-a făcut el. Păi nu, le-a făcut pe fonduri europene. Păi da, păi el pe Negoiță îl sapă în continuu, ia copacii, taie, face, păi, da. Fuge de el. Bun, 150 de școli cu program after school. Unde? Că eu am căutat unde. Astea să sunt, nu mai am locul unde să le pun. Așa. Dar problema este în felul următor, că a ieșit cineva din ăștia care au votat. Bă, ne-ai mințit, mai ai jumătate de ani și pleci. A venit vreunul? Nu. Și atunci nu i-a ținut vrăjeala? Că de asta a ținut vrăjeala. Nu mai vă uitați ce vă promite și aia. Uitați-vă ce a făcut în timp, mă. Deci asta îi sfătuiesc pe toți, că dacă votează așa, am ajuns la clasa asta politică, care din punctul meu de vedere, indiferent de partid la ora actuală care sunt pe eșichierul politic, sunt zero. Care sunt la putere. Adică ea care sunt la putere, nu știu dacă zero sau nu sunt zero, că nu mi-a demonstrat. Dar ăștia au demonstrat. Nu se poate. S-a jurat pe măsa și pe tasu, s-au chinuit un an jumate, că eu urmăresc cu pensiile, pentru că vreau să mi se mărească pensia. Înțelegi? Am urmărit să moară mama, tot ăla, l-a dat pe Budoi, a venit frumușica aia, uite, la tezura, da, a dat pe toți. La gândea, prezenta, explica. O mamă, dar au făcut și după 2 ani de zile în care fiecare zi schimbau, dar în fiecare zi schimba, formula de a zis, s-a făcut. Da. S-a jurat aia pe carne de porc, da. A venit Ciolacu, s-a jurat pe Marin cu nasul și pe ea, și când s-o dea, a zis ministrul, eu nu semnez asta, mă, că am văzut ăla, Boloș. Bă, dar este incredibil, bă, așa ceva, mă. Dar ai văzut că după ce a refuzat semnarea, Boloș, Ciolacu s-a închis în birou, era cu ei acolo, războinic. Păi stai să așa, apare ea de la PNL care spune, domne, păi are dreptate, că nu sunt banii ăștia. Păi stai, mă, nu sunteți la guvernare, ministrul ia cu ea lui mama. N-a fost de acord până acum ăla, că l-a văzut la televizor că e de acord cu această mărire, cu totul. Adică ei se contrazic unul pe altul și după aia apar și spune că nu e așa. Da. Și s-a făcut de hândel total tot guvernul. Corect. Și iar o luăm de la început. Și ce face? Asta e și Ciolacu, iar s-a jurat, acum nu pe Marin Cumnasu, s-a jurat pe nepoata lui Marin Cumnasu, că el le face cu 40% indiferent ce se întâmplă de anul viitor. De unde le faci tu, mă? Din pix. Din pix. Nici din pix le face. Păi nu, că din pix le face, dar de intrare în vigoare. Și teatrul ăsta ieftin, adică eu pun botul, poate pun botul moșii ăștia și ăștia bătrâni, eu fiind din categoria seniorilor, nu? Așa. Merge el cu aia, cu avionul până acolo, vorbește el cu toți, ea cred că în gândul lui, cum să meargă un prim-ministru să ia pe niște oameni care... Stai. Ai uitat? Ce? Cum să meargă un președinte să ia niște oameni cu avionul? Nu-ți mai aduce aminte? Da, n-a mers el.
I-a așteptat pe aeroport. I-a așteptat, eu știam. Eu am văzut pozele când a ieșit de acolo, din ăla, cu ei, făcea cu mâna. Nu, erau pe aeroport și au ieșit aia. Au ieșit ostatici, nu. Mergi tu și o ieși pe minioana aia, așa, și după aia scena de Romeo și Julieta, că tu, când a pupat-o pe aeroport la plecare. Bă, mâncați-a și gura, pe ce ne se mai cea cu miniștri, ne pupăm, jucăm barbuțe. Pe Ceaușescu, le intra chiloți în cursă, pupau ăla cu miniștri pe stadioane. Da, domne, dar a intrat în Europa cu această mișcare. Băi, în primul rând că eu aici am o chestie. Pe dacă ai plecat aici, te-ai căsătorit acolo, ai plecat acum, te-ai gândit că ești român. Iar nu mai mai cu ăștia, chiar mai toată lumea, când am făcut aia cu pandemia, când am avut 1.000.000 ceva de vizualizări, s-a enervat toată lumea și nici măcar n-au înțeles ce am vorbit. Stai, bă, sunt de acord, până mă se aducă, dacă cetățenii români să fie sănătoși. Că asta și este. Dar stai puțin, că mai pun o problemă, că multe din cetățenele noastre sunt căsătorite cu ăia. De unde știu eu că ea nu sunt de la ăla sau de la ăla? Nu știu. Ăla, uite, acum i-a verificat cineva când au venit pe aeroport? Avem SRI-ul care are... Da, lasă-mă, dracu. Păi da, domne, avem MAE, SAE, SIE, SARE, SURI, tot alea, ce dracu, nu i-a verificat nimeni. Hai că iau și eu, Cristoiu, până la urmă, domnul Mizil. Nu i-a verificat, domnule, nimeni. Domnul Mizil. Și s-a dus el în avion, dar ce poze făcea, ce el stătea în picioare și vorbea cu fiecare. Ce le spunea? V-am scos să moară mama, m-a jurat pe carne. Pe astea sunt problemele României, mă? Da, aparent, da. Ce alte probleme mai se meargă peste tot unde sunt toate șucările. Mai am o întrebare. A mers în vreun azil să facă inspecții la ceea ce s-a întâmplat în azile? Nu, dar am văzut că acum anunțarea de aducerea din nou a doamnei Firea aproape de PSD, am văzut că iar a explodat cu tot, cu bestia, cu bădei, cu aia, cu nu știu ce. Eu zic așa, eu v-am spus atunci, că v-am spus eu, eram sigur că dă drumul lui Godeș și lui, pentru că m-am uitat la Abraham, nu îl simpatizez, așa. Nu e mama, nu e tata, dar ăla s-a certat în vreo 2-3 emisiuni. Chiar cu ăsta, cu Cheliosul ăsta cu care îți face ție zi. Morsa politică? Nu, mă, cu ăsta care prezintă Schnecker. Ah, cu Schnecker, da. În care s-au certat și ăștia foarte aroganți și foarte asta. Și omul a spus, bă, nu mai o faceți așa, că eu sunt în proces. Nu există ce spune ăștia la televizor. Și toate nenorocirile lor. Ca dovadă, și a spus, vor ieși foarte repede. Ca dovadă că nu a fost exact cum s-a pus la televizor. Că televizorul nu e justiție. Înțelegi? Corect. Dar nu mă interesează, că sunt într-un alta. S-a dus premierul sau președintele în toate zilele astea prin țară. S-a dus în vreun spital unde au ars oamenii în spitale. S-a dus el să facă inspecție, să facă duce cu avionul cu mărunțica sau cum o chema pe aia, că e mică. Da, nu știu cum o chema, că n-am stat să cred. Îi venea până la șol. S-a plecat să o pupe. Nu știu cum e, ministra de externe. Păi cum să zic, nu-i țin minte numele. Păi ce am încercat-o, e foarte mică. Mărânțica. Mamă, și la sfârșit, eu am zis că am schimbat, am zis că e Romeo și Julieta. Ce pupături la sfârșit s-au pupat, am făcut-o și pe asta. Lasă-ne, bă, băiatule, nu se duc nicăieri unde sunt o groază de chestii, avem o groază de probleme în școli, în asta. Și te duci să iei pe unii care jumate sunt români, jumate sunt români. Bă, se aducă foarte bine. Păi, trebuia să trimite avion militar sau a trimis avion de cursă. Puteai să pui unul de la SRI, de la SIE, de la astea, ca să-i verifice să facă. Sau puteai să pui unul de la externe care să vină cu ei. Punct. Da, cort cu tine. Ce dracu? Și acum președintele merge, am înțeles că pleacă în... Africa de Sud. În Capul Verde, în alea. Avem mari interese. Capul Verde. Capul Verde. Eu am pictat tot timpul în verde. Eu cred că Johansson, când am auzit că nu Sergei, care vorbește pe la aparatul ăsta, pictează în verde. Mă duc în cap. Ce avem cu verde? Capul Verde. Acolo mă duc. În Capul Verde, aici e totul în regulă. Bă, dar cum au anunțat ei și alaltă, s-a semnat. Luăm 40, alții făceau, apăreau din ăștia de-a lor, 75% ne măresc pensiile astea. Și a venit ăla azi, bă, că nu semnează nimic, că eu nu semnez, bă, dați-vă, nu se dă niciun ban. Dar n-am văzut forma pentru care a semnat ăsta Boloș. Căci că am înțeles că au mai schimbat-o ca semneze ăla. Aia sunt minciunile ăștia PNL. Ei au vorbă, bă, stai puțin că acolo în guvern, ce altă? Da. Nu stau la masă și vorbesc că nu semnează, mă. Pentru că ce, aia stă într-o cameră, se întâlnesc la mijlocul drumului.
nu se întâlnesc la capra aici la un șpriț? Nu. Acolo e o masă în guvern în care se spune totuși să iau hotărârile, că de-aia e guvernul României. Eu așa aveam impresia. Se întâlnesc undeva pe la Tom, pe la capră și eu discut acolo. Nu, nu. E. Și ăia, manevra e că ăștia s-au prins, că au văzut toate sondajele, PSD-ul este foarte mult în față, ei s-au dus la Valea cu Pești și atunci încearcă o rupere și încearcă o demonetizare a PSD-ului. Că aici le-a dat-o ce mai la temelie. Că l-a jurat ca PSD-ist, ca prim-ministru, că le dă pensiile și ăștia zice nu. Și ăla ministru. Deci singura variantă e să-l schimbe pe ăla. Ca să-l schimbe pe ăla trebuie să vrea PNL-ul, că așa e convenția. Asta da. Păi și atunci, până la alegerile ăla rămâne. Păi și crezi că o să candideze ăsta? Cine? Cioli. După... Marci Cioli, cum vrei să-i zici. După chestia cu avionul, 100%. 100%. Păi și ăsta cum îl cheamă de la NATO, mamă, scapă numele. Joana. Nu, nimic? El apărea în sondaje ca independent. Păi alea sunt sondaje făcute de Iurian. În primul rând că nu poate să fie niciun președinte independent, pentru că dacă n-ai un partid, ești la revedere. Păi da, cu toate da. Că regula e când ajungi să renunți la partidul, să fii echidistant. Da. Dar la noi s-a întâmplat niciodată și n-ai susținerea până atunci. Ca să câștigi alegerile, sunt cei mai important sunt... Ia să vedem punctul tău, cine? Asta e că nu înțeleg, la ce te referi? Ca să, un partid, ca să câștigi alegerile, indiferentelor parlamentare, senat, alea, trebuie să ai forță mare unde? În țară, mă, primarii. Păi asta e de hă-hă. Asta e de hă-hă. Păi și ăsta ce primare are pe unde? Joana? Da. Nu are pe nimeni. Dacă e independent, pe cine să aibă? Păi și atunci cum să câștige? Păi nu are cum. Păi ce spuneam? Că trebuie să ai câștigi tu, dar trebuie să ai parlament, trebuie să ai majoritate în alea. Bine, după ultimele lucruri întâmplate la ultimele alegeri, aparent acum trebuie să ai o susținere foarte mare în diaspora. Că și Băsescu și domnul Iohannis au avut o susținere. Nu, alea a fost o vrăjeală, a fost o minciună că a venit diaspora. Înțelegi? Trebuie să ai susținere ori la Ricurici, ori la Neamț. Păi. Sau francez, depinde cu ce mână pe ești. Bun, luăm și întrebări? Da, că am plictisit pe ăștia. Ce au zis, domnule, sunt bun sau nu sunt bun? Foarte. Luăm întrebări și nu știu niciuna ce vrei să cântăm. Ce părere are Serghei despre jaful din Sibiu? După ce am urmărit... Oricum este spectaculos la casa de trei case de președintele României, care este unul din cei mai păziți președinți care am văzut, că i-am cunoscut pe majoritate. Adică nu chiar îi spun o tâmpenie, pe o parte am cunoscut personal, pe o parte m-am intersectat cu ei. Adică niciunul n-a mers cu atâta securitate după el și atât așa. Păi, s-o dai la trei zile, la trei de case și s-o dai la 12 la prânz? Bun. Bun oamenii. Nu, eu zic că părerea mea că ei au fost profesioniști, au venit de afară și au venit să-l mielească. Pentru că ce indicii îmi dau mie? Acum nu sunt mare criminolog și asta, dar așa, în primul că n-au luat totul, au luat 2-3 ceasuri care pe ele și era o maldă de bani și n-au luat bani, au luat foarte puțin bani. No. Și la modul cum l-au mielit, că dacă vreau să-i mielească pe toți, o mielească pe Fisa și pe aia, că pe Fisa a ținut-o cu pistolul, în cap nu i-a făcut nimic. Deci am înțeles că l-a mai fost amenințat. Păi și nu ți-ai securitate? Eu nu știu, am văzut doar în capul de... Păi fii atent, omul și-a luat ascuns cu securitatea. Da. Ce spunea și soacră să așa, că avea una din casele cele mai sigure în alarme, camere de luat vederi. Ce? Nu de astea. Oameni, securitate, cu tine, să fie cu poate tine. Poate el când mergea ziua, mergea, dar poate să stai cu ea în casă, nu, poate nici nu s-a așteptat, că știi cum e, bă, te omor, când ai să-mi dai banii, da? Nu așa... E foarte rar, trebuie să faci o chestie foarte tare, că normal unul când îi dai bani și nu ți-i dă, dacă l-ai omorât, ai pierdut banii. Îl sperii, da, stai să iei banii, nu? Că dacă l-ai omorât, mai nimic și te duci la pârnaie. Asta așa este. Și a trecut atâta timp și cu camere acolo, cu camere pe stradă, cu asta n-am prins nimic. Da, nu știu, nu, am văzut doar titlurile, dar n-am stat. Lumea m-a întrebat pe mine și am răspuns eu. Nu te-a întrebat nimeni pe tine. Scuză-te, Daniel, scuză-te. Îmi cer iertare, dar te uiteai la mine așa, dar și îmi dai zis ceva. Nu, te-am spus, dar zis, să vezi dacă sunt, să dai din cap când vorbesc. Ai mai multe întrebări legate de posibilitatea ca următorul președinte al României să fie femeie? Nu cred. În primul rând că n-are cine. Și în al doilea rând, românii nu cred că vor vota în viața lor o femeie. La stilul cum suntem noi.
Uite, Andrei Păunescu zice, suntem oameni care am votat cu USR și vă apreciem enorm pe voi. Vă urmărim și vă susținem în tot ce faceți. Ai văzut? Ți-a dat un nas. Da, domnule, foarte bine. Păi normal, că fiecare are chestia lui. Adică, dacă la cea, la devizele USR-ului care, cu care au venit, și eu aproape eram... să voteze. Adică avea o platformă foarte clară, fără corupție, să ridicăm alea cu intelectualii, cu alea, cu alea care, nu, care până s-au demonstrat că au fost și mai corupți și au făcut toate astea altă treabă. Că au venit pe niște chestii care au venit pe bani grei, nene, să ia bani, asta a fost toată șmecheria. Da, ei au spus complet altceva, că, ca și Nicușor, care era USR. Ce ne-a promis? Uite ce ne-a promis acolo. Și mai erau pe listă. Și mai erau pe listă, bine că mi-ai citit pe toate, mai nebuneam. Cristi susține că, asta, că femeia se vrea ca președinte este o directivă. Poate să fie o directivă, dar n-avem ce femeie să punem președinte. Gabriela Firea. Niciodată. Gorghiu. Niciodată. Lasconi. Hai mă, terminați. Păi îți dau nume. Dacă nu intră niciun sondaj nici cu 0%. Păi n-ai cum, nu intră nici sondajul 0%. Șoșoacă, zic. Șoșoacă a intrat, mi se pare, cu 3% sau nu știu. E singura femeie care a intrat. Vicol, întreabă. Păi și vreau pe Șoșoacă președinte? Hă? Pe doamna Tatoiu, zice cineva. Aia da. Ai dorit o pe Șoșoacă președinte? Dom'le, eu nu doresc, eu doresc, eu ce votează poporul. Dorește să se facă voia poporului. Dar, păi, vox populi, vox de asta înseamnă. Da, bun, eu sunt de acord cu tine, dar eu te întreb pe tine ca cetățean, că eu nu mi-aș dori. Eu ca cetățean nici nu mi-aș dori, pentru că la început aveam o chestie care așa, dar după aia că la început că închide Europa, că închide alea, că închide alea, și sistemul de a veni agresiv. Păi nu ne mai trebuie acum cineva agresiv, nu ne trebuie cineva ca să ne calmeze, cineva să stea omul relaxat, că noi suntem într-o permanență, da. De la Băsescu încoace, suntem într-o permanență ură între români cu români. Pentru că asta a făcut-o el, înțelegi? Da. Eu am văzut oameni care au divorțat, că unul era PSD-ist și unul era PDL-ul și cu astea. Adică mi se pare, a creat o ură, mi se pare o chestie tâmpită. Să divorțez eu când nevastă mea votează nu știu ce, să voteze ce vrea. Adică a creat chestia asta, da. Și Johansson a ridicat-o la nivel de așa, după aia a dat-o și el în bară. Nu-ți minte când spunea Mejmon vor peste de, Gerrit, nu, peste de, vorbeam toate limbile. Eu nu pot, Chivon. Eu nu pot, că am zis așa, că nu vreau să învăț acum omul ăștia. Păi... Deci gândește-te ce a făcut și cu totul ciuma roșie, criminali, că a mers în piață cu aia să-i dea jos cu toată aia care a fost antidemocratică, cu președinții de bănci. Și a plus că a venit el un președinte, e singurul președinte care a vrut să-i dea jos guvernul, care după aia conduce cu aia. Adică, îți dai seama, așa ceva nu se întâmplă nici la africani. Nu. Ce părere ai despre rivalitatea din Craiova dintre Rotar și Mititelu? Adrian Ciocante întreabă. Bă, nu știu, totuși mie mi se pare o chestie împinsă la extremă. Adică nu sunt de acord nici cu ea, cu o pancartă ce a spus cu Mititelu, dar l-am ascultat pe Rotaru, Rotaru spune altceva, Rotaru spune că vrea pace, el a zis că va fi război total. Același lucru se întâmplă. Fac vrajbă într-un oraș, între în aceeași locuitoare a orașului, pe o imbecilitate, totuși, că sunt două echipe de fotbal. Noi ne murim pe stat, dar pentru o echipă de fotbal. Normal, Craiova trebuie să aibă o singură echipă, din punctul meu de vedere. E foarte complicat să întunași cu două echipe. Mai ales la nivelul nostru și la conducătorii noștri de cluburi. Adică declar război total. Adică cu ce îl faci? Atacăm, luăm armament, pe să poate să se bagă... Da. Ăsta, cum îl cheamă? Biden, să le dea un trăiesc în armeze? Război total, adică ceva ce. Da. Adică ce-i în față? Îi prindeți pe aia pe stradă, ține cu echipare, omorâți, le dați în cap, o tâmpenie. Da. Uite, Vlad Cristian, te-ar fi vrut diriginte. Complicat. Și că numai Serghei poate să asorteze cămașa cu geaca de training cu Germania și să-i stea bine. Păi cămașa nu e cu Germania. Cămașa e cu legume, cu fructe. Pere, mere. Training-ul așa e, dar am văzut că cu Germania am vrut să o scot, dar se cam training. Da, că Serghei, dacă ar ieși primar, nu ar face față la audiențe. Ce anume? Serghei, dacă ar ieși primar, nu ar face față la audiențe. Da. Tiberiu zice, dacă ai reușit să-i denumești pe toți într-un mod care ne-a amuzat, Bidi, Vladi, cum te-ai numit tu?
Mie. Gay. Mizi. De la Serghei. Gay. DJ Manu zice, Serghei, dacă intri în politică la vârsta asta, ai șanse să devii Biden de România. Asta, da, să nu știu unde sunt. Să cad pe scări, să... Mamă, dar tu te-ai amuzat cel puțin. Da. Da. M-aș ridicat de jos, le-aș vrea, bă, fă fut pe voi, am căzut, sunt șmecher. Eu am căzut voi, fraier, eu am bani. Adrian zice, ce părere aveți despre conflictele din lume? Unde credeți că se vrea să se ajungă? O nouă reîmpărțire a lumii. Nico zice, Serghei, te-am văzut în filmul Marilena într-o seară pe cine maraton. M-ai văzut acum două seri. Deci și tu te-ai văzut. Dar tu te, de cât ori da, se uită. Ți-am spus că sunt... Mă uit pe cine maraton și nu, eu mă uit pe, v-am spus că te-am zis că l-am încurcat cu cum îl chema pe Petrini și cum îl chema pe astea, și am văzut că era memoria lui Nicodim Ungureanu și am dat din când în când și am văzut că era, am zis că va fi și Marilena, că cu el joc, și am văzut că era film. Se ce a murit Nicodim Ungureanu? Nu a murit, fac așa, adică nu memoria, dar cam așa se numește. Toate filmele, adică dau în fiecare la două, trei zile. Ah, ok, o odă sau ceva de genul ăsta. Da, un actor am care înțeles. A jucat. Da, da, zic, stăteam și mă gândeam, zic că... Nu, păi joacă și în filmul ăsta, ultimul cu mine. Virusul. Virusul. Bună seara, dacă lumea ar dori mărirea salariului cu 10%, atunci lumea ar trebui să ceară eliminarea impozitului pe venit de 10%. Nu este corect. Toate sunt, toate astea și cu pensiile speciale care le-au dat jos și cu banii care îi dau și cu banii care îi dau. Adică nu măresc și dau miliarde pe armament, dăm miliarde la Moldova, nu mai luăm de la început, că suntem idioți, dăm la toată lumea și la noi nu dăm, că asta e toată problema. Liviu Pașcan zice, nu râdeți, un briliant sociolog, domnul Mirel Palada, a spus că sunt șanse foarte mari să rămânem cu Nicușor încă un mandat. Da, și eu îl respect și îl admir foarte mult pe Mirel Palada, care din punctul meu este foarte bun. E genial. E genial, ne-am și întâlnit cu el. Și la mintea românilor, cum îi minte pe telefoane și pe astea, mai ales mintea tineretului și ăsta care habar n-au ce să mănâncă, eu sunt foarte... Cum să zic, adică aproape cred că mai câștigă. Pentru că la noi toată lumea care, indiferent cât a fost Băsescu, Iohannis, cât au fost de proști, cât au făcut de căcat asta, au luat al doilea mandat la pas. Pentru că v-am spus de ce. Am un prieten care a contractat un credit mic de vreo 4.000 de euro la o bancă în România. A achitat doar câteva rate și s-a oprit, a rămas fără job. Ce repercusiuni ar fi? Mulțumesc că anticipat, Jean Turiță. Dacă nu dă banii? Da. Dacă nu dă banii, vor da la filme de executat și vor lua din casă. Serghei, vreau să fac la Vaslui o fabrică de camioane electrice. Te bați să le desenezi, te faci bogat în 10 ani. Adrian Gheorghe Moisa. Nu mai prind bogăția. Dar n-ar fi o chestie... Nu știu, am văzut la televizor unul care a mers cu cea mai rapidă mașină electrică, cu 400 ceva de kilometri cu spatele, arăta impecabil și am înțeles că o fac sârbii. Nu știu. Am văzut la televizor, nu ți-am scris, știi. Facem și noi mașină electrică. Păi și noi nu facem daci electrice. A fost aprobată. Păi dar noi facem daci electrice. Nu Dacia. Au prototipul al nostru. Are el boala asta. Care? Cu lavaliera asta, eu ți-o pun să aude, să așa două muți, o pui, îți desfaci hanoracul, ți-l lași în jos. E foarte cald acum aici, a făcut mătau o chestie care e prea cald. Acum este o temperatură normală. Acum sunt 25-26 de grade. Nicolae Capela zice, ce pretenții să ai de la clasa actuală? Pe de altă parte, cine i-a votat? Păi și asta e o chestie, că lumea nu merge la vot și pe aia se supără. Că au câștigat cu 35%, 35%. Ieșiți la vot și mai nu mai vă supărați. Eu am boală pe ăștia care n-au votat și fac scandal. Bă, eu am votat și fac scandal. Ce părere are Serghei despre orașul Suceava, te întreabă Răzvan Eduard. Cu toate că ne tragem și de acolo puțin, n-am fost niciodată acum, în ultimul timp. Am înțeles că e foarte curat și cu foarte multe flori. Ne-ați dat like-uri, ne-a dat niciun like. Ei, ne-au dat, dar mai trebuie. Că Croația face. Sau Croația, nu? Avem și noi un prototip care a fost aprobat la RAR, la astea, la așa. Acum probabil că să găsească finanțator să o producă în serie. Avem foarte mișto, la Cluj să face, am uitat cum se numește modelul.
Foarte bine. A apărut în clipul ăsta lui Ghesu când a filmat atunci. Tănasa Florin zice, vă rog puneți întrebarea, cât costă un tablou făcut de el? Tome, în jur de între 5 și 10 mii de euro. Doar atât? Păi da, cât îți fie? Mă gândeam 20-30 de mii. Nu sunt picturi ăștia mari prețurile astea. La noi nu sunt prețuri mari la tablou, pentru că la noi foarte puțină lume cumpără tablouri adevărate. Da, da, nu crezi că alertare le dă greutatea unul la mână perioada în care ai pictat și, nu, hai să zicem, pedigriul pe care l-ai din tu? Din toți milionarii și toți oamenii care cunoști, oamenii politici, trei persoane am văzut cu tablouri adevărate, da, în casă. Restul, geantă, mașină, tocuri, amantă. Nu, stai un pic, de-aia mă refer dacă ar fi să se vândă în afară. Nu crezi că afară ai luat un 30 de mii pe un tablou? Nu știu, că n-am fost afară. Nu. Te întreba ceva, dacă crezi că dacă scot tramvaiele se va fluidiza traficul? Nu, nu are nicio legătură. Chiar vreau să-mi iau ăștia care au pus sute de stâmpișoane astea de plastic. Mă, dar pe Dacia au făcut niște triunghiuri așa care nu înțeleg ce rost au. În mijloc așa e un triunghi așa de pețișoare. Da, așa au făcut și peste tot. Și pe străduțe. Stai un pic, ce triunghi? Deci, e un... Bă, e strada așa, dar unde, da, puteai să mergi? Bulevardul Dacia. Da. Așa. Și a făcut așa, așa până la jumate și așa. Adică ăștia să stea și ăștia să nu. Și să vină toți, să iasă toți pe un singur culoar. Nu înțeles nicio vorbă. Da, credeam că e de la de lăsa copiii pe la școală. Nu, sau să-i ceva. Lași copiii cruzi, să-i arunci. Termină cu imbecilitățile tale. Deci s-au făcut milioane de euro cine a pus-o cu bețișoarele la galbene, care le-au pus peste tot complet aiurea. Aiurea, aiurea, aiurea. Da. Băieți, nu te ducea capul să intrăm și noi să punem stâlpișoare. Plus că au făcut pe toate totalele unde puteai să mai parchezi pe străduțe, da, mici, au pus stâlpișoare ăștia ca să mai poți să parchezi. Foarte, da, bine. La pe și unde parchezi? În fața la biserică. Îl sun pe Nicușor. Da, mă, ce să-l sun pe Nicușor. Știu că șoc în aceeași situație. Deci pe toate stâlpișoare, mine urcam pe trotuar. Nu au pus stâlpulezi nea ca să ce. Că pe trotuar tot nu merg, că e totul în pantă. Dă-i mă, Doamne, iartă-mă de huse. Sergei invită pe soacra lui Cherechiș. Da, uite cum se vede live-ul pe... Da. Prost? Da, mamă, da, e pictură asta modernă asta. Pe cine a stricat-o? Nimeni. Asta? Iar da, ne atacă... Da. Cibernetic. Închide și mai deschide, da, o dată. Aplicația. Atacați. Aia este să verific și la ăla dacă tot... Ce? Să verific dacă l-a luat sunetul. Da. A, nu se conectase, da, automat pe... Ce avea? Nu se conectase la mixer, dar nu știu de ce se vede așa, nu e legat de asta. Uite, Iulia Marinescu zice, îl vând eu pe al meu cu 30 de mii. Doar, deci nu mai gata, nu mai vorbi de Iohannis, de Ciolacu, de dracu, că de fiecare dată când vorbești de ei cade curentul, nu mai merge netul, să restează astea. Gata? Da. Ai pus goluri pe ăla? Se vede normal. Și au rămas oamenii? Da, pe TikTok, dacă ai pus goluri. Da. A, nu, ca să știu că dacă aud aici să nu mă sperii. Dom'le, am fost atacat cibernetic. Da. Da. A căzut sunetul, s-a resetat mixerul. S-a resetat mixerul. Da. Nu suntem atacați. Ce? Nu, da. Deci de fiecare dată când vorbești de ăștia, ba cade netul, ba curentul, ba... Și acum a venit? Da, momentan, da, e regulă. Să vedem. Uite, Alexandru Adeleanu zice, salutare, vreau să-mi explicați și mie despre securiști și cum au funcționat au atâta putere și influență și în ziua de azi. Deci au existat trei feluri de securiști. Că toți erau securiști. Erau aia care lucrau afară, aia care erau
foarte tari, care lucrau în spionaj și în astea economic și toate astea, că de-aia am avut totul, că pe timpul Ceaușescu se fura absolut tot, de afară toată tehnica se aducea în România. Au fost securiștii care au răspuns aici de țară, într-adevăr, și de probleme așa, și securiștii care au turnători, care au de pe stradă, pe bloc și pe astea și pe astea. De ce au rămas așa puternici? Luci, aranjează părul că ai stat 20 de minute cu capul în jos. Dar ce, de mult să nu se vede? Nu știu, că n-am... capul în jos, nu știu ce. Mol, Luci. Așa, de ce sunt foarte puternici? Pentru că ei au... o mare parte din ei au fost la... Nu la Revoluție, la a doua parte, la lovitura de stat. Au avut oameni pregătiți, au avut fondurile pe mână, au știut cu ce să mănâncă, au pus oameni așa fel încât să aibă în mână și au condus până absolut acum, având banii, având informația. Și la noi, dacă vă uitați, absolut toți, majoritatea oameni politici, vin cu câte un, ca să vorbesc eu ca la televizor, cu câte un schelet în dulap. Pe absolut toți sunt așa. Da, nu, așa este, corect. Ăla cu flota, ăsta cu casele, ăla cu aia, ăla a zis cum mâre unul, cum hăț, l-a tras. Da. Și au avut toate informațiile și toate pârghiile în mână. Ăsta este toată chestia. Lucrez cu, la stat cu persoane cu handicap. Mi-am mărit salariul de luna asta. Am primit astăzi salariu cu 6 lei mai mult. O nesimțire, toate se scumpesc și ei fac măriri cu 6 lei, zice Marian. Nu, își bat joc de oameni. Măcar nu o faci la 6 lei. Da. Ce mai face Ierinel? De ce râzi? Bună seara, eu vin din trecut, vă rog să-l scuzați pe domnul Chereche și era sub influența supozitoare. Ce ai zis tu? Întreba cineva ce mai face Irinel. Nu știu, n-am mai luat legătura, dacă vreți neapărat o să-l contactez să văd. Am zis că o să-l mai scol la restaurant, dar n-am avut timp pentru că sunt foarte ocupat. Cu proiecte de artă și cultură. De ce râzi, domnule? Nimic, ci artă și te duci la filme, la alea, la... Ei, mă duc cu filmul prin țară, cu asta, da. Ciprian te întreabă dacă ești cu pijamaua pe tine. Ce să înțeleagă Ciprian din tricou ăsta, mă, frate? Iar îți n-am mai mutat-o. Ce să înțeleagă Ciprian de acest tricou? Ăsta e tricoul tricourilor, de filmelor, de... Întreb, te rog, dacă avem vreo șansă să candideze la un post de primar, ceva, întreabă Claudiu. Cine, dacă eu candidez? Da, da. Tatăl meu am propunere, dar nu candidez. Auzi, nu credeți că vă urmărește doamna Dana Budeanu? Ce să mă urmărească, mă, acum ar face praf pe la ministru, când te uiți acolo, fiecare seară? Da. Face praf orice. Da. Da, face praf cu voare. Ce haideți cu like-uri. Cere, domne, like-uri. Ce o să zic, domnule, naționalitatea? Like-uri când mai vorbesc mic. Ia uzi, bună seara tuturor, domnul în cauza a furat bluza de trening de la Francoforte. Răzvan Petrovan. Nu de la Francoforte, de la Hamburger Sportverein. Ia dă-mi și mie o țigare și o să mai fiu jucat la 25 de ani. Dragoș Ionuț zice, salutări, îl poate saluta domnul Serghei pe bunicul meu Ilie? Este prima oară când se uită la el, mulțumesc. Da, domnule, bunicul Ilie să fii sănătos și să crești nepoții ca lumea. Ciprian zice că te-au luat din azil pentru emisiune. Da. Păi așa mă întreabă de fiecare dată. Deci că te duci astăzi la azil să-l scoți pe la bătrânul de acolo. Așa zice în fiecare, de fiecare dată. Serghei, ai primit butonul de argint de la YouTube sau urmează? Dar ce e asta? Abar n-am. Ce înseamnă? Nu știu. La 100 de abonați îți trimite un buton de argint. La 50. Și ce fac cu butonul de argint? Îl pui pe perete. Ce păi îți dă un buton chiar de argint? Da, domne. E căcat. E... simbolic, da. Da. Păi nu știam, nu mai spun. Da, îți da, sunt mai multe. Da, ăla e la 100 de mii. Mie mi-a dat medalia de tergal. Toată lumea întreabă de tablouri. Câte ai, dacă ai, dacă... Mai am un singur tablou, nu am cum să vând. N-am de un să vând decât dacă o să... Dacă vine unul și îți dă 1 milion de euro pe el. Păi nu e a meu. Ăla din spatele tău? Nu e proprietatea mea. Da, cu este? Ăsta l-a cumpărat doamna Corina Marcu Niculescu zil, înainte să fiu cu ea. Am înțeles. Și am vrut să-l vând. Tu crezi că n-am vrut să-l vând până acum? Ce e asta? Butonul pe care ți-l trimite. Mamă, șmeche, mi-a trimis două butoane.
Am înțeles. Dați-ne like-uri și tap-tap-uri și subscribe ca să iau butonul de argint. Că știți dacă a închis capră fără mișto? A închis? Nu, cred că a închis, că azi mergea Burchi să la capră să ia mici. Pe da, bune? Da. Păi da, dar la ora asta e închis. A, la ora asta e închis, normal. Nu, cred că se referea dacă a închis filmul. Eu mi-am dat seama, ți-am spus că o începe să-și revină. Acum a început să-și revină, să fie la el adevărat. Uite, Alin Petcu întreabă, zici că pe Serghei doar îl împrumută marțea și joia pentru live, îl scot de la zi. Nu, dom'le, azi pe unde merg foarte multă lume să uită la live-ul nostru, fără când ciupit de Caterinca. Și la penitenciar, mamă, ce-au țipat aia Serghei, ce le face, le zici, și toată foarte multă lume să uită și îmi cer să fac mai des, dar n-am timp să stau efectiv să fac asta. Mă gândeam să fac o pastilă pe zi. Păi, da, noi tot spunem, dar... Păi trebuie să coboare măta, ai tremură mâna cu telefonul, îmi face cu textul și eu nu vreau să vorbesc, înțelegi? Am văzut. Păi dar o tâmpenie. I-a zis, lasă-mă că la life-ul așa e, nu, ea vrea, ea numără, ea nu-și numără așa și zice... și eu ce-i fac? Și ea oprește live-ul. Păi nu-mi fac cu mâna, că lumea vrea să... Că nu suntem aici la televiziune, când intră președinte și vorbește de Revelion. E o emisiune de bedei și vorbim cum vorbim și începem cum începe. Că lasă place la mine, să începem cum începem noi. Nu, bună seara, aș vrea să vă spun că fac varză pe ministrul de Nămol. Nu. Ce auzi? Și că deși sunt la muncă, nu pot pierde nici emisiunea asta, zice Ion Sava. Dacă mă dă afară, mă angajez la tine, Serghei. N-ai văzut că se uită, dacă se uită ăla care a fost șeful pe județul unde l-a prins pe Buzatu. Are un nume, îmi scapă, care i-a pregătit o cabană în munte, în alea, mi-a trimis domnul Victor Ciutacu și a spus și aici îi recomand pe Victor Ciutacu, pe prietena mea Budeanca și pe Serghei Mizil. Deci până și ăla... Da, și ăla se uite. Deci prim secretar de județ se uite la noi. Dai seama. Ce bun sunt, ce pregătit sunt. Nina, ce mai zic unii de Ana Maria Gavrilă, deputat independent. Să fiu deputat independent? Nu, probabil că pentru președinție sau nu știu la ce se referă. Nu, fac eu nimic. Eu mă fac la capră, dacă vreți independent sau chiar un partid, partidul micilor. Ai pus, domnule, să-i veni la capră cu halată și cu alea să le vadă lumea să rândă? Nu vrei să pui nimic. Dar lumea asta vrea. Lumea vrea țigănie. Da. Ce părere ai despre pizza cu ananas? O imbecilitate. Cum a fost și aia cu sarmale, nu știu dacă îți mai aduce aminte, a fost într-o perioadă. Nu, am mâncat și am mâncat și în Italia așa, o făceam și aici, cu carne tocată de cârnați așa, pusă da. ca cum ar fi chiftele, foarte bune, cu carnea condimentată. Nu, a fost, nu mai știu de la care, la un moment dat, 2009-2010, cu sarmale, efectiv. Cum îi păcălesc toți fraierii ăștia cu foiță de aur, nene? Aia e o imbecilitate. Toate ramele astea ale mele care vedeți în spate, da, nu vedeți toate problemele, sunt făcute cu foiță de aur. Că se numește șlag metal, care e o foiță care costă un căcat și o pui, dar nu știu dacă e comestibilă. Este. Dar e costă, nu mai știu, de la să iei, văzusem, era o modelă, 3 euro, 4 euro, chestie de genul ăsta. Dacă toate ramele noastre, la toți pictorii, sunt făcute cu foiță de aur. O să vină și să-ți fure doar ramele, fără tambor. Se numește în termenii noștri la pictură șlag metal. Frumos. Da. Și îi face pe ăla, mamă, face la și l-a arătat pe ăla că face și de la ce preț că face hamburger cu foiță de nămol. Chiar cum ți se pare chestia cu ăla de face toate? Bă, el e deștept că a păcălit pe fraier. Total de acord cu tine, marketingul e bun, dar mă refer așa că un... Da, mănânci cu foiță de aur. Da, nu știu, am înțeles că face bine la digestie, acum nu știu că nu... Nu știu că e și șampanie din aia cu foiță de aur. Nu, are cu bucățele, tot din șlag metal. Da. Eu m-am dus la un restaurant, așa, apropo de astea, vietnamez, în care era un butoi mare așa, cu imens, așa, cu sute de șerpi în descompunere. Ai văzut pe ăla? Am fost și eu cu tine acolo. Da, și că dacă bei un pahar din ăla, ci că o mori și așa, am băut un pahar din ăla, a intrat mai mult în mine decât... Am băut și șerpi și n-am făcut nimic. Pune TikTok-ul pe mine. Deci lumea e de acord cu pastila zilnică. Acum trebuie să o și faci. Te rugăm să te ții de cuvânt.
pune TikTok-ul. Imediat. Da, domnule, am pus o șerpi și mi-a intrat șerpi în cur. Da. O rogoză, salutare puiilor. Roghi. Lucky Luke, dacă eram cu capul jos, nu fii să bei cu mine din, din aia de șarpe să... Să vezi ce bine te simți. Că tot îmi scricăți cu capul jos, să stai tu cu capul, să fumezi naționale cu capul la vale. Dar ce, iar e... Nu, de el cită, el scrie oricum. Mm. Dar de ce nu scrie pe chat acolo? De ce nu intră să scrie pe chat? Nu se uită pe ăla, că e complicat, cred că nici nu știe. El se uită pe TikTok. Nu ți-am zis ce bine e pregătit? Nu. De cum ți-am povestit-o? Bă, ți-am făcut asigurarea asigurărilor. Ah, ți-am luat după cea mai ieftină. Dau la televizor, văd că au dat faliment. Luci, unde, la cine am făcut? La ăia, bă. Nu, dar prima oară ți-a zis că n-are cum, n-am făcut noi la ăia. Și după aia s-a dus, s-a uitat și a zis la ăia. Da, pe la ăia. Foarte ieftină și nu avem. Te-a întrebat Ciprian dacă ai dat drumul la căldură. Nu. Nu e o căldură aici acum. Pe fierbe, asta e ideea lui Ana, ca să a dus, a dus aia termostatul jos. Da. Îți dai ce fierbe sus acum. Ei, na. Păi îți dai seama dacă ce... Deschizi geamul. Deschizi geamul. Ce părere ai despre datoriile României către FMI, Banca Mondială și UE? Cu ce a girat România pentru acei bani? Ce părere ai despre Statele Unite ale Europei? Mă refer că și România să facă parte. Stai puțin că Luci ne scrie că a tras cu casa. Adică ne-a făcut asigurare care e invalabilă. Deci m-a întrebat cu UE? Ce părere ai despre datoriile României către FMI, Banca Mondială și UE? Cu ce a girat România pentru acei bani? Păi ei sunt cămătari cu acte, care noi am luat la dobânda cea mai mare, că suntem cei mai proști, mai ales Câțu și cu Orban au luat la cea mai mare care s-a putut. UE-ul, din punctul meu de vedere, dacă mai merg după pe mâna americanilor, se vor curăța, pentru că ne-au băgat în toate alea și am trebuit să plătim și să ne înarmăm până în dinți, care nu știu cine ne atacă pe noi, dar ne atacă cineva până la urmă. Oră, mama, Mihai Viteazul, Decebal cu 10 bețivi prin munți pe acolo, cu două, cu un lup care speria pe aia și cu două topoare, i-a bătut pe toți și noi acum nu putem să-i batem pe nimeni care ne atacă. A apărut doamna Renate Müller. Și ce ne spune? Păi tocmai vorbeam mai devreme. N-a murit? Nu, nu știu, să ia cu rogozea pe acolo. Păi amândoi sunt la fel de bine pregătiți. Generalul Constantin Nuț a fost asasinat în decembrie 89. Generalul Constantin Nuț a fost asasinat în decembrie 89. Cunosc foarte bine cazul. Nu-i dau numele care l-a prins. El s-a urcat în tren să vină spre București. L-a recunoscut tot unul de ai lor. Îl cunosc personal. Și i-au luat, i-au urcat în avion. Da. Și i-au dat jos. Zic teoriile, oamenii care au fost acolo, zic că i-au pus pe câmp și i-au dat foc. Nuț era un apropiat al lui Nicolae Ceaușescu, care chiar credea în Nicolae Ceaușescu, nu ca postelnicul, ca aia care au zis că ei n-au fost, că n-au căios cu pompieri, cu alea, cu alea. Jigode aia, care l-a făcut toate nocirile. Când vedem filmul Virusul în Craiova, uite-te pe... Dar nu mai spune virusul, că spun toți virusul și o tâmpenie. Nu? Așa a întrebat omul. Păi da, dar se numește visul. Pe 12 a doua... 12 a doua, 12. Craiova, electroputere. VIP electroputere, scrie țap. Da. Păi așa scrie și cea, VIP electroputere. Foaia o am aici pentru ca să fiu, pentru că un om informat e un om documentat. Ce părere ai despre omul din Botoșan care a omorât pe cineva cu toporul și a primit doar 4 ani de închisare cu suspendare? Nu cred așa ceva. Deci n-are cum. Chiar dacă îi chemă prin imprudență la băutură, la asta, asta, tot nu îți se dă. Îți dă circunstanța atenuată, adică nu îți dă ca la crimă cu premeditare. Adică te-ai dus să-l omori până la... M-am îmbătat, m-a enervat Daniel, m-a enervat, nu Daniel, că cu ăsta sunt prieteni, cum, când mai vine domnul Ciprian de acolo, când vine, mergem la capră, mă enervează, pun mâna pe lopată, fut una pe capul la mare. Deci am fost, domnul, m-a enervat la băutură, am și cu stația atenuante. Trebuie să te ajut să-l ascunzi, să-l ascunzi. Păi, nu, și în primul rând, nu, dar în primul rând, uitați-vă cum arată, m-a speriat cu fața. Eu aici te ajut. Adică, asta poți să faci, dar... Eu îl țin, uite.
Când caută, mă ascult în baie, când merge la hotel și când caută baia, nu știe că am fost în baie. Când i-am futut o lopată în tâmplă, am plecat și zice, bă, m-a bătut WC-ul. Bă, am mers să mă cac și am luat o lopată în tâmplă, în hotel. Ai văzut, probabil, documentarul Recorder despre cheltuielile cu avioanele private ale președintelui? Da. O imbecilitate și l-a și dat USR-ul, i-a dat în judecată și aici, pe bună dreptate, te vezi un lucru bun că l-a făcut USR-ul, că nu sunt transparenți cu banii publici. Pentru că el e obligat ca să răspundă, în primul rând, ca președinte ești obligat să răspunzi la orice, ca orice om ales politic. Uh-huh. Ăștia care nu dau interviuri și fac toate astea, cum a făcut Nicu Șordan, cu, când l-a luat pe negoiță și uh-huh. omul lui aia, mă, lasă vrăjeala asta. În primul rând, asta nu e dialog de om politic, lasă vrăjeala asta, bă, fac eu cu migdală, cu capră, cu cum îl cheamă pe al nostru, cum îl cheamă, Renat Weber sau cum îl cheamă? Renate Müller. Cu Renate Müller, cu asta le putem face. Dar nu la nivelul acela, era primarul general și era un primar de sector care vrea să-i pună o problemă. Și orice ăsta, ești obligat prin lege să dai. V-am explicat, asta am văzut-o de mic copil, nu începeți cum ieșeam pe vremea burgheziei roșii, pentru că ieșeam. Când ajunsesem la Michael Tache în Los Angeles, iar ne certăm pe an cu Blinky și nu mai știu ce anul, 78 parcă, Sieben und Acht. Înțelegi, care atunci am văzut ce înseamnă democrația adevărată. Venise președintele statului americii și se dusese la un șantier și era un negru. Mai mulți negri, erau și albi, nu numai negri. Și nu știu ce lege vrea să le dea el și a spus ăla, vină încoace. I-a dat, aveau cutiuțele cu mâncare, i-a dat, i-a pus o cască în cap, stai 8 ore cu mine aici da. Și după aia vezi dacă dai legea sau nu. Ăla a luat aia și s-a așezat acolo. Păi spune tu lui Werner să stea cu noi la masă 8 ore la capră, să vadă pulsul populației. Eu l-aș lua pe Werner sau pe Ciolacu și l-aș pune la grătar, la capră, să stea o zi acolo, să facă mici și astea. I-aș lua. Nu, asta nu, pe ce să facă mici? De ce? Păi de ce? Capra e un om care se descurcă. Dar nu, nu asta era ideea. Ideea e că i-aș lua acolo să-i pun acolo, să vadă. Nu, asta e. Și omul a stat acolo fără niciun pic de problemă. La noi, pe ce președinte? Dar în primul rând că la noi n-ai cum să te apropii de un președinte. Nu, are SPP-ul, nu? Păi da, pe și el avea gardă. Președintele Americii era cea mai mare gardă din lume. Dar ăia s-au dat deoparte, că au spus, dom'le, nu facem nimic, noi vă garantăm. Cum a fost cu Ceaușescu, care a intrat jos la mineri, uh-huh. care da, nu înțelege nimeni. Da. Care, ăla a fost un, o chestie mă gândeam la ăștia că sunt de cum să cacă pe ei de frică și cum a, și forța lui ăla psihică și curajul care l-a avut. Ca să povestesc la oameni, că oamenii nu știu. A fost o greva minerilor în care l-a sechestrat pe prim-secretar și pe prim-ministru. De unde știu toată chestia asta? Pe timpul ăla, făcând parte din burghezia rușie, eu beam la milițieni acolo la poartă și între ăia nouă și președinte, biroul poliției, așa, avea o stație care s-auzea tot ce vorbeau între ei. Securiștii, nu ce vorbea ăla. Și Ceaușescu a venit acolo și ei au spus, coboară jos. La noi. Singur. Uh-huh. Ăștia îi spuneau, tovarășe secretar general, nu coborâți, că n-avem acolo pe nimeni, că nu știi că... Și atunci am aflat că lopata aia de mineri se numește inima lui Stalin și are vreo 25 de kilograme. Tu zici ce muncesc oamenii ăia, săracii? Nu știu dacă are 25. Domnul, eu spun ce am ascultat atunci, deci nu mai... Pentru că n-ai fost miner. Tu de-abia nu știi ce e o mină. De pix, nu de mină. Credeam că de-aia de explodează. Așa, înțelegi? Și a zis, merg singur. S-a dus singur și în 20 de minute a ieșit cu ea de gât. Deci ăsta mi se pare un președinte care are sânge în el și care într-adevăr vrea să rezolve o chestie. Pentru că el pentru muncitori a fost idol, ce mai e. Clasa muncitoare a dispărut odată cu el. V-am spus, futurașul ăla care, fiind prin piață, prin toate mișcările că m-am povestit de mediu, păcat că am făcut așa, că scria foarte clar, muncitori, veți fi pedepsiți, veți să vă închide fabrice, veți rămâne pe drumul, exact asta s-a întâmplat. Uh-huh. Clasa muncitoare intră în paradis. El de-aia și atunci a plecat de pe CC. A plecat de la CC. Nu de lume. Când au ieșit IMGV, când au ieșit fabricile. A zis, bă, dacă ești muncitorii mei, atunci am plecat. Eu dacă ieșeam, putea să iasă și toți bețivii mei, putea să iasă și capră. Nu plecai. Și Wegner. Plecam din prima, pe subteran mă duceam. Luam banii din CC cât puteam de mult și eram acum vreo insulă din asta. Și venea, cine venea să mă vadă într-o insulă din asta? Cine venea? Ce președinte venea să mă vadă? Băsescu. Nu, ăsta, că dacă e capul verde, eu eram în capul maro. Iohannis. Nimic, ți-am zis că nu înțelegi asta, nimic. Eu aș fi zis mai degrabă că Băsescu să stea la un whisky cu tine.
Ți-am spus ce mi-a făcut Băsescu. Da. Băsii. Serghei, ce zici despre fabrica Bermas din Suceava, ca cei care produc și berea Suceava? Da, am văzut-o, s-au făcut multe bere artizanale, ca și la mine, la, când ne-a adus, din America ne-a adus bere fabricată la Tașca, de unde mă aflu eu, de unde vine tata. Am băut bere în Ungaria, făcută în Harghita. Bine, dar ai văzut cum scriu tâlharii? Nu în România. Făcută în Harghita. O fi! Dar am băut eu la Budapest acum, foarte bună. Da. Mi-au zis, nu vreți bere de la voi? Ba da. Și bună bere. O fac în Harghita și o dau foarte mult la export. Nu îmi spuneți cum se numește, că era în ungurește. Ia uite, se întreabă ceva. I-a fost greu lui Serghei să se obișnuiască cu tehnologia, având în vedere că dumnealui e în vârstă, mă gândesc că e mai greu să rămâi actual. Să rămân ce? Actual. Păi cu tehnologia am văzut și telefon, am că nu știu nimic. Și nici nu înțeleg nimic. Ai mluștuț la el. Mluștuț. Ce părere are Serghei că la inaugurarea canalului de la Năvodar, tovarășul a ordonat demolarea satului Mamaia Sat? Este adevărat? Nu. A fost acolo până în 2000 și ceva Mamaia Sat. Ce? Și Mamaia Satul până de, acum l-au terminat. Păi acum, cu toate alea, dar au ridicat hotelurile alea și toate alea. Au închis toate căsuțele, au închis toate alea. Dar erau foarte mișto. Asta vara n-au venit să închidă totuși cu muzica și cu mici, că se fac mici, că mizerie, că e asta acum. N-a venit OPC-ul. Nu. Păi nu mergem noi la sat, la Sandu, la casa oltenească sau casa bulgărească. Ăla a aparținut tot timpul de cooperație și nu l-a demolat niciodată. Era stat în stat. Cooperația pe vremea era o singura chestie capitalistă din România. De ce? Pentru că era cu capitalul oamenilor, una la mână, se conduceau singuri, aveau exportul lor propriu, pentru că era export între cooperații din toate țările. Că de-aia luam eu toate produsele alea și omoram pe toți care găseam, pentru că noi le deam nuiele, broaște, ii și alea, și alea ne dădeau Mars, HB, rachete fin, impuls italieni, pe ce să ne dea aia, nu? Nu știu. Păi asta ne dădea. Și ciocolată și conserve și toate alea. Și eu acolo eram șeful contrabandei pe aceste produse. Tapet. Erau tapetul austriac cu peisaje. Am făcut bani grei cu ăla. Ăla cu ciobanul și cu oițele? Nu, domne, cu peisaje, cu copaci, cu apă, cu alea, cu toate nenorocirile. Aveam birou deschis dimineața cu calul din America. Cu, vindeam, ce, luam 20.000, aproape jumătate de mașină pe catifea raiată. Dar cum, domne, calul din America? Asta un pic, nu... E calul care a plecat în America și în America acum. Aha. El la un moment dat a părăsit bârlogul. Ca toți din jurul meu. Eu am rămas ca să sting lumina. Nu știe pe asta. Credeți că generalul Gușa a fost otrăvit? Nu. S-au intoxicat cu metale grele? Nu. Serghei Mitica Dragomir a dat pe un monument ca vol la Belu 90.000 de euro lângă Viorel Păunescu. Da, dom'le, Mitica Dragomir poate să-și permită, pentru că Mitica Dragomir e un băiat foarte inteligent, a știut să-și facă banii și și-a făcut banii, că a fost și ăsta în 5-6 procese și au luat-o în mână ăștia, și a făcut banii pe șmecheria lui, pe treburile lui, care e un om care a muncit și un om care are, în primul rând, că și-a crescut băiatul impecabil, care i-a preluat afacerile și putea să o ia și la razna pe, la banii care are Mitica Dragomir. Pentru că ăla se ocupă și de construcții și de hotel și de astea. Mitica Dragomir e un băiat foarte... De pe timpul de lui Ceaușescu era băiat foarte aștept. Câți ani ai făcut pauză de la băutură? Cred că vreo 15 ani. Ce informații are Serghei de faptul că generalul de securitate Ioan Gioană, tatălui Mircea Gioană, ar fi fost cel care a închis buncărul din CC ca să nu se refugieze acolo Nicolae Ceaușescu? Nu. Cred că nici mai era în funcție tata lui Gioană când a fost revoluția. Și buncărul din CC, nu e, buncărul nu era în CC, te duceai și era în palat care te duceai pe coridoarele alea. Și el oricum n-a plecat acolo, el a plecat, a chemat elicopterul. Deci el nu a chemat, mă exprim aiurea. Păi el l-au păcălit securiștii lui și toți. La primul l-a păcălit
Zi, care a făcut și pușcărie, generalul care a pus, care era ministrul Forțelor Armate, cum îl cheamă, mă, care a avut și bancă. Aoleu, mor. Care l-a urcat în elicopter, care și-a băgat mâna în ghips să mai plece cu el. Nu vreau să zic un nume, că după aia zic prostii. Nu la militarul te referi. Nu, pe militarul. Militarul l-a omorât pe Ceaușescu. Care a ghiotantul lui, care a spus la proces, ia Stănculescu, Victoria și-a grijă, așa. Și ăla a fost cu ideea să-l ia, să-l ducă, el a cerut să, el a avut chestia asta cu clasele muncitoare, a vrut să-l ducă la Fața Maria Dunării. Nu, la Târgoviște, era la proces. La Târgoviște, că îl vor apăra muncitorii. Și l-au lăsat pe câmp, l-au abandonat securiști, l-au abandonat lumea și a stat o noapte întreagă cu milițianul și cu doi milițiani, că nu știu ce să facă cu el. Nu știu cum să-l ducă. L-au abandonat. E un film, am uitat cum se numește. Păi este un film, dar care o parte din filmul ăla este realitatea. Da, pe asta. Înțelegi că l-au lăsat la o fermă din asta în care au venit milițienii și nu știu ce să facă cu el. Bine, el și pe final acolo la proces ai văzut cum fața Marii Adunări Generale, tot la fel să răspundă. Marea Adunare Națională, nu Generală. Bineînțeles că nu ești pregătit deloc, nici subiect, dar nu mai se pronunța. Spune, dom'le, ce a zis acolo și spune eu în locul tău. Uite, Max vă zice, tapetele alea austriece erau chiar tari. Eu le vindeam la mare și le puneau ăia prin discoteci și baruri. Buni bani. Da, dom'le, pe eu făceam, că eu dădeam, venea... La calul cu mine era un surul ăla și ziceam 30 acolo, 20 acolo, 40 acolo. Nu mai spun cu Nesu. Cu Nesu o ardeam cel mai tare. Dădeam un tir de Nes în 3 secunde. Cu berea, cu toate, am făcut, toate le-am făcut, nene, pentru că sunt negustor de vite mici. Întrebare pentru cei doi domni de la Fox Power. Ce părere aveți despre taxarea mai mică a angajaților din IT, persoană fizică, față de restul angajaților din România? Vi se pare echitabil? Ia zi, mai tistule. Un lucru prost. Și eu zic că e un lucru prost. Te ori te-i taxezi pe toți la fel, ori nu-i mai taxezi. Sau chestia că pe ăștia nu-i taxăm, că nu-i taxăm că ce, că au banii și mai mulți. Păi nu înțeleg de ce, adică nici ori așa, ori așa. Aia a fost o aberație ca să ia pe ăștia cu multinaționale de partea lor la lege și la astea. A fost o chestie după vremea lui Năstase, când a plecat după aia, a continuat o contă, a adus-o mai sus. Bine, păi pentru că aveau nevoie de ea, pentru că tot timpul ai văzut că când au vrut multinaționale să scoată oamenii în stradă, au scos câteva mii care habar n-au ce să acolo. Acum să chinui și să scoată, nu poate scoată pe nimeni. Scot limba afară. Normal. Da, morghi, ori îi taxezi pe toți, ori nu mai taxezi pe niciunul. Absolut. Deci putea să-i dea judecată pentru asta părtinitoare. Adică nu știu cum să zic. Și asta zic, nu părtinitoare. Conflict de interese. Da, nu știu punct de vedere legal. Da, dacă suntem toți în aceeași țară și muncim toți la fel, cum îl plătești? Da, corect. Nu, ori ne taxezi, ori nu ne mai taxezi. Da, bine, ideea. Da, mă rog, a fost implementată prost. N-a urmărit-o nimeni, a lăsat-o atâția ani de zile. Adică nu s-a făcut de la an la an un studiu în care să vezi, domne, ce înseamnă că i-am scutit pe ăștia de taxe. Adică s-a mărit, s-a crescut, s-a așa, hai să băgăm treptat până ajungem. După aia care domeniu? Agricultura. După aia care? Construcții. Și tot așa, adică să le iei pe rând, să le ridici pe rând. Absolut. S-a făcut că s-a făcut și aia e. Au avut niște interese atunci acolo. Nu, țapule, n-am reducere la impozit. Fac parte din aia proștii care nu... Țapule, poate vrei să spunem ce ai ajuns, că parcă o cauți. Unde ai ajuns? Unde ai ajuns? În ce zona Craiovei? Plus că, uite, e chestia asta, că, uite, eu, spre exemplu, când mă duc, dacă mă duc undeva și negociez salariu, eu am de pierdut. Pentru că mie, practic, trebuie să-mi dea brutul mai mare ca să-mi acopere... Păi da. Înțelegi? Ce, iar nu mi se pare normal. Da, s-a răspuns. Revenind la domnul cu care nu a mai plătit rata la bancă, omul nu deține niciun bun imobil sau mobil sau imobil. A garantat cu jobul, acum nu mai are job, are poprire pe conturi. Ce să ia? Da. Ce măsuri se impun? Păi dacă nu are absolut nimic, nu poate să ia nimic. Dacă au... acum o fac ăștia cu extinsă, nu știu dacă și la cazul ăsta. Că ia la rude, dacă nu ai tu. Nu, domne, eu am văzut că toți ăștia care nu ăștia mai au... Nu mai poate să dea, nu-ți face nimic, te pândește și ghipa că muncește, o să te prindă să-ți ia. Îți ia 50 sau 40, 100 chestii. Când o să te prindă că muncești sau că vinzi o casă sau că faci ceva, că vinzi o mașină sau ceva, va fi tabarles pe tine. Da,
Plus că e chestia, uite, spre exemplu, dacă te aștepți să moștenești ceva, vezi că e nasol, că încep apar cu dobânzi, cu penalități, cu alea, cu alea. Îți ia cu dobânzi, cu totul. Adică moștenești o casă, de, o vinzi cu 120 de mii. Sfatul meu e dacă te angajezi undeva să faci și să continui să plătești, da, pentru că nu scapi niciodată. Da, întrebarea mea este, nu avea asigurare la credit? Că dacă îți faci asigurare la credit, 6 luni de zile se plătește din acea asigurare. Păi da, dar el dacă practic a răspuns cu serviciu, că știi că îți face funcție, da, salariu și nu-l mai ai, ce asigurare să-ți faci? Nu, nu, nu. La fiecare, deci la orice credit, da, pe, care faci, să-ți faci o asigurare, da, pe care îți plătești, da, extra. Dar asigurarea care o faci, da, o faci cu un bun. Nu, că faci, nu, 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 nu. La suma pe care o plătești, da, pe lună, ți se adaugă în funcție de credit 1.234.000, ca în momentul în care rămâi. Eu când am luat credit, acum nu știu câți ani, da, m-a pus să pun casa și mi-a evaluat casa. Ai la cât au vrut gaj. Gaj. De acord, da, cu tine. Dacă nu mai plătesc, îmi lua casa. Da. Dar la orice credit ai asigurare. Deci, da, ai o asigurare și ți se ia 6 luni de zile din asigurarea, nu știu, aia. Eu am plătit creditul și mi-am luat casa. Îți spun că am făcut eu acum ceva în de zile un credit de nevoie personală și exact așa a fost. Dar Virgil zice, n-are ce să-ți facă și eu am poprire. Păi n-are să facă, nu, când îi prinde prima oară cu o mașină, cu o casă, da, cu, da, un bun, sau îi lasă cineva moștenire cu pensie, da, cu ce te prinde toată viața, o să-ți ia ceva. Da, să știi că nu prea să mai bagă la mașini, la din astea, nu, că nu, adică nu mai ia, e ia căcat, e. Păi dacă e 4.000, mai fi dat ceva, că e 1.500 și ea are mașină de 9.000, ia și. A, da, așa, da, dar dacă ai de dat 25.000 și mașina face 4.000, a spus de 5.000 de euro. 4.000 de euro, scuză-mă. Și a și spus de, a și, cred că a și plătit ceva din ei. Da, da. Dar să facă o re eșalonare din aia. Am înțeles, dar să facă o re eșalonare, păi, trebuie ceva, să ai un venit, că nu se face, că de unde dai banii? Că n-au voie să-ți ia nu știu cât la sută din salariu. E, la... Da, numai 25 sau 30%. Nu poate să-ți ia tot salariul. Dar poate să se bage la șomaj. Și poate să facă o re eșalonare și să zică că din șomaj cât ia șomajul, dă, nu știu, 10%. De cele, păi da, așa poate să facă, ceva. Da, dacă e de șomaș, nu știu. Dacă îi dă. Păi dacă e tânăr, dacă are 24, dacă te-ai scare. Îți dă oricum, dar e pe baza cotizației, pe nu mai știu câți, păi dacă ani. Dacă e tânăr, ce să cotizați? Are, da, are, na. Și depinde cum a muncit, dacă a muncit. Da. Oricum avea un salariu din moment ce a dat niște bani. Da. Nu știu. După 3 ani de neplătit, poți în instanță să anulezi interdicțiile și opririle de pe cont. Nu, dacă nu te mai caută ei. E o chestie. Nu știu. Îți spun că am pățit-o eu. Am luat la un moment dat, acum mulți ani, un overdraft și m-au sunat aia după vreo 2 ani că, domne, știți de când vă căutăm să vă cerem banii ăștia și uitați-mi de ei. Și după aia mi-a zis cineva că, da, domne, că vezi că după un anumit timp, dacă ei nu te caută pe tine, e ca și cum, da, ei ar, da, renunța, da, la, da, pretenția. Da, bă, ce e normal, acum au un alt de recuperator care îi pune pe tine, da, sau pe tine de vomiți. Da, da. A zis fostul prim-ministru Tăriceanu că traficul greu este cauzat de îngrămădirea majorității instituțiilor în centru. Da. Trebuie redesenat Bucureștiul. Nu, trebuie făcută centura. În primul rând. Îți spune că tricou cu fructe exact ca pijamaua celor închiși la liniștiți. Și Pian e singur care nu înțelege, se uită la toate emisiunile noastre și nu înțelege nimic. Serghei a ajutat pe cineva să ascundă vreun cadavru? Dacă aș ajuta sau că am ajutat? Dacă ai ajutat. Da. Nu. Dar fă și tu ca O.J. Simpson. Dacă aș fi ajutat pe cineva să ascundă un cadavru, cum aș fi făcut? Îl cunoști pe Paul Sava, zis și francezul? Zice că băgați pe zbârnă pe vremea tovarășului, e adevărat? Eu cu el nu. Serghei, te bați să desenezi Bucureștiul și să muți instituții în afară. Păi să știi că Ceaușescu a avut această chestie care a făcut la Târgoviște că vrea să mute capitala economică, adică ministerele, absolut toate astea, toate la Târgoviște, ca să descongestioneze Bucureștiul. Uh-huh. Au început să construiască acolo, nu știu ce s-a întâmplat, că n-a mai fost în Târgoviște. La Târgoviște? La Târgoviște. Deplorabil. Da. Nu, ce făcuse cu toate astea, că făcuse asta pentru instituții. Păi trebuia să le mute undeva. Nu, păi da, dar îți spun cum arată că am trecut pe acolo de foarte mult. Nu știu ce se întâmplă, dacă a început să construiască, nu, da, a vrut să mută capitala, adică să fim ca americani, înțelegi? Mm-hmm. Nu, eu nu urc în Washington, D.C. D.C. Buc. Bună seara, eu încă sper că veți reuși să-l aduceți sau măcar să-i luați un interviu domnului Valentin Ceaușescu. Chiar dacă știu că evită, dar cred că ar fi ok să lase măcar niște declarații sau păreri. Nu vrea sub nicio formă, nu le interesează.
Davina, m-a dus pe Nicolae Ceaușescu, care poate să vă spună același lucru ce vă spune și Valentin. Da, ne-a întrebat ceva că mai facem emisiune cu... Păi văd că nu se mai bagă cu noi, nu mai e, ne evită. Ne întreabă lumea dacă nu vrei să faci un podcast. Adică, vrei să ne podcast ce e? Păi și atunci cum mă întreabă? La mișto sau cum? Nu, probabil că se referă la formatul ăla. A, cu... cu invitat, cred, nu? Da, probabil. Nu vreau dumne cu invitați, pentru că mai mulți seara de când în când pe toate astea la, care apar la televizor. Sunt aceiași invitați care spun aceiași povești. Că n-are ce să spună. Ori inventează că era mic și nu putea să meargă la școală, că burghezia așa cum era ăla, că îl tundea și era cu părul lângă Nicu atâta. Ori bagă niște chestii astea care pe mine mă interesează. Ce să-mi spună mie? Bine, mai puțin Dara Budeanu, care spune da, viitorul. Asta spune mie, îl mănâncă și pe ministrul ăsta. În fiecare seară mănâncă pe cineva și toți sunt vii și ne taie alea. Ia pe toți. Îl mănâncă pe ăla și ăla n-a semnat, s-a pușat până cu pensiile. Și îl mănâncă ea, nu știu de unde le ia. Nu, că aia e de la PNL, n-ai înțeles tu, că e așa declarat. E vrăjeala cu salariile și cu alea, că e vrăjeală PNL, că face ciolii, că nu știu. Cred așa ce ai. Da, n-aia și are niște din astea, dar te doare capul, stai și citești acolo. Nu mai mă umor, lasă-mă că nu mă interesează. Te întreabă țapul unde faci revelionul. La penitenciar. Să răspundă Ciprian. Da. Vine și Ciprian și cu țapul, nu vin să facă revelion. Da. Eu revelionul voi face al băiere Felix. Da? Chiar te duci? Da. Frumos. Orada e spectaculoasă, mă duc acolo, stau în apele termale, să le spun oameni ce am făcut de revelion. Am mai făcut un revelion acolo, v-am povestit. M-am dus în piscină, am fost recunoscut de oameni și acolo a zis unul, am o canistră de vin, o damigeană de vin. Și ziceau că era cu Elodia, că au găsit-o pe Elodia. Aha. Eu din piscină vorbeam cu Dedeu să le dau informații unde găsește pe Elodia. Așa. S-a făcut 11:30, 12. Așa. A început revelionul, doamna Cornelia Niculescu Mizil împopoțunată, cu doamna Anca, doamna Lupu împopoțunată și astea. Eu cu Iulica am apărut la 12:10, în pulle goale, în halate și am intrat direct acolo. Cora a zis, nu vezi, bă, cum arăți, nu te treia, că și te schimbă noi în revelion. Morți! Unde am dansat cu doamna Lupu, Emenaido. De ce? Nu mai ai baterie la ăla? Sau ce? La ăla, la ăla. Ia, stai așa. Bagă-l la loc pe ăla. Stai ca să se audă lumea. Și ce au făcut? Erau vreo 4 persoane din București, din stafful lui Puiu Popoviciu, că nu mă feresc de asta, care când au zis că vine, au zis cu Serghei la masă. Vrem cu Serghei neapărat la masă. A doua zi când am coborât, zic, de ce am rămas 4 la masă? Nu mai vreau nimeni cu noi asta la masă. Când m-au văzut în pula goală la 12:30, când dansam Emenoido în halate și descurți. Domnul Serghei nu v-a mai sunat, doamna Iulia? Când de să mă sună? Acum, în direct? De recent, bănuiesc, da. Nu, că ne sună în emisiune, la fiecare emisiune. Mai deschis restaurant la Constanța? Nu. Dar unde mai vrei să mai deschizi restaurant? Nicăieri. Dar dacă ai vrea, dacă așa ți-ar plăcut. Dar nu vreau. N-ai tu o locație așa unde ai vrea să... Nu? Pentru mine restaurantul a fost crimă până la urmă. Cu angajații, da. Cu legea, da. Cu controlele, da, nu mai suport. Neluțu Varga, de la CFR Cluj, dacă îl cunoști. Nu. Big Patrick zice, pe capre l-a închis ANAF-ul, de 2 ori l-am căutat în weekend și era zăvorât. Cum? Nu a fost noi acolo, rupți. Păi da, era zăvorât. Păi nu era zăvorât, era un urle total pe acolo și alea. Nu știu. Cu Siegfried sau cum îl cheamă, pe Tom, cum îl cheamă? Ah, Renate Müller. Credeam că zici de ăla, de Mureșan. Cu Müller, nu, cu Müller, cu Capră, cu Angel, cu... Iulia, cu multă lume. Și că lumea nu vrea țigănie, zice Iulia. Tu vrei țigănie. Ai văzut? Ia, vezi că nu-mi spune. Legenda spune că doamna Iulia se uită în direct la o emisiune de acum 2 luni. Eu sunt convins. Pe unde merge Serghei vara la Constanța la șpriț? Trebuie să știu neapărat. Neapărat. Deci noi mergem în Mamaia și în Năvodari. În Mamaia avem plaja noastră la Vivian Al. Înțelegi?
unde să bea pe plajă până ne așa că stăm vis-a-vis. Și după aia mergem în bunker, unde am făcut și câteva emisiuni de te-am așteptat. Bunkerul subatomic. La Escobar. Și cam pe acolo, bem prin zonă, pe la Butoaie, pe la cârciumile din jurul unde, unde stau acolo, deci capătul Mamaiei. În Constanța nu prea merg la restaurante, pentru că nu aveam cum să ajung vara asta, că toată Constanța era spartă. Făceai studiul de lucru, era foarte inteligent primarul. Am văzut că e foarte iubit. E iubit? Au înjurat toți aia. Păi a omorât tot turismul, au urmă. Postată aia pe acolo, pe internet, pe alea toți. Erau comentarii numai de înjurături, de-i băgau, îi scoteau. Păi am făcut un de 5 minute aproape 2 ore în Constanța, mă, cam București. Nu cred. Toată Constanța era săpată. Dar eu nu înțeleg. Dar ce e chestia asta cu să sapi când e atunci? Așa trebuie. Așa se face. Și e departe de Mamaia de mine și să vin cu taxiul. Ba, am mers la o cârciumă cu tine, cu da, am mers cu în, Dede, cu Dede în capătul Mamaia, care cum se numea aia? Nu mai știu. Da. Ce părere ai de, stai un pic că ne-a zăpăcit unul că evizi nu știu ce întrebare a sărit chat-ul. De ce părere ai de un nu mai știu cine, de Nămol? Nămolul cel mai mult marcătăresc. Era, am găsit-o eu, dar a sărit chat-ul. E posibil să fie fiasco sau un moderator acum. Cum? Când voiam să-i pun întrebarea, există posibilitatea să eu fi ascuns un moderator mai poate mult ca sigur. Poate și-amintește vreunul dintre da. Întrebarea. Sau să nu mai pun o dată. Da. Ce părere ai de cineva, dar nu mai știu cine zicea. Și ce mai întreabă ce lucrează doamna Iulia? Un plover. A, de Vadim. Păi și-am spus mie de un om extraordinar, un geniu. Era singurul om care trecea de la cultură, cel mai înalt nivel de cultură, la cel mai... Abișecte în jurături. Da, avea și când te jignea, domne, avea acest individ care din când în când creierul lui gândește, dar de fapt da. Nu are cum să gândească că sângele nu-i circulă, intra până aia. Cum a atacat și pe mine. Uitați-l cum, ce ți-a zis ție? Uitați-l cum arată, cu Fane Spoitorul, cu cine mai eram acolo, cu multă lume, cu toți care au pe vremea aia, înțelegi, cu banii când a făcut botezul. Cu Aurică Papuașu, cu toată lumea, mulți, aproape toți, care cred că Mitică Cocoșatu, mulți, eram 200 ceva de persoane, înțelegi? Și a început că a dat domnul Mădălin Voicu, a dat caseta, care a participat și el, înțelegi? Și javră cum e, a dat caseta și când a dat-o la televizor, că noi aruncam cu bani la lăutar, la alea, erau vreo 50.000 de ani de pușcărie acolo și a zis... Și uitați-l pe băiatul lui Paul Neculescu, cum zic, care e nici jegul de pe coaie nu ia lui ăla, de cultură și de asta. L-am prins după aceea. Ce ai zis, domnule? Pe ce vrei să zic? Aici avea și el dreptate, n-aveai cum să te iei de el. De ce nu Șătiti, Eurocalu, Chioru, Mircea Nebunu, Roșca? Ce părere ai? Ai cunoscut clanul sportiv? O mare parte ne-i cunosc, da. Serghei, de ce nu chem pe doamna Mihaela Ceaușescu să spună din nou cum ați fost colegi de clasă, dar nu în același liceu? Da, a avut niște sincope. Da, ați fost sau nu ați fost? Că nu cum să fiu cu ea, mă, ești nebun la cap? În primul rând că e mai mică. Cu cât? Bă, niște întrebări să mă urmă și ești că ești... Eu cu Horațiu, așa. Da, tu zici că ești cu Horațiu. Și cât a fost la școala? Și cât a fost? Da, pixurile, de unde le luați să scrieți? Nu, dom'le, nu, am văzut o singură dată. Da, așa. Când eram copii, am văzut o singură dată când trebuia să mă prezinte să ce băiat frumos eram și în fine a venit și a văzut măsa cum eram pe jos rupt de băutură și rătul. Și după aia am văzut-o mare când a ieșit Nicușale. Dar n-am fost la nicio școală, n-am fost nicăieri. Pe ce vrei să zic? N-am fost. Da, ea susține că asta este. Cum să susține? La mici loc, tu zici că n-ai fost la școală, ea zice că... Păi ea a fost la Petru Gros, am fost la Caragiale. Și tu, domne. A, că treceam pe la Petru Gros, da. Aia e altceva. Acolo am sărit, domne, de la Petru Gros, nu ți-am spus? A, da, dar ai căzut peste nu știu cine sau ceva. Nu, domne, nu, pe dietul îl chema Gibonu. Înțelegi? Și aveam prieteni acolo, pe Boto. Aveam numai oameni de bine, mă. Boto era, nu mai spun numele, că poate mai trăiește și asta, și Tasu era ministru și era foarte inteligent, venea, ne lua 10 lei sau asta, să ne uităm pe Gaurachii, mă s-a arătat bine, să vedem că face baie măsa. Deci, da, ce pregătit era. Și mi-a zis, vin la școală, că e un director, un gibon, își face mai figuri. Eu nu aveam uniformă, aveam un fel de costum. Aveam un costum cu un tricolor cu jobenul. Așa veneam la școală, fiind foarte bine pregătit.
Și am mers acolo, m-am urcat la etajul 3 și a venit gibonul și am spus, ce faci mă, vrei să sări? Eram foarte inteligent și consumasem puțin. Și am sărit și am spus, e băiatul mizil, zzzzt, fâlfăia, ăia deși n-au pe acolo. S-au tăiat jos, a murit, n-am avut nimic și am plecat acasă cu ăla și am continuat un șpiț. Eram, bă, că eram bun. M-a chemat, ce se face gibonul? Mă arunc de pe geam. Bun eram, bă, să moară da. Mama, nene, pregătit. Da. Și ăștia spun că eram comunist și că eram... Că am făcut, dar pe cine, în ce partid să mă bage pe mine când mă aruncam de la balcon de la prima ia strigare? Ia uite-i pe ăștia, nene. Asta e Lidia Jiga, nene, care făcea destul de lemn. Tocmai de asta ți-a zis Vadim și ceea ce ți-a zis. Îți dai seama că nu ți-a zis că mamă... El s-a referit că la cultura lui tata. Care păi era... exact, păi asta, că na. Domnule, oglinda venețiană te întreabă dacă ești mulțumit de oglinda venețiană. Da, suntem mulțumiți de oglindă, dar trebuia să-i cumpere măta ramă și nu i-a cumpărat. Niște briliante îi trebuiau pentru ea, așa să spui. Trebuia să mergem împreună și n-am mai mers. De ce? Ce s-a întâmplat? Pentru că drumurile noastre s-au despărțit. Și poți să schimbi drumurile noastre toate. Poate se vor întâlni deodată drumurile și iubirea, dragostea și fericirea. Uite, întreabă cineva Marin Ceaușescu, fratele lui Ceaușescu, s-a spânzurat în ambasada din Viena pe 28 decembrie 89, s-a sinucis sau l-au sinucis? Deci ce am vorbit cu Mihaela și cu astea, ei înclină să spună că s-ar fi sinucis. Uh-huh. I-au lăsat și, a lăsat și scrisoarea aia, oricum l-au terorizat cu toate astea, a placa turnată a banilor mulți care erau prin el, a României și o chestie mai complicată. Ce scrie din scrisoarea asta? Și ce scrie se va... Bună seara! Că n-avem voie cu câine în emisiune. Ce? Ei, acum n-avem voie cine cu nimic în emisiune. Dacă Aki vrea să apară... La televizor n-ai voie cine? Cu câine. La televizor n-ai voie cu câine? Nu? Cine a zis? Că ce? Îi abuzezi n-am sau auzit. Ce? Nu, n-ai voie. Da, așa am înțeles eu. Cred că ai înțeles greșit. Oglinda venețiană zice că venim să vă facem tot noi rama. Deci până la urmă s-a sinucis, l-au sinucis sau... Ea zice și așa și așa, adică nu știu, dar e scrisoarea care a lăsat-o. E o chestie complicată acolo. Oricum acolo a fost mai acolo au fost multe servicii, s-au implicat mai multe servicii. Aici în România n-au omorât niciunul dintre frații. Și nici dintre rude, în afară de el. Și ea. Da. Uite, o întrebare, că dacă e adevărat că Zoia Ceaușescu te băga sub masă. Nu răspund aceste întrebări. Deci nu-mi prea îmi place să vorbesc de oamenii morți, domnule. Am înțeles. Că nu se pot apăra. De-aia n-aș apăra pe Ceaușescu, care eu în timpul vieții n-am avut nicio problemă. Chiar el m-a urât, eu l-am urât. Eu mai puțin, el mai mult și el și ea. Dar după aia când am văzut pe toți lingușitoria, pe toți limbiștia în cur, pe toți aia care l-au lins în curci, care se căcau pe el de frică, cum vorbeau și cum îl făceau varză și cum așa, și teoria mea a fost următoarea. Dom'le, de ce să vorbești despre un om care nu se poate apăra și să mănânci căcat? Uh-huh. Și atunci de-aia m-a apărut la emisiunea aia așa, că toată lumea m-a întrebat că l-am apărat. L-am apărat pentru că era un om care, în primul rând, mințeau 100% de chestii ca și Pacepa, ca și toată lumea. Da. Înțelegi? Și am avut boală până pe niște oameni care au stat în jurul lui și care au dus-o bine, au făcut toate astea, i-a durut în cur. Nu suferau de nimic pe vremea aia, vile, mașini, sectorul unde joau mâncare, toate alea. Și să spui că ai făcut aia și ai făcut aia și ai făcut aia. Dacă aveau sânge, trebuia să-i spun atunci în față dacă erau cu... Uh-huh. Chiosea spune, n-ai voi cu câini, mai cu javre. Pe cu javre Mariane stau toată ziua. Înțelegi? Și de-aia am apărat, pentru că toți au încercat să o dea pe partea lor și toți îl certau și toți îl făceau și toți aia. Care este o mare minciună. Ce serial ne recomandă domnul Serghei să vizionăm? Nu știu, că nu văd niciun serial. Umbre. Vreau să văd groapa și e numai pe Voio și nu știu să-mi pun Voio ăsta, nu vrea să-mi pună Voio. Nu vrea să spună Voio? De ce nu vrei să-i pui mama? E o aplicație pe televizor, intri și vezi toate alea. Păi și cum o pun?
O downloadezi, o instalezi și plătești abonament. Și cum? Dau așa din telecomandă? Da. Păi nu vrea să nu downloadezi aia să-mi pună. Păi da, trebuie să-ți facă și abonament la el. Păi nu vrea nici abonament. Da. Uite, zice Andrei că aha, deci dacă nu avem voie cu câini în emisiune, înseamnă că în Parlament nu trebuie să se filmeze deloc. Nu, aia sunt javre. Da, nu mai jigniți câinii, vă rog. Dar n-am jignit. Dom'le, băi, Lidia Jiga, dar să-mi faci abonament la voie ăsta, domn. Să te uiți pe ce? Pe televizor. Deci pe televizor. M-a sunat Victor și mi-a spus că e un serial foarte tare, Groapa, care am văzut doar o singur episod că a dat, care e foarte tare și sunt multe chestii care le dau și poți să le vezi pe voi. Și pe Netflix nu poți să vezi? Nu, numai pe voi. Nu, ce sunt ale lor, ale ProTV-ului, cu asta le bagă pe asta. Lor. Da. Dar puteți să-l includeți în abonamentul de la internet. Se poate face. Adică da? Când plătiți internet, tu plătiți și ăla direct. Și poți să vezi toate serialele și înainte. Și ce fac, îl văd și după aia când te uiți toate, spun și uite, spun finalul. Cine se uită la seriale, întrebarea? Bine, sunt altul, bă, te uiți la... Eu spun ce se întâmplă până la sfârșit. Și le stric serial la oameni. O să mă terorizezi, să-ți spun nu știu ce, să spun... Păi și că nu, că îl pui și nu mai fac nimic. Adică păi tot trebuie să intre... E ca un post TV? Nu, e o aplicație pe televizor, la fel cum e și YouTube-ul. Tot la fel. Pe YouTube nu știu să-l prind. Dar ți-am arătat de nu știu aici câte ori. Aici vreau să ajung. Da, simbă, tot vorbesc ca pu, ne-ați mai dat like-uri, mă, nu mi-ați dat niciun like. Mai avem like-uri. Noi te cu capul de masă. Da. Avem? Câte avem? Avem 560 de like-uri subțire. Și sunt 1070 de oameni. Păi subțire. Slab, băgăm o reclamă, că și așa de la YouTube nu mai intră reclame momentan. Băgăm o reclamă. L-am oprit ca să nu mai... Că intră în tot timpul. Îl pornim după ce terminăm emisiunea, când se uită oamenii. Da, dar vezi că așa mi-e mai greu să obțin aia înapoi. Pe bune? Decât când îl aveam, da, în timpul... Da, lasă-l cu reclame. Bine, asta este. Cine mănâncă acolo așa sârguincios? Ăla mănâncă. Uh-huh. Asta sau care e? Achi. Bine, nu mai băgăm reclame. Dați like-uri să nu mai băgăm reclame. Și din câte timp intră reclamele? Au ei niște din astea. Eu am un buton aici de pot să le mai amân 10 minute și așa mai departe. Nu e, domne, niciun Daniel în nicio reclamă, tu. Daniele, vă minte. Te domnule, și mă înjură ăștia, acum mă înjură că m-ai adus să iau și bani de la player, bă bune! E la care vorbește, dați-o gheară și începe. Și bagă reclame ca să... Ce dezamăgire! O nouă frângere! Ce bă, chiar credeai că bate pe spanioli? Dacă ești player, pariezi și contra lui tăi. Ceasul ăsta? De când a pierdut prea mică pe zbură. O, madame! Bă, te-ai asortat pe prieteni pe un loc. Fii atent, Caterinca. Barul ăsta de când ne-au scos izlandezii la baraj. Ce mergi de infarct, bă? Era cât pace să câștigăm. Am avut noroc, am pierdut. Dacă tot pierdem, măcar să câștigăm, mă! Variază cu cap pe prieteni pe un loc. Vezi care a fugit pe timpul Nicolae Ceaușescu, care a condus Nicolae Ceaușescu și așa cea mai mare rețea de spionaj din lume, și care a fugit și care a scris niște căști și a mințit, o mâncat căcat în toate astea, de la au făcut ăștia baie roba, astea, ba, astea. Cum n-au auzit de Pacepa, că au nebunit toată lumea cu acest Pacepa. Care e diferența de la 45 la 70 de ani? Că Serghei e foarte vivace, cu un tonus bun și mai bagă și șpriț. O fi Gena? E și Gena ce mănânci. Eu fac mult sport, mișcare, mă odihnesc. Am avut de la Dumnezeu... avantajul să nu mă scol la o anumită oră că să muncesc, adică am făcut program cum am vrut eu, adică m-am odihnit și după șpriț mă odihnesc până mă scol. Nu trebuie să mă scol la 5 să plec la uzina vie cu Bozan. Uite, avem o donație de $10 de la Adrian Burhui. Hai cu like-urile alea, zice. Mersi. Bună seara, ce marcă de ceas poartă Serghei la mână acum? Ulysse Ardan. Ce ai mâncat deosebit pe vremea lui Ceaușescu în afară? Domnul nu prea am mâncat deosebit în afară, pentru că eu și în afară și asta, eu am fost tot timpul adeptul mâncărilor asemănătoare cu ale noastre.
Ce am mâncat? Nu, că nu mănânc, nu mănânc sofisticat. Sunt pe mici, pe sarmale, pe tochitură, pe chiftele, pe mâncărurile astea. N-am boală, nu mănânc pește sub nicio formă. Ca să mănânc pește oceanic și astea. Fructe de mare mănânc ca la balamuc. Și nu-mi fac bine la gută. Caracatiță mănânc. Deci pe ce se poate să mănânc special? Uliu. Berberiță. S-a întors Mădălina în București, să știi. Da, mi-a spus Iulia că a vorbit că vor să vină, dar trebuie să vedem când vin, că trebuie să facem o emisiune și să luăm un vin, asta, un asta. Alin Petcu zice, pe lângă pastila ta ar trebui să aloci niște spațiu pentru anumiți invitați să-și facă și o pastilă, de exemplu, capră, Tom. Păi am cu ei, dar nu vreau să le pun Ana. Am filmări de muri, da, de râs. Niște pastile minunate. În care vezi muri de râs. Am fost rugată de către participanții la aceste videoclipuri să nu le postez, deci nu le pot încălca. Păi și ce tu iei, ți-ai după capră? Ce, s-a fumat lumea cu melea, halatul la roz. Când cel mai că e închis. Ana, poți te rog să-l întreb pe Serghei să spună povestea cu Iulica de la Viena atunci când s-a umflat și n-a mai putut să iasă din cabina de duș. Din Italia. Iulica e personajul care avea vreo 100, bine, 1,90 m, vreo 170-180 kg, în care am venit în halat la Revelion în pulile goale, care rămăsese cu mine în piscină, că era foarte interesat. Uh-huh. Și fiind foarte gras mare, a intrat în cabină, s-a umflat și n-a putut să iasă. Și Anca a sunat recepție, l-au scos ea din cabină. Vecinul nostru. Domnule Serghei, o întrebare. Pacepa a murit. Da, a murit Pacepa. A murit, da. Exact în același an cu Mu. Da? Da. Serghei, vara viitoare stau numai la butoaie până te găsesc să bem un șpriț. Unii în viață vor mașini, case, eu vreau șpriț cu Serghei, restul maculatură. Da, domnule, trebuie să mă anunțe că acolo e foarte periculos să beau, pentru că am mai băut cu domnul Vivian Al, care nu mai știa ce e cu noi, că ne-au dat niște tine ăștia numai alea. Așa. Și era 12 noapte, am mers în casă, domnul Vivian Al, care rămăsese pe place, dacă îl știți, îl știe lumea, hă? Da, procurorul, da. Pe Alexe, nu? De la mare. Care mic așa și cea îngriși cu ochii așa și era și descul și în pantaloni, s-a urcat în autobuz și a zis la bilet. Și el a răspuns, dacă îl sun pe șeful tău, mă plimb toată Constanța, bă, gratis. Și l-a lăsat când l-a văzut cu fața aia. I-a avut să-i dea și niște bani, ai să nu dea în el. Ce să-i zic, îți dai seama. Și atunci evit să beau cu... la butaie decât cu oameni care îi cunosc, să pot să plec. Ai avut tangențe cu Cristi Bocea în anii 90? Dar știu pe Cristi Bocea dinainte Revoluție. Că avea depozit acolo, în București noi. Eu fac așa. Da, pe nu înțelegeam ce să zic, că era fix lângă la valieră, știi. Părere despre soacra lui Cherecheș. Am rămas mult de Cherecheș, de soacra. Soacra să dacă nu cred că aia a picat nevinovată. Ce a spus ăla? Am mai spus la început, intrați, ne întreabă de pe YouTube sau de pe... De pe TikTok. De pe TikTok, intrați că am vorbit un sfert de oră despre prostia lor. TikTok. Intrați la mine pe YouTube și vedeți emisiunea. Început, am vorbit foarte mult despre acest, care din punctul meu de vedere, ce clasă politică avem, de mă dau capul de playerul ăsta. Lumea a cerut să mai ia prins și să stingi play. Imediat. How? Like-uri. Ce pedeapsă ar merita nepotul care și-a ars mătușa în scara de bloc? Ai văzut videoclipul, unchiule? Dom'le, am văzut videoclipul, dar săracul ăla, din punctul meu de vedere, e un om cu probleme. E un om cu probleme psihice, că își lua și medicamente, își lua astea, nu și luase. Nu e de vină el, sunt de vină ăștia care îi lasă păstrăzi în situația asta. Că nu numai asta, sunt o groază de cazuri în astea în care ar trebui să fie monitorizat și ar trebui să stea în niște stabilimente care pot să-l îngrijească, să aibă grijă de el. Aici e o tragedie, nu mai e. Că, nu știu dacă ați văzut, când a ieșit de acolo plângea, când a ieșit de la arest și spune, domnule, nu știu absolut nimic, nu mi-aduc aminte nimic. La ce cinematografe se va difuza filmul Visul? Cinema City, IMAX... În București? În București, da. Dar parcă la București nu ne scria unde e. Scrie doar premieră. Da, întors la București și premieră.
am filmat eu acum două zile, dar le-am uitat. Cityplex și alea, în mall-uri. Sunt două lanțuri de cinematografe mall. Unul City... Cinema City și încă unul... Da. Și I'm... Da, nu contează. O să vă anunț în momentul respectiv. Chiar o să vă spun că peste vreo două săptămâni se vor putea cumpăra biletele. Super. În afară de oamenii la care o să le dau eu invitații, pe care nu am pus să ajung, poate să vină să poate să-și ia bilete. Și lui Daniel îi dea invitații. Oricum nu ți-e genit. După aia o să ne nebunească cu filmul cum ne-a nebunit cu cartea lui Tataia. Da. Dacă începe cu alea, nu dau nicio invitație. Dar nu ne-ai mai zis de mult de cartea lui Tataia. Lasă-ne, domne. Domne, o pastilă pe zi îți spun eu cum. Ia. Iei cartea și începi. Nu? Cât o pagină, o pastilă și citești. Da. Facem audiobook. Păi am zis, dar nu vrea. Alte întrebări. Refuz dialogul. De câte ori credeți că îl va prinde Serghei nepregătit pe Daniel astăzi? Azi am mai mișcat, dar data trecută a fost beton armat, să mă rămân. Uite, mai avem o donație de 99,99 de ron de la Nicolas Plamuti, fără mesaj. Mulțumim frumos! Mersi! Uite, Ciprian confirmă că are greutate mare lopata minerilor. E păi, grea tare. Păi el și-a luat-o la când era jandarm, ce-i lopește la el pe ceafă. Dar are capul la mare. Ei, tu nu știi că nu, el a fost cu minte aici, dar să-l vezi tu când se îmbate, începe și povestește. Și cu noi de ce n-a lucrat să mergem? Dar nu cu știu. Noi a fost foarte cu minte. Nu știu. A fost șocat pentru că el a crezut că noi suntem aici, că noi facem un teatru. El n-a știut că noi suntem de 200 de ori mai periculoși și facem circ masiv, că nu vrea să pună filmările, că dacă le-ar pune grupul combatanții. Și el a zis că aici noi facem o regie, că nu suntem așa. Și când a văzut că noi suntem mult peste ce se întâmplă aici... Deci deja s-au obișnuit oamenii care se uită și zice azi iar învățăm bătaia cum e cu minerii, cu comisarii, cu aia. Deci deja oamenii știu când se îmbată, are exact aceleași povești. Oamenii știu deja toate poveștile. Care este cea mai bună bere românească? Domnul Laura actuală, cea mai bună bere care o beau este Ursus. Injecții mici. Pentru că alea mari să, au două avantaje. Alea mari se încălzește, injecția aceea, cum le spun eu, după băutură, se desface capacul și hâț ai ars-o. Uite, a mai dat Nicolas Plamuti, a mai dat încă 99,99 de ron, de data asta cu mesaj, și zice așa, păi și cum fac să dau de Serghei la mare vara viitoare? Dacă e după mine, vin și la București, mai ales că oricine are o dorință în viață, plăcere de a se simți bine și de a râde. Pe el din Constanța? Cred că da. Când ajung la mare, o să vadă că sunt acolo. Poate mergem și chiar, nu săptămâna asta, săptămâna aia să făcăm timpul ca să facem o transmisie acolo din bunkerul lui Escobar și cu Vivian Alci. Cu asta și o să-l anunț. Dar iau și pe Piti cu noi. Pe câine? Da. Ca să ne lată la în casă, asta mai stăm și cu câine în casă. Păi aici nu stai cu câine în casă? Păi nu mai ajunge. Ce să torni, Cipriane, că e pe live totul, te-ai îmbătat și tu ai povestit pe live. Vede lumea, poate să-i interesează. El nu se seama că e pe live. Nu, îl torni, dar el singur dă drumul și începe și povestește, așa, vorbește. Păi dacă... Finalurile sunt apoteotice. I-a luat unul mașina într-o noapte. S-a dus, era mort de beat și a zis că se duce la cârciuma din sat. Și era cu telefonul, stătea așa și la un moment dat a intrat în mașina ălui. Alea, finalurile sunt apoteotice. Se aruncă pe canapea, zboară telefonul, dar el rămâne live acolo, doar. E bun, domnule. Păi și tu ce faci? Găsești peste nu știu câte ore când te trezești că e live și nu se aude nimic? Sau se aude de din casă? Vai! E bun, domnule, e pregătit. Bine, rău de tot, Ciprian. Revine întrebarea cu Dorian Popa și cu pragul de bani cash card. Păi pragul de bani cash card s-a dus în izdamăsii, că era o aberație, era o tâmpenie. Ca fiecare zice, fac a doua zi o taie și cu Dorian Popa s-a închis. S-a recunoscut omul, asta e până încoate, ce zic acum? I-a luat carnetul, o să-l ia peste câțiva ani, am înțeles care e șofer și asta e. Vreo pălărie, vreo șapcă, nimic. Ai luat șapcă. Ungaria consideră că UE nu ar trebui să înceapă discuțiile de aderare cu Ucraina și că ar trebui să-i ofere un parteneriat privilegiat.
Ungaria a făcut varză la ea, pe UE a făcut varză în direct și a zis că cine sunt ăștia, că ce sunt, că habar n-au de nimic. Și care? Șapcă. Cine mi-a dat șapcă? M-am prins. De ce s-a împotrivit Ceaușescu bisericii? Dom'le, asta a fost, asta e, și asta e o teorie falsă pe care am demontat-o inclusiv cu tine. Nu s-a împotrivit bisericii, el a dărâmat câteva biserici că avea avut nebunia aia să... Ce mai Florin Biguț a dat foarte, uite cum că șapcă. Am șapcă. Mă distrează cum am fața aia cu șapcă. Ca dovadă că, în primul rând, au credincioși, aveau icoane în casă, țineau Paștele, țineau alea, am povestit o mie de ori, pe Anduța Ceaușescu, baloane să astea. Baloane, da. Pe Anduța Ceaușescu l-a îngropat cu 5-6 figuri mari, chiar mi se pare și patriarcul a fost cu carcul boie pe astea, și în biserica din Scornicești sunt și Andruța și mama și tata lui Nicolae Ceaușescu, care i-ai văzut pictați pe perete, intrați la noi și îi veți vedea pe YouTube că am avut emisiunea asta, în care au ctitorit acea biserică. Bun. Uite, Ciprian zice așa, cum comentați că Zelenski cere credite în Occident și ăștia spun că e rău platnic? Unde a citit el chestia asta? Nu cunoaștem. Nu știu. Bună seara, ați putea să mai povestiți o întâmplare pe care ați avut-o cu bunicul meu, Cornelius Gospodin, zis Moșul? Dacă spun poveștile cu Gospodin, zis Moșul, ne închide și pe mine, păi nu mai cum să închide și ne ia și laptopurile și astea. Cel mai tare era, ți-am spus când i-am văzut-o un pantof mai mic și unul mai mare? Ți-am spus cu unghia, am povestit-o pe aia cu unghia? Cu nemții? Nu mai aduc aminte. Deci, domne, eu pe timpul burgheziei roșii veneam unde era domnul Cornel Gospodin, care avea servis în Hamburg, și se mai sânseseră o brigadă de lepre și eu venisem cu palincă, slănină de la Beiuș, că eram la frontieră la Oradea și îmi dădeau ea că și erau disperați, cum sunt și acum, și cum zic eu, cârnați de casă, can la garliță, care și-am disperat, mamă, pui un soare și cârnații așa, cu palincă și cu slănină. Și eram la domnul Cornel în servis acolo și îi cade un aparat și îi rupe unghia de aici, așa, toată unghia asta, nu s-a uitat toată viața mea. Și zice, mai mă, să dăm telefon la salvare să vedem ce sunt capabili nemții ăștia. Și am dat telefon la salvare, acolo salvarea nu vine singură, vine și cu poliție și cu pompieri, că așa vin ei, l-a luat, l-a dus la spital, înțelegi? L-a ținut 3 zile, i-a făcut toată analiza, ăla suna în continuu, bă, lăsați și mie șuncă și cu asta, dar ce-am rămas muți, că după jumătate de oră au venit unii și i-au căutat bucata aia de unghie pe jos, i-au luat-o, i-au cusut-o și i-am spus, bă, la noi dacă sunai salvarea că ți-a căzut jumătate de unghie, te și băteau aia, nu că te luau și duceau la spital. Și a stat 3 zile pe experiența mea, a stat 3 zile ca fraie în spital. Și a pierdut. Am sute de povești cu el. Ne salută Glonț, zice că îi pare rău că nu se poate uita, este la un șpriț. Foarte bine. Și a zis că are carne la garniță, la Scornicești. Da? Uh-huh. Ai mâncat vreodată? Nu. Carne și cârnați, o fierb în grăsimea porcului și aia, încălzești pâine, pui grăsimea aia, m-am scuipat în gură care se topește, freci cu usturoi și după aia pui carne sau cârnat. O nebunie, o nebunie. Ai mâncat? Nu. Asta e mâncare mai mult din Ardeal. Da, o fac și ăștia pe aici. Ăștia am descoperit de la Ciprian că nu știam. Ăștia în Moldova le zic jumări la absolut orice e în grăsime, în asta băgată. Păi da, dar jumările la noi sunt jumările. Știu, sunt jumări, da. Știu, dar ei așa le zic. Eu zic să nu te iei după el, părerea mea. Dacă vrei un sfat de la un expert. Nu cred că își dă seama el ce vorbește. Te Dragoș, eu nu zice, te așteptăm o mama aia în ori să faci o emisiune la bunicul Ilie. I-a plăcut bunicului Ilie emisiunea? O părere despre Sorin Ovidiu Vântu. Din punctul meu de vedere, unul și mai mari șmecheri, care și-a asumat ce a făcut. Și a zis frața că nu mă suit. Eu m-am născut să fur și voi v-am născut să mă prindeți. E genial. Nu că n-am făcut, că am făcut. Mie și oamenii ăștia îmi plac. Nu că n-am făcut. Bă, mie că m-ar prinde și cu năsoase. Bă, m-ați prins, gata. M-am dat că nu o fac, am făcut o zi și făcut. Tu spui drept și eu te iert.
Ce părere au Serghei și Ana de cărțile scrise de Liviu Vălenaș? Nu știu cine e Liviu Vălenaș. Am primit mai baloane, numai explozii, numai șepci. Păi am uitat eu. Ne împușca cu niște spume, ne făceau cu... Uite, acum îți dă inimioară din aia, vezi? Da, alea le văd. Și că a dormit seara Rogoza cu glonț? A dormit sau nu? Să ne spună, Rogoza. Păi tu nu ai văzut când au plecat? Asta e că pe Rogoza am dus eu cu Brinchi. Ce vorbesc că ai vrea? Păi asta vreau să te întreb, ce a dormit Rogoza? Nu, tu mi-a plecat cu mine și cu Nicu. Mulțumim, Ciprian. Ce a făcut Ciprian? Nu, alt Ciprian. Ah. Uite, ce zice domnul Mizil despre OZN-ul reperat pe radarele bazei Alexeni în 84 și despre departamentul 0 de cercetare parapsihologică și Vasile Rudan. Dom'le, exista, orice președinte are asta cu parapsiholog și cu aia, cu, când au zis aia cu pixelul, cu cravata, cu alea, da. Alea sunt adevărate. Uh-huh. Pentru că toți președinții au ăștia, pentru că, în primul rând, că te poate influența din asta și au oameni pentru care studiază, că, de exemplu, cum erau, nu știu, președintele Americii care avea o chestie asta, să nu știu ce, și atunci el studiază și te vede că tu ești slab atunci și atunci președintele ăla te poate să te atace că tu ești vulnerabil, că nu poți să ai capacitatea asta. Și aia cu... Astea sunt toți președinții, au ăștia paranormal și au existat toate chestiile astea. Servicii care se ocupau de chestiile astea, nu de vrăjitori. Vorbesc de chestii serioase pentru că s-a demonstrat că nemții au, în al doilea război mondial, au încercat să comunice cu submarinul cu baza prin telepatie. Știi lucrul ăsta sau nu? L-ai citit? Și asta s-a dezvoltat foarte mult chestia asta. Au un departament întreg de oculte de din asta. Și au oameni care poate să te uită și poate prin asta să-ți influențeze gândirea. Cum eu zic că i-au făcut o joană când a fost la alegeri. Zici tu? Păi zic, de ce pot să zic treaba asta? Pentru că am vorbit cu șeful de campanie al lui Joană. Da. Nu știu dacă bine am să spun sau să nu spun, în care toți au rămas muți, că el s-a dus la vântul. Toată țara a rămas mută. Păi nu că a rămas mută. Și ăștia l-au învățat când îi spune Băsescu ai fost la vântul, să vină să-i pună mâna pe umăr, să-i spună, dar de unde știi? Toți securiști ai rămas. Și de la temelie. Ăla mai putut să scoată un cuvânt. Să faci repetiție de o chestie să nu mai poți să o spui? Da. Bă, dar cum le știu pe toate sunt. Bă, domnule, da. Generalul Vasile Mirea s-a sinucis în sediul CC. Comitetului Central. Cându-se cu un pistol al aghiotantului său în zona inimii. De ce zona inimii? Un video din 22-23 decembrie se aude pe fundal. L-au sinucis pe Mirea. Dom'le, au fost două variante. Unii că l-au sinucis, unii că nu. Ce am vorbit eu cu tata după, că ce m-a dat așa, tata mi-a zis că s-ar fi sinucis. Pentru că el s-a întâlnit cu tata pe coridor și a zis, bă, s-a terminat, eu nu sunt de acord cu armata, cu asta nu știu. Și de ce înclin să cred asta? Niciun conducător nu-și omoară șeful suprem al armatei într-o situație de genul ăla. Pentru că debusolezi armata. Armata fără un conducător e debusolată. Inutilă. Înțelegi? Este inutilă. Și a venit Stănculescu care l-a trădat. Deci nu era atât de dement ăsta să-l omoare pe ăla, să-l aducă pe ăla care l-a luat și l-a și condamnat. Deci asta e, da, nu, oricum nu se știe. Uite, vine cineva și zice, nu l-au, că l-au executat, nu s-a găsit praf de glonț pe haină. Alea toate sunt vrăjeli. Ok. Am fost în procese cu aceste chestii. Nu eu. Ok. Bine, tatăl tău, bănuiesc. Schürrlich. Ok. De ce este considerat Ceaușescu ca un tiran, deși a ridicat așa de mult țara? Dom'le, e considerat pentru că aveam niște chestii care acum, că uite acum mă cheamă la emisiune să vorbesc, care a fost acum, ce se întâmplă, ce se întâmplă acum. Acum ne-am întors aproape la absolut tot ce a făcut el, cu cenzură, n-ai voie să vorbești, mai puternică decât pe chestia. O țară care pe vremea n-aveai dreptul să mergi, care ne-l iau și acum, că dacă vine cu al doilea vaccin și faci și nu poți să mergi și nu o să mai voie să călătorești cu terorismul și cu asta, adică toate s-au întors înapoi foarte repede. Eu zic că nu e o democrație în care tu nu poți să pleci din țară, nu poți să vezi nimic decât ce vrea să dea unul.
Și el, partea bună care a avut-o în afară de asta, a făcut că a construit o țară și a făcut dintr-o țară din Evul Mediu, că spune toată lumea, nu poate să înceapă ăștia că ce-au ușit că astea toate prostilor. E, ce se întâmplă acum e mai grav decât pe timpul ăla. Pentru că acum, de ce e mai grav? Că, și explic. Acum, mult mai multă tehnică și de a asculta, de a te opri, de a te face de astea, de astea. Și în clipa când suntem o democrație și eu nu pot să mă uit la un televizor, la toate televiziunile și îmi dă numai ce vreau o anumită parte, nu pot să văd și partea alaltă să-mi trag eu singur concluziile, când eu nu mai pot să circul, n-am putut să circul, când eu n-am putut să ies din casă decât 2 ore pe zi, care nu s-a întâmplat atunci, că toată lumea cu mașine par și impar. În foarte scurt timp vom ajunge la mașini par și impar. Cel mai probabil, având în vedere. Asta este. Păi nu, dar având în vedere situația actuală a traficului. Exact. Când eu nu pot să mă exprim pe un canal liber că mă oprește, când eu nu pot să am părerea mea despre un politician fără să-l jignesc. Da. Mă oprește, când îmi oprește misiune, când îmi taie, când mă ascultă pe absolut toate părțile și suntem monitorizați 24 că aia, cu Big Brother, cu toate alea care, tu îți dai seama, ăla n-avea nivelul ăsta. Adică să monitorizez și cu nimeni, nu știu, toată lumea a uitat că serviciile stochează orice vorbim noi la telefon 9 luni și dacă e să acceseze, îl accesează, dacă nu se închipă, au vrăjeala aia cu interesul național. Deci acum este cenzura de 10 ori mai tare decât aia. Da, 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 corect. Și plus că n-ai voie să vorbești decât ce vor ei. Corect, dar bine, aici zic eu și pe aia că tot ceea ce se arată la televizor și se scrie pe unde se scrie, se scrie despre ultimii ani care ăia într-adevăr au fost. Dar până acolo am mai spus asta de 1000 de ori că toată lumea îl bagă pe Ceaușescu cu canalul și cu porțiunea cu Gheorghe Ghiudeș. Și am demonstrat și a demonstrat una, Ceaușescu a fost care a eliberat toți deținuții politici. Nu știi lucrul ăsta. Scrie în carte. Scrie în carte. Lasă-mă de aia. Bine, dacă scrie în carte, că a fost unul din punctele cu declarația de independență și așa mai departe. Unul care se dă acum dizident, da, și nu știu ce spune că e comisar sau nu știu ce, din păcate tatăl domniei sale era cam în perioada aia, prin poze pe acolo. Și el acum e mare anticomunist. Deci porțiunea cu canalul și cu toate alea nu îi aparține, aparține în primul rând rușilor, ca ce eram conduși de ruși, de Pantiușa și de toți aia. El a venit mult mai încolo. Deci istoria e un curcă. Ei, ca să încurce istoria, tot ce au făcut ei, au băgat-o Ceaușescu în cărcă, nu. Și Ceaușescu a avut o explozie, o înflorire. A făcut toată, în primul rând, tot, nu mai spun litoralul, Transfăgărășanu, metro, toate astea. La sfârșit, într-adevăr, a fost o perioadă tâmpită când a vrut să plătească datorile ca să facă o femeie. Și acolo a fost o perioadă tâmpită, fără discuție. Uite, iar a donat Nicolas Plamuti 50 de ron, zice Serghei, când vii la Constanța în buncăr, la șpriț, cum fac să te contactez să vin și eu cu câteva baxuri de vin? Trebuie să știu dinainte să-mi fac planul. O să-l anunțăm dinainte, să-și facă planul. Deci asta este povestea cu toată chestia asta. Deci... Avram Alexandru zice, păi faceți o emisiune pe tema asta cu comuniștii, cu securitatea, cu Ceaușescu, dar mai clară cu invitați care mai trăiesc. Pe o mare parte din invitații care trăiesc neagă și spune că au fost împotrivă, Brinchii care mai vine, care poate să spună care a fost, și restul, o mare parte, sunt morți dintre aia care erau în gardă, în aia, în conducere, în toate alea, nu? Eu am prins-o. M-am uitat acum exact, când v-am spus că eu am stat cu Bodnăraș, lipit gard în gard. Că am văzut acum ce a declarat un interviu al regelui, tot pe Cine Maraton, că voi nu vă uitați, a fost un interviu al regelui, nu știu ce an, în care sunt foarte clar că l-am întrebat cum a plecat. Și a venit Bodnăraș, care pe vremea îl chema Ceaușu, și a venit și că, exact cum am spus eu, Partidul Comunist atunci aveau 6 persoane, conduse Plăpumaru. Și cum e poporul român atât de bun și atât de astea, imediat în câteva zile, toți erau numai comuniști. Bine, mulți dintre ei erau în ilegalitate. Ce... Nu ne-a dumneavoastră, se învrăjeală, mă, Partidul Comunist atunci nu avea. Alea, mă, te-au luat pe filme și astea, ăștia erau... Nu erau după carte! Bă, deci erau în ilegalitate, nu erau comuniști. Era mișcarea care era împotriva legionarilor și împotriva lor, care era altă poveste. Eu zic că erau comuniști, ei erau venit. Și comuniștii care au venit, adevărat, care au făcut Partidul Comunist, au venit afară. Bodnăraș, Borilă, te țin până dimineață. N-are sens asta. Așa. Păi, dar spune și regele că ăsta era și că n-aveau niciun fel de priză.
Și nu știi că era bancul ăla genial când se duce țiganca cu țiganul, îi cheamă să judece că țiganul era legionar. Uh-huh. Și țiganca îi spune: bă, boule, vezi, negi totul, spui că nu, 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 și chestia afară, pe am recunoscut. Cum m-a făcut morți mai degrabă? Pe erau toți colegii mei acolo. Ca și acum după Revoluție. Da. Toți comuniștii, toți securiștii, anticomuniști și antisecuriști. Ți-am explicat cum a întrebat la, în Germania. Da, 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 da. Bun. Păi, eu cunosc toți comuniștii. Un cunoscut de-al meu și asta care mă suna să mă certe de, nu de comunist, securist de frunte, uh-huh, să votăm cu PNţţD-ul și cu liberalii. Păi stai mă, cum votez cu alea, nu? Care mă suna fiecare dinață și îmi cer cu ouăle, știi cine? Like-uri. Hai că suntem 1050 de oameni și sunt abia. Deci toată lumea au trecut. Mă uitam la televizor, tot eșalonul 2 și toți securiști, ai văzut că îmi spunea bunică, ăsta e al nostru, care veneau de afară și așa, am zis că e nebun. Și după aia s-a devenit că absolut toți erau acolo. Ți-am mai spus-o și mai pot să repet toată, pentru că nu. Eu eram la Hamburg cu alte probleme, cu probleme casnice, înțelegi? Cu domnul colonel Cospodin, pe care caută lumea și cu toți ăștia. Și la un moment dat mă căuta un istoric, a spus-o de vreo 20 de ori. Da, ca să înțeleagă lumea, care se mai uită lumea nouă acum. Și tot mă căuta istoricul ăla, domnule, stai băiatul lui Mizil? Eu nu. Și tot a venit istoric neamț. Da. Și până la urmă zic, ia mă să termin cu ăsta, da mă, băiatul lui Mizil, ce vreau? Am crezut că eu știu, vreau să mă toarne, să-mi fac asta. Domnule, am 3 întrebări. Ia pune-le mă întrebările astea. Prima a zis, domnule, nu înțeleg o chestie, ce? Dacă ăla, ăștia doi și a fost, erau 22 de anticomuniști și antisecuriști, cum vă ținea mână? Cine erau ăia? Ce să-i explic eu că la noi a doua zi toți erau în partea alaltă, în piață, da, în pancarde, da, în șucăre, da, în alea așa. I-a mi-a explicat, zic, dom'le, așa e poporul nostru. A doua, mi-a spus aia că dacă aia, Elena Ceaușescu făcea baie în lapte de copil, de mamă, de așa, și am zis eu aberație, și că dacă Nicolae Ceaușescu luau sânge de copii și făceau în fiecare zi în bene. Zic, dacă vreau să după astea, nu știu ce istoric ești. Uite, Ciprian zice, partidul plugarilor era mai tare ca cel comunist, apoi s-au trecut, apoi au trecut la comunism, păi de asta a crescut așa repede. Păi erau, mă, toată lumea era în piață, erau națiunile care erau mai tare, erau toți aia. A venit Pătrășcanu cu Foriș, care e tot cu aia, și a venit Ana Paucăr, Luca și Matei, care au venit de la Rușcoalea, care cu Petru Groza și cu alții așa, au făcut deci o chestie. Dar uite-te în piață, când pe filme erau sute de mii de oameni cu comunismul, cu asta, jos regele, jos partidele istorice, jos toate astea. Dar nici ea de la partidele istorice n-a mai fost să ia apere pe ea. Că au luat vârfurile de la partidele istorice, au făcut mascarada care a fost, a ieșit vreun piață să bată pentru ei și alea. Nimic. Da, asta n-am înțeles-o cu oameni. În fine, mă rog. Mulți spun că Dej era gay. Este adevărat? Este o prostie, este o cretinitate care au spus-o imbecilii ăștia, care am râs și cu niște prieteni de-ai mei, că unul susținea că ar fi trăit cu Nicolae Ceaușescu la Doftana și că de-aia ar fi pus o imbecilitate mai mare ca asta. Nu este. Dar n-aveau cum, că ea porneau din... Gheorghe Gheorghiu, deci l-am cunoscut foarte bine, încă l-am cunoscut. Deci era un om destul de simplu, un om care provenea din clasa muncitoare, cu o gândire de țăran român, neaoș, de om care muncea, adică nu, cred că nu știau ce înseamnă aia. Da. Uite, s-a iubit Serghei cu Ana Pauc. Cine zice? Cineva de aici, de... Da, dom'le, cum a fost prima mea amantă. Care o avea mai mare ca mine, poate are familie și mă dă în judecată. Două secunde, îi place Maximului Serghei să povestească faza cu istoricul din Germania și întrebările de la acel istoric. Prima oară l-am auzit acum 10 ani în emisiunea la Marea Bănică. 3. Da, tot atunci și despre cutremur. Dar Marea Bănică nu avea emisiunea, era emisiunea a mea. 6 TV, păi, da, era a mea cu ea. Da. Dar așa este, a doua zi au fost, dacă eu mă uit pe toate astea de arhivă, erau sute de mii de oameni care au venit în piață cu demonstrație mare. Pe au și câștigat alegerile, nu că le-au ca și acum, nu? Da. Și atunci cum putem ajunge la o democrație reală? Copiem modelul estic, rus sau vest-american? Păi, dom'le, americanul este cel mai puțin acolo comunist, cel mai, comunismul cel mai dezvoltat în America.
E mult mai rău ca aici. Dar nu știu, eu am... ce s-a întâmplat după? Că la un moment dat în Europa, când ieșeam eu afară și era în România ce era, într-adevăr, acolo era o democrație. Uh-huh. Acum au devenit... nu știu cum să spun, adică... calcă orice chestie de libertate și calcă orice chestie. Ca și în America, când spui că unul care are alte orientări, da, are prioritate în fața unui om normal, este o discriminare, nu? Clar. Trebuie să fim toți egali, indiferent de ce orientare am eu sau are ăla, nu? Da. Trebuie să fim egali. Și așa te țin până în viață. Dar chestia asta cu cenzura, chestia asta cu mișcarea, cu libera circulație, cu toate astea care pe mine m-a ținut, deci cum să mă oblig să mă vaccinez ca să pot să ies din țară. De ce? E o chestie care e aiurea. Să mă ții două ore în casă, aveam voie să ies două ore pe zi. Da. Și asta a fost un experiment care a ținut și văd că pregătesc altele vaccin. Altele. Și alte experimente. Oricum. Și alte experimente, bineînțeles. Ciprian zice, pe Dej l-a ajutat Maurer să evadeze? Ciprian spune o altă imbecilitate. Maurer era aristocrat, era, adică aristocrat, în primul că era un mare avocat, nu era din clasa muncitoare din chestiile astea, și i-a apărat în niște procese. Ce am înțeles eu, acum nu pot să spun exact, că n-a stat acolo să-l apăr. Ce părere ai despre Partidul AUR? Tocmai am spus de 1000 de ori. Partidul AUR, ceea ce vorbesc acum, sunt pe felia mea, cu naționalismul, cu alea, cu să nu ne mai fim călăriți de alea și alea și alea, dar nu pot să mă exprim niciodată, pentru că ce a spus Nicușor, dar ce a făcut? Vom vedea când vor ajunge, pentru că vor ajunge oricum în Parlament cu un număr foarte mare și cu un număr mare de europarlamentari. Da. Am încredere în... două persoane care am stat de vorbă cu ele și care așa, am în președintele partidului, l-am văzut destul deschis, am stat cu el la masă și pare un om deschis și un om care asta ar face și iar încredere am în Terheș, care l-am urmărit și ăla chiar le spune bine și ăla le-a spus și afară, le-a spus peste tot, adică nu s-a sucit în Parlament. Da, am încredere. Bun, da. Bun. Și vorbește la subiect și cu dovezi, adică nu că spun eu că sunt bun sau nu sunt bun. Uite, cineva te întreabă dacă faci parte din Partidul AUR. Nu. Faci parte dintr-un partid politic? Nu. Vei face parte dintr-un partid politic? Nu. Deci de când m-am născut până acum, ca să termin cu comunismul și cu asta, nu am făcut parte niciun partid. Alo, nu votăm. Noi suntem American Dream, dar alții dau cu zarul că slugi sunt toți când ajung sus. Da, cam așa e. Dar noi suntem nimic. Uh-huh. Și mi-aș dori din suflet să de-aia înclin spre George Simion în ceea ce vorbește, să avem un președinte, domne, vreau un președinte român, domne, care vede tradițiile noastre, care le cunoaște, care, băi, ce face, face perfect, cum se bate și cum merge, se ajute pe aia, cum și cum aia că a făcut-o, toate a făcut nunta, mie mi-a plăcut cum a făcut-o, că a făcut-o ca Zelea Codreanu, ca Căcat Căneanu, îmbrăcat în Portul Național, adică niște chestii care pe mine mă ating. Acum să vedem ce-o ieși. Pentru că de președinți securiști sau care nu-s de naționalitate română și că n-au nimic cu țara asta, m-am săturat. Bună seara, domnule Serghei, ce credeți? Mai avem vreo șansă ca țară sau o șterpenim afară cu toții? Păi și afară o să te duci, că de afară vă va duce înapoi pe toți. Deci problema că plecați afară s-a terminat. Crezi tu că asta se pregătește? Absolut. Păi de-aia nu mai fac față, mă, în primul rând, că gândește-te de valul de imigranți care vin din toate conflictele astea. Care trebuie să-i țină. Ce se mai trebuie să nu știu ca să ce? Italienii au dat niște legi foarte șmechere. Ce? Cu imigranții. Teste. Îi ia, îi preia, le dă teste în limba lor. În astea a picat testul înapoi. Păi da, mă, dar aia care sunt foarte mulți refugiați politici, n-ai cum să mai dai înapoi. Aia care vin pe băcile a sute de mii în Italia, tu n-ai văzut că au propus acum Ciprului și Cretei să facă niște insule, să țină acolo italienii. Și Ciprul și Creta sunt proști, să vină să țină pe ea. Păi și ce, îi faci insule și ea ce fac? Stau acolo pe hamace, nu, pe și femei, să ajute, și ce? Păi și... să ajute. Păi ăia, într-adevăr, ăia sunt refugiați politici. Stai, mă, nu ne refugiem și de politic, de Ciolacu, de Iohannis. Păi nu, că noi suntem în UE, suntem în democrație. Păi mie nu-mi convine. N-avem război, nu-ți convine să fii sănătos. Păi cum adică ăia vin, stau în hamace pe insule? Păi aia omoară, mă, acolo, n-au mâncare, păi n-au aia. Sau, omoară, stai puțin că vin și ăștia din Gaza, în afară, care o să vină ăștia acolo, da, o să vină ei alții. Da. Păi și stai puțin că dacă mai începe 2-3, o să vină de peste tot, înțelegi?
Da, da, și pe noi ne omoară, încet, încet ne omoară. Nu ne omoară, cu toate astea. Pe noi ne omoară, e, ne omoară. Noi trăim acolo. Cu totul ne omoară, cu alimentația, cu totul. Cu asta totul, alimentația cu... te omoară unde, dacă te duci afară, tot cu alimentația te omoară. Te omoară cu alimentația, te omoară cu dreptul la sănătate, dacă ce ai la stat, la, dacă nu plătești. Munca, muncești, dă-ți vine rău și așa. Da, păi și? Ce? O pălărie. Da, dumneavoastră, eu nu cred în... Deci ca să mergi afară, acum ca să fugi afară, ca așa. Să... așa. Trebuie să cer azil politic, m-ar veni, că eu, vezi că ușor, ușor închid frontierele. Pentru că au văzut că au luat plasă. Francezii care i-au dus pe toți dintre coloniile acum și e jale ce acolo. Înțelegi? Da, normal. Englezii care s-au curățat pe chestia asta, că i-au dus pe toți și au devenit cam nimeni în Europa. Da. Englezii au luat-o rău, de care au luat putere. Așa au ajuns cam... Da. Înțelegi? Și atunci s-au văzut și va fi o reîmpărțire a lumii și va spune, ia stați voi acasă fiecare, mă, că vă dăm noi. Mm-hmm. Bun, pandemie, și au procedat toate statele cu restricții, inclusiv China, Rusia, Japonia. Ați văzut ce a spus ăla de la Pfizer? N-am, recent nu. Ce nepregătit ești, bă, mâncați-a și gura ta, mm-hmm. Asta a fost importantă, eu am văzut, dar așa că avem voie să spunem discursul ăla, că ne chid ăștia. Dacă l-a făcut el public. Pe l-a făcut o televiziune, el a spus public, dar l-a spus că răspunde și că le-i frică să-l dea în judecată pentru că spune și mai mult. Am înțeles. Unul care a fost în conducerea lui Pfizer. Că a fost făcut special pentru a paradi lumea. Adică a dat-o clar pe față. Da. Dacă vreți... Și l-a întrebat aia dacă nu le-i frică că îl dă în judecată aia și a zis la câte știu, nu cred că își permit și că adevăr nu l-a dat în judecată. Și el a spus-o la posturi serioase, televiziunea afară, nu la mine, ci la podcast. Unde primesc pălării, bombe și nucleare și șalupe. Și... Dacă vreți să vedeți socialism democrat, mergeți în Canada sau în SUA? SUA este comunist, acum în Canada este... Suntem muzică acolo, sunt neomarxiști, mai tare acum, decât da. Acum da, nu, chiar aveau un socialism din ăsta democrat, da, dumne, de bun, nu era bun, că eu, da, și americanii l-au, cu protecția și cu alea și cu ajutorul și asta e bun. Mm-hmm. Acolo te prea te lasă să faci ce batem noi câmpii pe aici. Dar povestea cu Canada, cu ce a făcut ăsta, cu Trudeau ăsta, a dat-o în mălării. Da. Rău. Cum să le iei banii că îl finanțează pe ăla și toate gândele? Dar ai văzut teoria cu Trudeau ăsta, că ar fi băiatul lui Castro? Astea toate zvârșesc. Ai văzut, nu? Dar ai văzut aia că ar fi. Am văzut că Nicu trăiește, că Elvis Presley trăiește, că Hitler trăiește, că Ceaușescu trăiește pe insulă, da, că Ceaușescu e pe insulă, da, joacă barbuc cu Elvis Presley și cu Ana Paucă, nu, aia muni, da. Adică toate astea le-am văzut. Astea, la fiecare personalitate apare, în astea că se uită lumea. Da. E adevărat asta că Dej l-a vrut ca urmaș pe Gheorghe Apostol? Da. Am și cartea care tot nu apuc să o iau, să-ți o dau și asta știu eu precis. Adică Apostol cu Ceaușescu, nu din ei. Apostol, trebuia un om care avea origine de muncitor și asta și origine sănătoasă. Deci nu ceea ce a zis fostul tău prieten, a declarat pe diferite podcasturi, că l-a lăsat că pe tatălui și că nu știu ce și că... Bun. Că tasul și cu tata l-a sprijinit pe Ceaușescu, asta e adevărat. Ok. El nu avea cum, că nu puteai să conduci un partid comunist pe vremea aia, când tu erai de altă origine și burghez. Uh-huh. Deci era o aberație, asta ce spune, e o aberație. Trebuia să fii, ai origini sănătoase și din clasa muncitoare, care merge în paradis. Ultimul mesaj de la Nicolas Plamuti, 25 I-am de luni. I-am spus să intre pe Telegram. Că n-am, da. Cât avem, câte like-uri avem? Că nu mai 722 și subțire. Like-uri și subscriber avem? Doi. Subscriberi. Câinele, Aki, subscriber. Da. Ce știe, și tap-tapul, zi. Ce știe Serghei despre asasinatul din 91 din strada Precupeții Vechi în stil mafiot? Da, dumne, când l-a pușcat pe ăla, când s-a dat jos din mașină și nici că nu l-a prins pe ăla niciodată. Nu mi-am cam aminte. Ba da, l-a pușcat până când s-a dat jos chiar din mașină în fața casei. Uh-huh. L-a fost primul atentat ăsta de mafiot în România. Uh-huh. Bun. Serghei, dacă trecem la euro, care crezi că vor fi urmările? Suntem terminați. Au suferit ei nemții atunci când au trecut la euro. Dar italienii au fost în pragul falimentului. Păi gândește că am avea acum salariu mediu 300 de euro. E simplă povestea. Bun. Și totul va fi ca afară în euro. Cu ce cumperi? Nici benzină nu mai poți face. Orice președinte vine, îi se pune zgardă de cei de afară și țin telecomanda.
Dom'le, pot să... Sunt într-adevăr, dar uitați-vă la Ungaria, care sta... Tu ai văzut ultimul discurs, cum a zis că UE-ul sunt niște... N-am, nu. A zis foarte clar, niște derbedei care habar n-au și... Eu nu înțeleg o chestie, poate poți să mi-o explici tu. Ăsta al Ungariei, Orban ăsta, da? Bă, deci de nu este, îi face pe ăștia, îi nenorociște, Ucraina, da. Pâncioc, până alea, nu știu, da, ce. Bun, am înțeles că a deblocat vreo 75 de milioane de euro, da, fonduri europene. Cum? Și aici că niște anagramați care vor să conducă lumea și care, nu știu, ar fi acurut de tot, da, nu am discursul. Explică-i și cum? Pentru că oamenii foarte deștepți și îți mai spun o singură chestie. Ungurii au avut o timpul diaspora foarte puternică. Da. Cum da? Nu știu, te întreb, că deci, n-am interacție. În primul rând că noi n-avem pe nimeni în Parlamentul American. Ungurii au un parlament parlamentar și ăștia de origine unguri și ăstea au de... Prin el mergeam eu pe acolo în 77. Noi n-am avut absolut niciun român din emigrația noastră, nu? Să fie acolo, nu. Sunt foarte uniți și au ocupat emigrația lor, au ocupat funcții, s-au integrat atât de bine cât au ocupat funcții în statele puternice. N-am înțeles, și au făcut practic un fel de lobby de afară. Păi fac lobby, nu? Da. Noi care am ajuns afară nu mai vorbeam românește. Pe timpul Ceaușescu. Da, nu, deci noi facem altceva. S-ascundeau că vorbesc, să fac aia, da, și plus care erau afară, din 5 turnau 6. Da, asta n-am înțeles-o cu românii plecați pe afară. Ți-o explic de ce, pentru că n-aveau niciun ban, nu făceau nimic așa și statul român le dădea bani. Securitatea așa, le dădea bani și asta era. Bun. Ce părere aveți despre Mugur Mihăescu, că este membru în Partidul Aur? Dom'le, în afară că Mugur Mihăescu este un actor de deosebit, mie mi-a plăcut foarte mult, am urmărit toate alea, mi-a plăcut după aceea că a avut curaj să se ia cu ăștia în pandemie rău de tot, da, înțelegi? Și am fost cu el într-o emisiune și tot ce spune foarte bine, foarte pertinent. Păi s-au luat de ăia, nu s-au luat că a făcut la glume, două glume, nu știu care, de Revelion și le-au scos. Da, la TVR atunci. Da, le-au scos alea. O aberație și eu zic că și-a găsit, s-a înscris într-un partid unde poate să, deocamdată poate să se exprime ceea ce vrea și care corespunde cu ideile lui, care sunt și ale mele. Și foarte bine face. Okay. Le trebuie oameni de nivelul Mugur sau lui Terche sau lui ăștia. Uite, comentează Marian și zice că ce se întâmplă în Europa cu așa zisa migrație, deja e invazie. Păi e invazie și la un moment dat ceva, 100% îți va pune punct. Pentru că nu acum se mai țină. Da. Domnul Serghei, este adevărat că lui Nicu Ceaușescu îi plăcea mult de Nadia Comăneci? Dom'le, e un subiect care eu tot timpul l-am evitat, nu ca alți prieteni de-ai mei care mâncau cap la televizor. Din punctul meu de vedere, Nadia Comăneci a fost unul și mai mari sportivi ai noștri. Și ce rost are o chestie dacă ea nu vrea să spună, nu vrea să spună, să ne băgăm noi în viața. Eu zic așa, ca o mică paranteză, mai mult fugea Nadia Comăneci după el decât el după aia. Ah, bun. Cineva te întreabă dacă ceea ce spune Grigore Cartianu despre Revoluție este adevărat, adică dacă cunoaște subiectul într-adevăr. Nu. Grigore Cartianu spune face parte din oamenii care sunt cu ură, care sunt vehemenți, și care, eu am fost într-o emisiune, două cu el, și spun de ce, că trebuia să mergem la o emisiune, la un post de televiziune, și el când a auzit că vin eu, care, oricum eu nu-l jigneam, că nu e caracterul meu la televizorul ăsta, și nu o să jignesc, că fiecare are părerea lui, dar cred că nu i-a convenit ce voi spune eu, față de ce spune el. Da. A fost băsist, după aia s-a mutat în partea alaltă, a fost în toate alea. Și normal că ei l-a susținut tot timpul punctul securității, punctul ălora care sunt acolo, care e puțin diferit de al meu. Dar iar mă ia lumea că vorbește băiatul Goebbels. Cum a zis Glot? Da. Gânduri bune din... Ce? Zi. Scuză-mă, spune. Trimite Tom mesaj, discuție dintre el și Rogozea. Domne, actorul ăsta fără soartă în cinematografie ne cam desconsideră. Asta spune Rogozea? Da. Stai că ne sună Tom. O să te bag în... Da? Aia e la tine? Nu e la cretin? Aici e.
Nu ne aud. Spune aia cu rogozea. Ți-a făcut bestia umană de rogoze. Zis să dea mai încet. Mi-a zis. Live-ul. Dă live-ul mai încet. Nu știu. Tom. Da. Băi, fata, spune lui cretinul ăla. Păi dă live-ul mai încet ca să, te auzi tu. Bă, cretinule, n-are cum, n-ai înțeles nimic. I-am trimis lui Fita, mă. Gata, mă, mi-a zis, hai că eu spun ceva și tu nu înțelegi nimic. Da, mi-a spus aia, că cu actorul, cu alea mi-a citit-o. Bine, băi, bocciule, hai. Pa. Bă, boule, deci jile la boule. Și oricum ne cam atacă, trebuie împins pe scări să pară un accident. Fără filmări astea, rămân la Ion Mihalache. Rogozea, vezi? Că nimeni nu, toți țipă. Lasă-mă să le punem și dacă țipă ce? De ce s-a filmat cu mine? Îi trimit la tine, că e la mine țipă, nu la tine. Gânduri bune din Londra. Mulțumesc dumneavoastră, domnule Serghei. Mi-am înscris fetița la ore de vioară. Foarte bine. Nu mai fumezi? Nu. Din când în când. Așa, o țigară la 20 de ani. Foarte bine, pentru că trebuie să încerci și să vezi ce aptitudine are copilul. Pentru că poate să aibă un talent sau o chestie care tu nu dai seama să nu-l descoperi. Cunoașteți pe cineva din Beiuș? Pe respectul din Beiuș, dacă acolo am făcut armata la batalionul disciplinar. Salutări din state, din miezul comunist. Serghei, arăți super, așa grizonat. Ești chiar atrăgător. My darling. O, fată sau băiat? E fată, Liliana Manu. Fată merge, poate mă lua vreunul acum. Poate mă lua vreun negru. Nu? Ciprian, te ia, Daniel. Stai un pic. Ai încercat vreodată steroizi? Nu. Să trecem la filme. Îți place Avatar? E cu poze desenate animate. Avatar e unul dintre cele mai tare filme. E făcut genial și al doilea și primul. L-am văzut, primul cred că l-am văzut vreo 20 de ori. Și ideea e genială. Renate Müller zice, ai mare belea cu mine și cu rogoze. Da, o să mă ascund. E adevărat că Elena Ceaușescu a avut o aventură cu pilotul personal al lor? Niciodată, v-am explicat de 1000 de ori, nu am acum. Și dacă iar iau de la început, iar spuneți că mă repet. O luăm razna. Dacă a fost primul atentat mafiot din România, sigur a fost mâna lui Serghei. Cine ești? Dragomir Florin. Mareșale, atât timp cât nu există diferență între clasele politice, stânga și dreapta, nu o să mai se schimbe decât jucătorii. Jocul rămâne la fel. Pe ca să fie diferență între dreapta și stânga, ar trebui să avem două partide puternice, centrul dreapta, centrul stânga, pentru că extrema și dreapta și stânga se întâlnesc la un moment dat, că extremele se întâlnesc. Și în primul trebuie să avem o ideologie, adică partidul respectiv, cum e în Anglia, laburiști și democrați, care sunt din tată în fiu și au o ideologie. La noi dreapta dă legi de stânga și stânga dă legi de dreapta. Adică dacă îi întreb, ei habar n-au ce înseamnă să fii de dreapta, ce înseamnă să fii de stânga. De stânga, protecție socială, cu astea așa, dreapta să ridice clasa de mijloc și să pătura de mijloc ca să dăm bățim prin viață. Și mai zice, mai că-s prea deștept. Uite, cineva zice în felul următor. Ștefan Daniel îl cheamă. Dar domnul Serghei are facultate sau studii superioare ca să vorbească de politică? A terminat ASEUL? Nu, eu n-am, în primul rând, am studii superioare, dar nu trebuie să termin neapărat o facultate de specialitate. Înainte exista Ștefan Gheorghiu ca afară, care există facultate politică, la care nu am studiat, dar am cunoscut pe foarte mulți din profesori și am stat de vorbă, în care te învață marxism, capitalism, comunism, toate astea care conduc, ca tu să știi formele când ajungi, politice. Toate formele, când ajungi acolo, ca să știi în ce te încadrezi și ce trebuie să faci. La noi a fost desfințată, afară mai există. Avea Sergiu Nicolaescu vilă la Viena înainte de 1989? Avea la Berlin. Pentru că era singurul care mergea și avea sediu la Berlin și ducea toate alea și avea și mașină cu număr de Berlin și, numai, și care îl pasă da mare dizident și evita chestia cu număr par și impar cu circulația, cine știe de pe vremea aia. Da.
Nu, mă uitam că eu, da, în fine, nu contează. Ce? Nu, mă uitam că eu nu știam că la ASE se studiază științe politice, nu. Știam că la SNSP. Există la SNSP, facultatea de științe politice. Da, eram... La ASE cu științe economice. Da, 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 la fine, omul fi zis că na, a vrut să mă încurce. Bun, două secunde. Ce aveți de spus despre subiectul droguri între tineri? Și cea mai mare nenorocire și o chestie care s-a scăpat de sub control și, domne, fără niciun pic, drogul nenorocește, punct. Orice îmi spune oricine, orice. Și mai ales astea cu toate chimicalele astea, cu toate nenorocirile, cu toate pastilele astea și cu toate astea le prăjește creierii. Mm-hmm. Da. Nu înțeleg întrebarea lui Ciprian, dar în fine. Da, spune că poate o deslușesc eu. Gogoașe, acest Daniel investește în OnlyFans. Ok. Dona Bibi, te întreabă Serghei, te întreb serios, te îngrop sau te arzi? Pe mine mă bate gândul să fiu incinerat. Păi costă și nu e ieftin să te arzi. E, nu. E mai... E mai scump decât am înțeles. Nu. Să te... Nu, nu. Deci sunt de religie ortodox, da. Și în religia noastră, din pământ a ieșit, în pământ te întorci. Și avem această tradiție să fim cu neamurile, cu familia, cu toți îngropați. Că așa e tradiția la noi, nu? Că de-aia ne așa apărăm terenul ăsta unde avem îngropați strămoșii și strămoșii noștri. Deci te duci la Cernica. Dacă mă primesc acolo, dacă nu, păi a zis... nu e, ți-a rămas locul ție? Ba sau? Da, dacă mă cer cu familia mea, mă primesc. Cine a zis că mă primește la aia? Iulia Manescu. Când mă bagă lăcășesucul să fim acolo amândoi. Uite, Renate Müller zice, eu îl perpelesc. Uite că a scris cineva, dar la SNSP este secție ce aparține de ASE. Da, asta nu știam. Nicio. Este Mircea Dan Joană, viitorul președinte al României. Ce părere aveți de reportajul Recordele la zborurile private? Dar am vorbit. Ca să te, spune-le să se uite la noi pe ăștia dacă astea nu, sunt de pe YouTube, dar uitați am intrat mai târziu. Dar ia am discutat. Luce ce spune, te împăiem ca să rămâi veșnic cu noi. Chiar, dacă ar vrea, ai vrea o chestie de genul ăsta? Hai mă, cum să nu mă, ceva, ce sunt ca la Lenin. Criogenăm și îl... Mă, să știi că asta ar fi o variantă, eu cred în chestia asta. Criogenic. Adică cred că sunt peste ani. Da. Eu mă uit de la vârsta mea când m-am născut până acum, cum a evoluat tehnica medicală și cu toate astea. Mai asta cu inteligența artificială, acum sparge în două. Da. Uite, Ciprian revine cu o întrebare genială, de 100 de puncte. Ce părere are Sergiu despre filmul Mariana? Deci Mariana mai, de la P7, care Mariana? E numai dezinformări face Ciprian aici. Păi tot el a lansat și cu virus. Da, ai văzut că s-a uitat lumea la pe cine maraton și m-a văzut? Da. Uite, cineva zice, Cătălin zice că omul întreabă dacă te arzi, dacă te îngropi. Depinde de sumă. Altcineva zice, vând Golf 4 decapotabil, cutie de viteză în pardosteală. Nu, dom'le, eu, nu știu, e o chestie care, nu știu, pe mine nu mă... Pe un singur om l-am înțeles, pe călarea meu, care l-am îngropat cu Vivian Al și cu toți ai noștri la... Așa că el a avut o chestie, el a stat toată viața cu noi la Neptun acolo, cu schimb valutare, cu toate contrabanda noastră care s-a avut pe timpul Ceaușescu, cu toți banii aia, cu toate alea, el a fost foarte legat așa și bă, marde și m-a rugat în fața acolo unde am băut cu mine și cu Vivian și cu la terasele aia și unde am făcut o groază de bani. Asta nu înțeleg într-un fel, dar să mă îngrop să mă țină unul pe în casă și asta mi se pare o barbarie. Nu să mă îngrop să mă arzi, că sunt unii care stau cu cenușa, la da, gât, da, în casă, da, în alea. Da, da. Cum să stau cu tata? Unde tata? Uite la acolo. Să vezi că l-a scăpat câinile pe jos și l-am prăștiat pe tactul. Da, în altă ordine de idee, ai bustul, nu? Pe asta e complet altceva, bustul. Și bustul e făcut de Oscar Hanu, mare sculptor al nostru. Nu-ți spun că cum nu știi. Nu, nu-l cunosc. Păi acum că a murit. Dar bustul l-ai achiziționat tu? Nu. De ce? De curiozitate, că n-am știut niciodată povestea. Bustul nu, pe cine să le ia? În afară de mine care somn de artă. Și cultură. Lidia la piano. Asta zice deja de acolo. Eu l-am luat din casă, da. Dar l-am luat înainte să moară mama și tata. Voiam să am o întrebare că de la Horațiu. Cu Dănele, dar tatăl tău ce părere a avut când a aflat că ai vrut să iei bustul?
Păi nu, că el știa că l-am luat. A, și cum a reacționat? Și-a mai luat și o groază de statuie astea care au rămas la prima mea soție, care nu și-a făcut cu ele. El s-a întrebat zmarda. Statui? Ce statui? Da, dumne, statui mici, făcute de Oscar Han. Trească Nea Serghei, cel mai valabil băiat. Care e treaba cu Nămol, Carbiț și Marin cum nasul? Serghei, cum ar putea un tânăr în ziua de azi să aibă un venit mai mare? Înainte era mult mai ușor să îți iei o locuință, acum fără credit nu mai poți. Și ăla cu greu. Și cu credit nu mai poți acum. Datorită inteligenței conducătorilor care ne conduc, au făcut, au stricat absolut tot. Au făcut de căcat singura chestie care mergea în România. Construcțiile. Haideți cu like-urile. Câte avem? 800. Haideți, da, plecăm acasă. Simativ, da. Din ce este făcut bustul? Acest bust este făcut din gips. Gips. Da, dar vreau să fac în bronz. Chiar vin să aminte să mă duc la combinat să vorbesc cu ea, să văd cât mă costă să-l torn în bronz. Am zis că trebuie să-ți facă matriță, astea să spună. Păi ăsta e matriță, după ăsta să toarnă. Deci după ăsta să-ți face negativul. Deci toți sculptorii nu-l fac din bronz, că nu poate să-l cioplească în bronz. Nici să-l modeleze. Toți îl fac din ăsta și după aia îl fac, bagă negativul și după aia să toarnă bronzul. Asta am crezut că e deja turnat, de aia te întrebam. Nu, astea sunt făcute... Mișto. Serghei, știi... Din lut. Da, domnule, nu fac atât. Da, nu, știu, am văzut pe... Statuile se fac din lut. Da, domnule, am văzut. De-aia ți-am zis că rima trebuie făcută... Rima ți-o dă... E un nisip în care se bagă, după aia se, ca să ia, după aia cu aia. Am văzut, tehnica. Da. Serghei știe că în bust este ascuns aur, sport la spart. Da, aurul, era să zic. Iohannis încă nu i-a închetat și pus la perete. Uite, Renate Miller zice, eu pot să-l torn și fără bronz. Păi dacă a turnat toată viața. Salutare, ați primit dreptul la replică de la Budeanu și Tatoiu? Nu, sau nu știu, n-am urmărit. Nu, n-am văzut. E ocupată momentan să-și pună. Eu sunt prea mic, are miniștri, are umoară în fiecare seară. Bălea. Eu sunt gâță mică, ce să mă umoare pe mine? Eu sunt gata mort. Deci că așa, Serghei, să-l faci din bronz, vorbesc cu Tom. Care este cel mai antipatic personaj din politică pentru Serghei? Bă, din politică n-am, ăia care sunt jurul politicii. Cel mai antipatic e Cristian Tudor Popescu. Care n-ai cum să... Ăsta pora nu haleam niciodată. Pentru că au vehemența aia care, în care intră puțin și Cartianul, care nu poți discuți cu ei. Adică dacă ești, în primul rând, că eu dacă apar în fața lor, sunt, din prima sunt comunist. Ca și la toți aia care le explic că n-am fost membru de partid, că am fost o lepră, că stăteam pe vremea aia când eram în partid, eu stăteam cu Calu, cu Cain, cu Albanezu, cu Giovanni, cu Emil Țiganu, cu Zaharică, cu Căluțu, cu toți care îmi vin acum în cap, cu Broască, cu Iulius Bota, zi, bă, și eu eram la Ciordeală în RFG era pe vremea aia. Cine mă punea pe mine comunist când... Gata, deci iar eu am început că oamenii nu înțeleg. Și nu pot să le explic. Deci ăștia, când primul care mă văd, primul lucru că sunt comunist. Nu știe că eu poate am fost unul dintre cei mai mari anticomuniști din România. Că multă lume mi-a zis la Revoluție, bă, dar tu puteai să mergi să-ți iei bani, să-ți iei astea, că tu chiar ai fost împotriva sistemului și chiar familia ta a avut de suferit. Rău, nu așa, nu glumă. Nu cum zic ăștia că m-a luat puțin de barbă și astea. Nu vreau să intru în subiectul ăsta pentru că m-am spus o dată, asta a fost între noi și familia Ceaușescu și am zis să nu le discutăm. Dar spun așa, ca fapt divers. Dar persoanele care mă fac comunist, mă refer la ăștia care sunt cu internetul cu astea, știu toate chestiile astea. Păi și așa, cum mai mă faci pe mine comunist? Păi, da, mă rog, intrăm în niște chestii care oricum nu păi au... Păi nu, dar nu logică. Adică eu pot să discut cu un om care pot să-mi spun argumentul meu și argumentul lui. Dacă el din prima mă cataloguează și nu discut cu tine, că ești așa, du-te de recu' de aici. Câți ani are Cartianu? E de aproape de tine? Are 70? Nu cred că are 70, 60? E mai mic. Are 60. Deci bag mâna în foc că a fost pionier, că a fost liderul UTC, mă rog, cel puțin în UTC. Deci aia puțin, deci aia care au scris cum a fost Roșca, cum a fost Cristoiu, cum au fost ăla, toți aceia care au lucrat la scântia tineretului, normal că au fost
în regimentați, că nu puteai să scrii la scânteia tineretului dacă nu erai la UTC de frunte sau dacă după aia nu erai membru de partid, că n-aveai cum, n-aveai cum. Mai ales că ei care au fost în ziarele, care au, dar foarte buni oamenii că s-au format acolo, care după Revoluție au făcut toți, Nistorescu, toți au fost mari oameni de presă. Deci ei n-aveau cum, dar pe mine eu ce să scriu? Uite, ne scrie Stepa, voi Raul, vă salut și eu și mama. Monica, ți-a scris că ești, salutări din Maramureș și ești cel mai tare actor. De unde m-a văzut? Nu știu, să ne zică Monica. Deci asta e, și atunci cu niște oameni care nu poți să-i scoți un cuvânt că te cataloguează, ca aceștia care îmi scriu, o fire al dracu de comuniști că ai luat banii și astea. Dacă ce poți să le spun până la urmă, decât să zic ca ei, nu? Dar dacă ai vrea, dacă tu te uiți la mine, dacă te uiți la ce am făcut și la ce povestesc eu, cum puteam să fiu comunist când eu trăgeam pe stradă cu arma în timpul comunismului, în ambasade și în oameni și spărgeam totul. Păi ce comunism mă facă? Da. A, deci uite, e așa de, eu mă așteptam, are 54 de ani, nu scutem 69. Eu credeam că e mai bătrân. Și câți ani are? 54, nu, e născut în 69. Eu credeam că are 60 și ceva, sincer, după cum. N-ai, oricum, adică, da, mă rog, în fine. Oricum, adică el a intrat în activitatea jurnalistică în 91-92. Nu știu mai fac eu lui ăla, bă, da, problema mea. Ce, adică dacă el a studiat pe vremea aia că fiind jurnalist, nu ți-e clar că îl pregătea partidul ca să fie jurnalist de partid. Deci, care a fost cel mai mare comunist dintre voi doi? De curiozitate întreb. Păi, eu n-am fost nimic. Eu ce zic? Eu am fost tâlhar. Adică dacă este ilogic, nu? Arată-mi tu un jurnalist pe vremea aia până în 89 care scria el liber, era așa, era... Care dintre ăștia? Da, în fine, lasă-i în pace să... Și de asta nu halesc să vorbesc cu oameni de genul ăsta. În primul rând că dacă... Uite, mai e un post de televiziune care da. Ba mă cheamă și după aia nu mai mă cheamă că aude conducerea și nu vor la divertimentul ăsta. Și ăia tot pe chestia că nu bă că ăsta e comunist. Nu cred. Să mor eu. Haide, domne. Au început oameni foarte tari să au încercat să scrie cărți cu mine și cu astea și dar era un cercuri de din ăștia de extremă care au ieșit și în piață da. Și astea și după aia le-au spus și prieteni și ăștia, ce bă scrii despre ăla că a fost comunist de oameni care au scris piese de teatru, tari, astea așa, și care eu am rămas mute, care, adică nu le-am spus nimic pentru că pe mine mă durea așa, dar puteam să spun, stai, bă, dacă te apuci de o chestie, deci întreb sau dacă ești atât de slabă că dacă tu ești mare scriitor și îți spune Marin cumnatul și ăla să mai scrii cu ăla că e așa, că în primul rând nu scria o chestie despre un comunism, ei au vrut să scrie despre viața mea și chestiile astea care erau. Deci, am întâmpinat-o de multe ori, adică dacă dai de ei care s-au m-am dus la petreceri unde erau din ăștia care erau vehemenți, care se strâmbau la față și plecau. Da, nu, da, nu, eu nu pot să înțeleg, adică nu pot și știi și tu că ai văzut că am stat atunci și am dialogat cu acel personaj, da? Așa că am stat și am dialogat că aia e, adică nu m-am strâmbat, nu l-am înjurat, nu l-am așa. Nu, dacă îl înjuri și faci așa, ești ca el. Normal. Dar am pățit-o de multe ori, bine m-a durut, efectiv nu m-a interesat. Că nu m-a interesat, ne încercând să am apartenență la vreun partid, ne încercând să am vreo funcție, n-am încercat nici înainte. Ce funcție să-mi dea mie când eu nu știam cum să plec cu aia pe la Pămoze Strase să fac toate nenorocirile. Da. Cu George Barba, cu Hermănică, câți erau pe acolo, numai cuib de lepre adevărate, cu Izet, cu toate alea. Cum să fiu comunist? Da. Eu steam cu George Barba în puf, ăla spărgea toate magazinele cu haine de piele și le ardeam pe toate alea numai pe geci de piele, pe pantalon, pe alea, că noi steam în puf. Da, da, da. Și ăla venea cu te 20, că lua, pe vremea aia să lua cu microbuzul, că, că am fost și cu doamna Cora când a dat prima oară de ei și a rămas mută și am întrebat, ce training-uri vreți? Și eu am spus, la cost. Și a spart aia și a venit cu 500 de training-uri la cort. Zic, băi, ești nebun că era pe timpul Ceaușescu, unde mă duc eu cu ea? Alegeți câte vrei și restul aruncă-le. Pe cine sunt, ce partid să mă bage pe mine? Atâlharilor, a hoților, că iar mă apucă nervi și vorbite. Și eu recunosc pe asta, dar așa a fost. Așa a fost. A venit ultra-România. Salut, Răzvan. Ce să le spun, nu? Ciprian zice așa. În ultima perioadă,
E cu credința, Serghii. Simte apăsări de la mănăstirile din nordul Moldovei. Da, și simte apăsări. Să știi că eu sunt fără Caterinca. Am avut sau ce-ți comunește să fiu? Că mai vă dau un exemplu. Eram cu Gogu Strigoi, da, și cu George Barba și devalizam, s-a prescris, era 77, 78, deci puteți să mă pupați în cur și mă doare în cur, că am spus toată viața. Și devalizasem de niște casete. Așa. Și parfumuri și Gogu și-a să-i dea mai mult lui fratele meu, George să-i dea lui fratele meu, ne-am luat la ceartă în mijlocul restaurantului și George, care era nebun, le-a luat pe toate și nu se dea cu el de pământ. Și zic, bă, boule, mă prind ăștia, aude Ceaușescu, acum fur și casete și astea, terminați dreacu prostile. Cine să mă, ce partii să mă bage pe mine, chiar mă bucă nervi. Nu te mai enerva. Păi nu mă, dar sunt atât de cretini. Când mergeam cu Iorga, cu distrugătorul, da. Iorga o mai trăie, o mai trăiește, că mai trăiește Iorga. Iorga era cel mai performant, nene. Intra ca mine și așa, uite așa, i-am jucat. Da. Când a luat prima oară cu profesorul Zabet, îl întreba, vrei provărul ăsta? La da, vrei provărul, credea că le cumpără. Când le-a băgat acolo, Zabet s-a roșit și a zis, eu nu mai mă mișc de lângă tine. Se numea distrugător, puțuchie, ce partii să fiu eu? De dreacu de proștii, dreacu. În mod normal, la cât erai de hoț, trebuia să fii șef de partid, nu doar membru de partid. Cineva întreabă dacă a reușit Irinel să strângă banii în urma emisiunii făcută. La ultima oară cât m-am interesat, atunci strânseze vreo 10 sau 15 mii de euro. Dacă i-au dat banii aia care au zis. Uh-huh. Bun. Serghei a vizitat China înainte de 89? Nu, am vizitat China. În China am fost cu renumitul Mimoză, Mitocanu și Potochin la contrabandă de canadiene și vroiam să aducem aur dentar, dar n-am putut. Dar ziceai tu că ai fost cu tatăl tău la un moment dat în niciodată ceva. Niciodată în China. Dar unde? Că ziceai că era un palat din ăsta făcut mișto sau hotel, ceva imens, nu, cu marmură. Fost, cu... Am fost niciodată în ceva, dar am fost în Polonia și în Iugoslavia, acolo era casa lui Tito, că am stat în casa lui Tito, nu eu, că am stat cu tata, unde, la ce am făcut acolo, nu mai am luat nicăieri și nici n-am vorbit vreo 3 ani de zile cu mine. După faptele. După faptele, probabil la Auschwitz, când eram acolo de îndeamnă filmul, am avea aparat, n-am mai suportat, l-am învârtit și mi-a dat un aparat în cap unde a aplaudat toată lumea. Și după faptele pe care le faci tu, Ana, cât ar mai trebui să vorbească cu tine? Păi nu, că el, dacă ea le face, nu mă deranjează, că mie îmi plac, dar acolo le-am făcut și rămăseseră amuți. Eu cât nu timp nu vorbesc. Tu, faptele pe care îi le faci tu ei. Eu nu aplic astfel de pedepse. El nu că este dependentă financiar de mine. Da. Serghei îl cunoaște pe Mihai Rotaru. Mihai Rotaru, dar știu bine, dar uite că Rotaru știu bine tot, dar nu fac legătură acum. Sună cunoscut numele. Fotbalist, poate? Nu, e și ăla-i Rotariu. Rotariu? Da, mi-e foarte cunoscut numele. Deci ai spus în câte țări ai fost înainte de 89, bine ai zis cu tatăl tău și fără el așa... Nu, dom'le, acolo am fost acum, acolo am rupt toate țările de unde se putea dobândi marfă de vânzare. Nu țări socialiste, mă, n-am fost, lasă-mă de la aia acum. Asta voiam să te întreb. Asta era culmea, că nu plecă, puteam să plece nimeni și puteam să plecă acolo și mă așteptau leprele. Ce de la aia, cum să mă duc eu? Să mă duc în Bulgaria să spun parfum, să mă ard în găuț? Cumpărai castraveți din Bulgaria. Ce de la aia, mergeam de unde puteam să vin cu marfă. Bine. Și din ce țări? Italia, ce? Italia, Franța. Spania. Spania nu, că erau cel mai bun Italia, Franța cel mai bun era RFG-ul. Uh-huh. Uite, zice cineva că e patronul Craiovei, patronul Universitatea Craiova. Da, domne, da, mi-a scris și ăsta, da. Vezi? Deci, Lucian scrie, da. Uh-huh. Nu știam de unde știu. Haideți cu like-urile, vă rugăm. Bună seara tuturor. Domnul Mizil, care este pentru dumneavoastră scopul artei în general? Ce ați dori să transmiteți dumneavoastră prin picturile pe care le-ați realizat? Mulțumesc frumos! Dom'le, scopul artei mele, că a fost singura chestie care mi-a plăcut, am fost foarte talentat, am vândut, după aia am transmis ce transmite un pictor, nu? Adică am o pictură decorativă care poate să pună orice om în casă, care îmbine ochiul prin culoare, prin compoziție, prin asta și va ajunge că poate să zică Siegfried sau cum îl cheamă, că sunt prea inteligent cu... Renate Müller. Renate Müller cu scalul ăla de Rogozia.
M-am lăsat pentru că v-am explicat în alte emisiuni și m-am lăsat, dar asta era acolo, se mergea pentru că veneam cu, nu ți-am spus că eram cu profesor Rozabet și ne întorceam acasă și înainte de Revoluție, nu știu ce are mai importanță, și noi mergeam și cumpăram săpunuri Lux, Rexona și spray-ul așa, de la magazin, dar noi cumpărasem vreo 6 căruțe în aia. Și ei ne spuneau, dom'le, dacă deschideți magazin, mergeți la metro și aia, că luați mult mai ieftin, că dacă noi cumpărăm, deschidem alt magazin. Nu știa că noi făceam contrabandă. Contrabandă. Și că spune la copii, un video era cât o garsonieră. Nu era, dar căram playerele. Ți-am spus cu Zabel cu playerele, că am văzut-o când mergea cu playerele în cap. Profesorul Zabet era un munte de om mare așa și negru ca mine și eram amândoi în Germania și aveam canadiene elese roșii, nene. Noi negri și cu ele roșii și veneam din Austria și intram în Germania și era granița deschisă, înțelegi? Uh-huh. Și pe noi ne-a tras toată așa și el făcea, dar ce dracu ne-a tras toată culoarea asta? Păi nu vezi că suntem două canadiene fără cap? Că am negri amândoi. Și mergem acolo în Francoforte cu domnul Julius Botas, Bota, auziți, bășină, înțelegi, și să luăm 10 playere să le comercializăm în România. Și intră Zabet așa mare și el tot vrea să vorbească germană, nu știe nimic, înțelegi? Și ne întreabă ăla din ce țară suntem ca să ne dea, ca să prins pe frecvența aia, televiziunea, sau nu-mi dau seama ce, că erau prins pe frecvență. Și Zabet, și eu zic, din Mesopotamia. Ăla s-a uitat la noi și mulțumesc. Luăm 10 playere, pleacă Zabet, cum era, tu știi foarte bine, cum da. Spus, le pune în cârcă așa și iese afară. În loc să le pună sub brațul ăsta, le ținea pe cap așa în cârcă. Mergem la Julius Botau, am mers la restaurant, am văzut două urme de alți tovarăși și români care ziceau pe balcon să ne elibereze de playere. Ca să vadă ăștia ce partid comunist era, nu înțelegi? Veniseră, știu și numele, vreau să-i dau că poate mai trăiește, că a văzut așa, că ningea afară și era urmele, că a văzut că am plecat și a zis, sparg casa și iau playere la fraieri. Noi ne-am întors, în fine. Și a apărut să playerea că dacă nu era caseta imprimată, apăra și play și derulare, automat. Ne dă Iulius Bota o casetă, o băgăm, pleca și la, asta apăruseră noi. La alte trebuia să apeși. Apărea și că merge și derularea în același timp. Profesor Elizabeth, să moară mama, ne arsă la. El avea geantea să scoată două șurubenițe să facă. Zic, profesore, stai puțin, mergem înapoi. Înțelegi? Ne-a văzut la a doua zi că vine ăsta cu 10 prieteni în cârcă canadiană aici. Deja l-a rămas mut. Și eu, caput, așa, așa. Și el a băgat caseta lui. Da. Care mergea, că era imprimată, caseta noastră nu era imprimată, el îmi spunea toate limbile. Zabet făcea la ureche. Țigane, să moară măta, ăsta are casetă meșterită, nu te lăsa. Ionictă, se dea în caseta noastră, l-a spunea, nu e imprimată, de-aia pleacă. Dar are nimic pe ea, e goală. El a transpirat. Păi ce faci, bă? Făcea, ce ne-ar stu pe noi, mă? Păi ce dracu, tu știi cine să nu să-l bată, că era tot timpul cu ciume, că era așa, așa. Și în fine a venit Iulius Caranței și a zis, bă, uite așa, caseta mea poate nu o fi imprimată așa. Le-a luat, a plecat, l-a închis magazinul, s-a ascuns, bă, niște mașini, ce mai să întorc ăștia a treia oară? De ăsta făcea comunistul de Serghei. Eroul din tine te întreabă, ce înseamnă detaliu în pictură? Are Renoir un tablou broască detaliu? Detaliu înseamnă o anumită porțiune din tablou care o face și o face mai mare. Renate Mirin zice, prost ești, țigane. Serghei, e adevărat că îți place să povestești pentru că parcă le trăiești când le zici, îți pare rău că nu mai merge sau e cum, doamne, că nu, că erau tari de tot acolo, ne-am dus la unul, spunem doar Gogu, nu îi spunem, și eram la München. Așa. Înțelegi, care stătea pe acolo și tot făcea el așa și Zabet prostul se bășea în continuu și el a zis, dacă vă faceți, chem pompierii, și a chemat pompierii, înțelegi? Omul era puțin dus, că la dormeau, steam cu Zabet în cameră, râdeam și îți vine la mine și că, băi, Serghei,
vine un coace, mă scol fix peste un sfert de oră că tu ești om serios, nu vreau să idiotul ăsta să afle. Stăm un sfert de oră, zabe după ușa, ascund și mergem, gogule, gogule, a trecut un sfert de oră, să văd dacă s-au aflat crembuștii. Și vine la noi și spune, ce mașină aveți? Ca să vezi ce deștepți erau. Și zic, Dacia 1300, în șer. A, Renault 12, da. Păi fii atent, furăm unul și ți-l dau să intri în țară. Și eu zic, gogule, dar cum să intrăm cu el în țară? Când văd aia, când... pe fii atent cum vă iau un din ăla de mașină, îl pui așa și o pui cu roțile în sus și intri așa cu ea. Deci ăsta era meu membru de partid. Pe când auzea ăla, cădea părul din asta, ce se mai ia. Dar din România, pe vremea când făceai contrabandă, puteai să iei ceva și să vinzi în Occident, la negru? Domnule, v-am mai povestit toată, dar mă repet. Deci când plecam pe vremea aia, forinții erau singurii de la unguri care se schimbai la Viena. Uh-huh. Singura monedă socialistă, că ungurii au fost tot timpul șmecheri. Da. Fiind Imperiul Austro-Ungar, nu mai au fost așa. Și noi luam tenis de la Pionierul, da. Luam cristale. Când mergeam acolo, apărau niște țigani pe lângă, pe acolo, prin Ardeal, care se și acum stau acolo cu căni, cu vase, cristale, că nu poți să le sport eu să bei, dar lumea luam așa, cristale și ciocolată. Uh-huh. Înțelegi? Da. Astea le vindeam în Ungaria, cum ajungeam acolo, da. Dar tenici, pe tenici, bideam pe loc. La Pionierul se făceau Adidas. Că se făceau la noi țară, da, așa. Da. Așa, cu forinții îi schimbam la și mai stai puțin, îi schimbam la Viena și după aia mergeam acolo. Și în Germania, în asta, făceam contrabandă și vindeam de aici cu Girovitalul. Uh-huh. Era un nebunit cu Girovitalul, că era cum și acum sunt foarte tari Girovitalul, uh-huh. Păi era în Aslane, veneau ăia de afară cu toate alea, da, da. Și făceau ăștia aici niște creme, niște astea care erau foarte scumpe acolo. Uh-huh. Altă întrebare, dar numai de contrabandă, mă întrebate dacă am scris o carte, dacă am fost membru al Partidului Comunist. Ciprian te întreabă așa, detalii la Ciordeară ai și dacă ai făcut fapte cu mine? Și zice că și slotul polonez al sârbilor se putea face exchange în afară. Slotul polonez al sârbilor a făcut o chestie tâmpită, că sârbii n-aveau sloți. Sloții aveau polonezii și n-aveau, nu, pe vremea aia când vorbesc eu atunci... Nu, a zis și a sârbilor. Și a sârbilor, da, sârbilor la un moment dat când au mers afară pe timpul lui Tito și care erau foarte șmecheri, că ăla le-a dat drumul afară și dacă se întorceau cu banii înapoi, puteau să-și facă hotel, alea și mai aveau șmecherie, că Tito n-a fost prost. Dacă eu veneam cu bani de afară și vreau să fac un hotel, uh-huh, și mai erau mai mulți, trebuia tot să mă ajute și eu să le returnez banii. Înțelegi? Da, dar eu când spun de forinția, nu. Am înțeles. Renate Müller zice, Zabet s-a bășit la Azuga încât am crezut că s-a crăpat ușa de la intrare. Da. Și a bătut capra până l-a mușcat, capra care era de lemn. Ce? A bătut capra care s-a mușcat. L-a mușcat. Și cu Michael Tache, ca să vi spun și pe Michael Tache, și cu Mănel, cumnatul meu, când am ajuns la Prater, fii atent ce proști erau. Ajungem la Prater, la Viena, și avea un pachet de Kent. S-a dat prin jocul ăla și i-a sărit pachetul și s-a băgat pe desubt, stau prietenia jocului și a zis, bă, dobitocule, găsim Kent la orice din astea. Și era una îmbrăcată în bluș cu veste, erau obișnuiți să-i dezbrace pe nemții aici pe aia și au murit-o pe aia la cap că aia a închis magazinul și ne-a dus la magazin să-și ia aceleași lucruri, că nu se zicea de ce vreau de pe ea. Bun, nene, eram bun, bine pregătiți. Ci că Serghei vrea Raul să intre în direct, ci că de Black Friday are reducere la chiftele și cârnați de până la 80%. Nu, avem chiftele aici care avem pe gratis, care nu avem voie să mâncăm, că nu dă voie Ana, că ea mănâncă ea să groșe seara. Cum răspunzi la aceste declarații? Care m-a turnat pe mine, că am mâncat o chiftea și am mâncat 10. Tu spargi toate alea în două mâncărurile, tu nu mănânci și ai lasă. Și după ce plecați, vin pe întuneric aici cu mustăți, cu bălb și mănânc toate chiftele. Cred. Și nici nu dai la alții. Că... Cineva ne întreba pe toți trei că planuri de investiții în 2024, că în ce am investit banii, să fie și legal. Dom'le, dacă am bani mulți, nu mai investesc nimic. Îi ții și bine, dar tu la vârsta ta... Păi asta ce mi-a trezit din dobândă, când spuneam dacă am 5 milioane. Dacă am 5 milioane, pun în bancă, dar nici nu mai stau. Dacă am 5 milioane, plec în Grecia. Îmi iau într-un golfuleț, costă bilele, sunt pe gratis. Și stau în golfuleț, bat labă, mă uit la pești. Da. Uite, zice Renate Müller, am 50 de chiftele și pârjoale. Cine? Renate Müller. Da, da, Renate Müller nu le face așa arse cum le-a făcut Nina Max, cam arse, nu s-a arse puțin? Nu, în schimb nu mi s-au părut bun castraveții, mă, de rău.
Păi probabil că nu s-au murat încă, nu? Ba, da. Nu sunt de anul trecut. Nu, n-a pus șebanii, nu știu ce am zis și eu. A pus și alții noi, da. Maica ta n-a vrut să dea că îi ascunde pentru ea. Da. S-au murat încă. Se mânici numai aia. Serghei, te iubim noi ca tine să nu fim, Ciprian. Ciprian, cred că ai furat mai mult decât mine, că după față se vede. Cred că și acum tu mai continui, m-am lăsat, m-am făcut om de artă și de cultură, sunt actor. Dar tu cred că am ababerea dinții și tot ce au, cred că le tragi în ele, cred că ai patent ăla ca în Monte Cassino și în alea. Da, are, ca micuțul și care, cred că ai patent dentar, le tragi proteza din gură. Are, de când i-a dat comisarul Humă patent. Dar stație nu, că n-ai nevoie. Dar el a povestit asta. Păi dacă e prost... Deci cum se cheme aia să te trimită la filaj și să spună că uite geacă, uite patent, stație nu stăm, că n-ai nevoie. Păi ce să fac, bă, că ce nu știa să fac cu stația. El cu stația o căuta pe maică să alo, mamă, sunt aici. Și stația era mai cu miliția. Mamă, vină la acolo, m-a bătut minerii, să mă vezi ce bine sunt îmbrăcat în militar. În jandarm. Te-a întrebat cineva dacă ai văzut șmecheria aia pe care a făcut-o un YouTuber cu brânza regelui de la trimisă stradă de influencer să facă reclamă. Nu. N-ai văzut. Ai văzut filmarea în care un client în Carrefour a făcut scandal mare, fiindcă pe raft produsele aveau un preț și pe bon la total a plătit cu 6 lei mai mult. Nu. Nu. Are Serghei un nou proiect de film în care va participa? Da, dar nu o să uisc. Da, tu mi-am semnat de confidențialitate. Da. NDA. Nu ți-am zis, mă, în românește, confidențialitate. Ia putem să pronunț. Ia, mai încearcă. Confidențialitate. Să-ți câștigi banii pe seara. Confidențial. Răzbunarea anei. Confidențialitate. Dar nu că nu știu că l-am în cap, dar nu am pronunția de la... Da, ți-a fugit pronunția. Da. Am anumite momente și cuvinte că nu pot să le pronunț. Da. Și că să ne zici ce părere ai despre protestele care se fac la București. Toate sunt justificate. Da. Nu poți să trăiești. Stăteam acum, că am fost la spital, da, și stăteam cu băieții de vorba acolo, de la care, da, care păzesc scalarea, care s-au strâns toți poze cu ei, se uitau la stele noastre, nu știu ce. Și am întrebat, bă, cât aveți, că stați, deci stau 24 de ore, o zi liber și astea, 20 de milioane, stai, 2000. A, deci face 24 cu 12 sau ceva. Da, nu știu, dar 2000 să stai afară în frig și din astea și în picioare și din astea și cu arharaci, băi, e un căcat de bani, mă, stai puțin, când te... Bine, nu, poate că patronul nu e de vină, că nu poate să le dea, că n-are cum. Dar nu sunt salarii astea, pentru că astea le dictează șmecherii. Da. Uite, cineva spune, nea Serghei, hai tată să ne împăcăm și cu Raul și să facem o seară frumoasă, că erau cele mai frumoase emisiuni. Da, du-te acolo și uite, dacă vrei să dau un manechin cu fața mea, le ești, te duci acolo. Dar vezi să ai și bani la tine, că trebuie să plătești pentru mine, că nu-ți pot să plătesc cât manechin. Damaschin Sorin te întreabă cu ce rezolvare vezi tu la treaba cu drogurile. Deci, în primul rând, ce rezolvare văd eu la această chestie care la noi lipsește cu desăvârșire. Uh-huh. În primul rând, trebuie să o fie o campanie foarte puternică pe toate posturile, pe toate alea, cu exemple, cu copii nenorociți care cu creiere spălate, cu accidente, cu ce fac, ce se întâmplă cu astea. A doua, trebuie să avem clinici peste tot de dezintoxicare. Da. Și programe cu psihologi cu astea, pentru că toți care ajung dependenți de alea, le trebuie un psiholog. Da. Și ca să fie în asta, ai văzut cum e în America, să adună și pune fiecare faptă care a făcut-o. Ce râzi, bă, ce? De creștinătatea lui Ciprian. Ce am mai zis? Bă, proste, Ciprian. Ce a zis? Băi, stai alea până și ai și pantalonii de pijama. Ca să nu fur chiftele. Da, scuze, avem 1000 de lei cu... Da, nu avem, 833. De care actor important de la Hollywood se apropie Serghei și cu cine ar fi vrut să joace, da, dintre actorii din străinătate? Hai, mă, ce întrebări sunt astea? Cum să mă apropiu de ea? Păi da, dacă ar fi... Mi-mi plac o groază, cum? Și Marcel Iureș s-a dus și a jucat cu actorii de la Hollywood. Da, mă, Marcel Iureș e actor de profesie. Nivelul lui Marcel Iureș. Dar tu așa, cu care ai vrea să joci de la Hollywood, dacă ar fi să... Bă, mi-a plăcut foarte mult Dusty Hoffman, Al Pacino,
Ziela cu Aluniță, care e genial, cum îl cheamă? De Niro. Robert De Niro. Pe vezi dacă știi ce mă întrebă mine. Robert Redford? Nu. Nu? Cam fătălău după mine. De ce? Are fața așa, a jucat în filmele, că nu poți mă uit la filmele alea. Gatsby mare, Gatsby mare. La mine ți-am explicat dacă Clint nu... Eastwood? Când era tânăr. În alea western-uri. În western-uri. Păi, ți-am spus că am și bătut lumea, am și tras ca el. Eu de ce râzi numele meu? Ți-am spus că eram indian, eram cowboy, eram toate alea. Deci de acolo te inspirai tu cu trasul. Da, deci eu acum, dacă, de pe film, când mi-arată Corea Trailer, dacă nu sunt 20 de crime și 50 de ani, alea nu mă uit. Renate Miller zice Dolly Bulan. Și Dan Piticu zice cu Adiță să joace. Deci m-am uitat câteva secunde la Marlena și să știi că joc foarte bine, adică nu se vede diferența între mine și actor, fără categorie. Autocritică, te rog frumos. Nu mă, dar asta e adevărul. Zi, Ana, cine scrie? Weber? De ce spui tu? Adică? Că te-ai uitat tu la tine și ai constatat. Dar tu mi-ai că fii atent, că dacă îl vezi atunci nu l-ai în cap și asta, dar dacă îl vezi, bă, 15 ani, adică și expresie, și mimică, și gesturi, și nervi, și tot ce fac, un stăr, să-i omor pe aia cu pari, să am gesturile. La mine. Cineva ne întreabă că pe ce criteriu citim comentariile, că dom'le, vrea să audă povești. Păi sunt pe internet și pe canal toate poveștile posibile și imposibile. Intrați la mine pe canal și le vedeți. Pe și canalul Dunărea. Pe canalul Dunărea, da. Pe capră le iei în rolul lui Vinetu. Nu, capră e, îi dau rol de pușcăriaș, că el tot timpul să sară, să facă, să mă... Dom'le, pune și în western, îi dai rol de pușcăriaș. În western nu, în western e All Sugarland. Bun. Serghei un pont până în 3 ani maxim. Păi eu nu sunt bune astea până în 3 ani. Nu produci mult din ele. Că Weber îl știe pe Ahmed. Aha. A murit, Dumnezeu să-l ierte, da. Le v-am explicat, adică semna atât de bine cu mine că și familia l-încurca. Înțelegi? Și când eu aveam fabrică de alcool și vine la mine și îmi spune aia, cred că mai povestit-o, dar e atât de bună încât nu pot să mă atin. Și vine, vă caută fratele dumneavoastră afară și când iese, ce frate? Când iese, el era arab-arab, el se uita la mine, mă uitam la el, dar ai văzut fița că seamănă mai mult cu mine decât semnați voi? Sara? Și mă uit așa și zic, ce-i cu ăsta, bă, frate? Înțelegi? Și zice, a început să vorbea cu bum, bomba, l-am terorizat cu Tom rău de tot. Ultima oară a fugit prin cimitir de noi doi. N-am să facem mașină. Atât l-am terorizat că a fugit printre cruci. Și vine la mine și desface așa un palton și avea ei probete de alcool. Eu făcând alea și zic, ăsta oricum, că înainte și acum, ăsta ăștia de la miliție și astea, luau studenți, că aici făceau la miliția, noi, pe arabi, pe ăia, pe ăia, pe ăia, pe chinești, pe vietnamești. Și după aia băgam la netare, zic că este de acolo. Și în fine mă lămuresc eu cu el, că spune niște prieteni de-a noștri, și după aia spune, mă întreba, o facem pasta? Și eu, să facem cu alcool. Și eu, și mă întreba, de câți ani asta? Zic, cam de 5 ani, nu. Și zic, mă, ce vrea asta? Dacă o facem pasta, cât e? Cam 10 ani, nu. Contrabanda, înțelegi? Dacă o facem pasta, 20 de ani, asta, el după... Bun. De adevărat, să vă spună Siegfried sau cum îl cheamă. Renate. Ce piese trupe ascultă domnul Serghei? Acum le ascult pe alea vechi. Așa. Clar că perioada care a fost, dacă aveam părul până aici, dacă v-ați fiat să vezi cum a părul, adică Led Zeppelin, Beatles, Rolling Stone, Deep Purple, așa. Și acum îi ascult pe ăștia care îmi plac, ăștia ți-am spus, gen Puia, gen ăștia noi, care ăștia sunt tântat de tot. Ce părere are Serghei despre activiștii de la Buzău și Ciorani? Nu știu cine sunt la Buzău și zice Ciorani. Da. Știu doar de unul, activistul, da, atâta. Păi l-aș spune cum scot ăla. Ăla de șala bătaie cu lemnul și cu alea, cu atunci. Ah, ăia sunt activiștii aia care merg, dar nu la Buzău. Nu, sunt mai mulți. Ăia cu pădurile, cu alea. Deci, e odată ăla activistul buzoian de șala bătaie atunci cu poliția. Mai sunt unii de să duc fix cu pădurile, ce zici tu. Mai sunt unii care sunt soți de să duc în primării până în astea și fac scandaluri și așa. Da, nu știu. Sunt mai mulți care au apărut. Da. Eu merg în restaurante cu soția mea capră și fac scandal. De ce uneori... Scuze-mă, zic. Zi. De ce uneori la prima faptă primești cu suspendare și în alte cazuri tot la prima faptă primești cu executare? Păi depinde de faptă. Dacă e fapta grea, da. Că dacă faci
crimă nu poți să-ți dea cu suspendare. Dacă fur din greșeală, așa cum... Dar ce pot să vă răspundă, zic, fric, pentru că a cochetat mult cu chestia asta. Auzi, și a zis, da, că tot mai el pe mine. Și să vă spună, Renate, ca și cochetat mult și cu instituțiile statului, de mic copil. Spune-mi, Renate. Că tot bă, băule. Păi să vă spun, cum a cochetat vreo 9 ani. La început și nu i-au dat cu suspendare, dar s-au plictisit. Să tot refuze. O suspendare, două suspendări. Ia vreo, domnule Renate, ma ta să... Și următorul știi cine va lua? Mâna lui dreaptă, care tot mă fac ei de căcat. Rogoze. A, Roghi. Îl bagă pe Roghi în vreo combinație, că e bun. Ia-uzi, Roghi, ce te așteaptă. Pe mine? Nu, pe Roghi cel așteaptă. Păi îl bagă, ce, cum îi faci rost Tom de câțiva ani pe loc. Atât de bun e Tom? Cum? În cloștiți de cap să-l bagă. Și e și bun să-l... Că, bă, Roghi era bun dacă era pe vremea noastră. Da. La asta, la, cum? Pe ăștia mici i-a aruncat pe balcon și intrau pe geam și pe astea că erau mici ca să se curau. Pe cum să intre Tom cu 190 de kg pe balcon? Adică nu, că n-avea Tom 190 de kg. Păi atunci pe de-aia a făcut 9 ani, că era mai slab. Și că uite, în Occident condamnările se dau mai greu dacă promiți că pleci din țară, zice Ciprian. De câte ori ai promis? Nu, cum a fost George, care era cetățean german, care avea pușcărie mare acolo pe fapte multe, a mâncat porumbeii, care era șeful pușcăria Colombofil și a mâncat de milioane de porumbeii, că avea tehnică și alea, și i-a zis, te duci în România, dar nu mai vii niciodată aici, fiind neamț. Uh-huh. Și făcea niște mâncăruri acolo, mi-a povestit domnul Petrescu Câng, care mai vorbește cu noi, da, care și-a mâncat vorbea, care acum e în Franța, că e jumate negru, jumate alb, înțelegi? Și spunea că făcea niște omlete și mâncăruri George la pârnaie în Germania, deveneau și gaborii să mănânce. Povești de neuitat. Dacă s-a uitat Petrescu Câng, am auzit că îi dă cineva doar frânturi, că nu se bagă la nivelul meu. Tom zice că cică m-au suspendat și mi-au luat plantoanele. Cică m-au suspendat și mi-au luat plantoanele. Ceaușescu avea un tren personal... Beton de tot. Mai există sau l-au vândut șmecherii? Nu avea Ceaușescu. Era trenul care a pus cu două vagoane a Meșo când eram mic, trei vagoane. Era un tren prezidențial care cred că există și acum, care avea și avion prezidențial, care acum nu mai există, că ăsta face prea, în care mergea, care avea cu dormitor, cu sufragerie și cu săl de joc. Cineva întreabă că ce înseamnă fur calificat. Există și necalificat? Da, adică își ferește și te prinde repede. Fur calificat, adică caz greu și o faci la meserie. Nu lași amprente, nu se vede pe unde ai intrat, nu. Te învăț și cu astea, vreau că zic numai că stărcar. Asta m-a învățat când m-au făcut membru la Partidul Comunist Român. Mi-a spus, te facem membru, dar învață-ne și pe noi. Am auzit că îl cunoști pe Tom Club, că el e Siegfried, care a executat pe Alexe, care a avut 3 condamnări. Pentru că e o vorbă, domnul Alexe, cine bea apă de la Poarta Albă, bea de mai multe ori. Alexe, că o încearcă pe a patra. Vivian Al, renumitul. Mergi la vot, Serghei, crezi că mai are rost? Contează cine le numără la urma urmei? Chiar dacă nu merg la vot, pe nu, v-am explicat de cine. Chiar dacă nu merg la vot, merg și anulez votul, ca să nu-mi fune nimeni. Uh-huh. Lumea te întreabă ce ai mai făcut cu cazul domnului Columbeanu. Păi n-am mai făcut nimic. O să mă interesez și o să mă duc să le spun dacă așa sunt interesați. Renate Müller intervine și zice, dau meditații la Pan Dado. Da, adică Renate Müller e sub porecla de Tom Club. Așa. Și că dă meditații la Pan Dado, adică la pușcărie. Am înțeles. Și asta în ce limbă e Pan Dado? În limba lui Tom. În limba lui, nu, e Pan Dado, cred că pe țigănește. Să trăiți, beau și eu un pahar cu voi, două, trei. Îți spun eu, Alexandru, era o propagandă comunistă, nu a existat aberația cu topitul tancurilor. Vorbesc de topitul tancurilor cu atunci. Nu este nicio aberație comunistă, este adevărată. S-a făcut la laserul, s-a făcut la Măgurele. Au încercat să intre, s-au topit, vă spun eu 100%, vă spun cine răspundea, generalul care răspundea, și atunci i-au vrut să intre cu Ciosovacia și atunci când au văzut că ăsta ripostează și că poporul cu el, că a avut cel mai mare meeting atunci, care a fost spontan, care au venit sute de oameni, care au venit, uitați-vă că e epocală chestia aia, câți oameni s-au strâns, care vreau să lupte pentru România, deoarece Ceaușescu ne imprimase o chestie de mândrie, nu ca acum să ne fie rușine, că suntem români să fim conduși de, cum o cheamă, tot Renate o cheamă, sau cum o cheamă pe aia? Ursula. De Ursula, Renate, tot pe acolo e.
Înțelegi? Și s-au topit și atunci i-au dat înapoi. Deci vă spun cu certitudine, pot să vin cu documente. Trebuie să ne uităm că au fost oameni care au vorbit și la o emisiune la TVR pe chestia asta și care au cu documente. Deci nu e o vrăjeală. Okay. Dacă ai aflat că pe viitor Budeanca ar urma să fie rudă cu tine prin alianță, ce-i face sau ai dau un sfat sau ce sfat ai dat? Nimic și n-are cum să fie cu mine Budeanu prin alianță, că trebuie să am un băiat. Doar dacă fetele mele își schimbă orientarea. Voi ați început, nu eu. Ce? Nu știu, la ce? A vorbit ceva aici. Unde? La ce? Nu știu. Cred că e Budeanu care a spus, terminați vin. Da? Da, mă, așa a spus. Nu, am auzit ceva, dar n-am... Disinformation. Da, nu mai mă dezinforma că vin peste tine. Nu, ceasul tău, zice. S-a activat Siri. Te culci. Are de-aia de caut pe Siri și s-a... Dar la vocea ta s-a activat. Păi da. Uite, Renate Müller vrea să eu prezint pe Budeanca. Ar vrea el, că urâtă nu e. Da? Dar ce înțelege? Păi dacă începe Tomas Florescu pățigănește și spune că a stat cu spermezan, că a stat cu sabie târâșla până aia, cu cacamaca, cu toți aia, da. Că se împușcă. Pot să mă abțin de la comentar? Ce și-a scris sabie târâș pe frunte pe timpul aia când era cu domnul Tom în detenție și l-au pus să se fece o cărămidă să se șteargă? Cine? Statul, palmă, barbă, cot? Sabie târâș. A fost un mare pușcăriaș. Okay, da. Ce și-a scris pe frunte? Nu știu. Jos Ceaușescu. Ah, okay. Da, mă, nu mai râde, astea sunt adevărate. Bun, nu. Dar cu ce și-a scris? S-a tatuat și l-a pus cu cărămida, după să șteargă. Te întreabă cineva de ce s-a despărțit de Mario. Dom'le, m-am despărțit de Mario că la un moment dat n-a mai coincis... Viziunea. Nu viziunea. El e cu un grup care... Dar cum să nu vor scrimi, vreau să-l jignesc, că nu m-am despărțit, că mai am afaceri cu el, mai am niște pământuri cu el, mai am astea și astea. Deci el era cu teoria asta cu pro-occidentali, adică înțelegi, și adică orice venea de acolo era mult mai bun, să vorbim în italiană, în restaurant, noi fiind toți români, că nu-l cheamă Mario, îl cheamă Marius, să meniul să fie în limba italiană, așa să mănâncă la Milano, nu așa. Astea care la un moment dat m-am săturat, că și prietenii lui, bun, că dom'le, nu venim pantaloni scurți, că la Milano nu se vine pantaloni, dau un exemplu sau asta. Înțelegi? Și n-am mai coincis cu mine, că nu pot să fiu atât de disperat, adică un singur caz. Venise o sărăcie de bucătari italian care era pe moarte, cred că nu știa să gătească nimic. Și eu eram pe scaun și când auzit că italian s-a ridicat în picioare și dătea din capul lui și spunea, zic, vezi bă, că nu știe nimic și mă gândesc că trebuie să fie moarte, dă-mi slobos dacă e italian, ce dacă e italian? Înțelegi? Și încă o dată, când am mers acolo, când am mers cu Iulică, când l-am păcălit cu barca și cu mâncarea și cu toate alea, am ajuns pe insulă și a venit tot o corcitură în asta, română, o italiancă, înțelegi, care plecase de prietenă cu doamna Anca, cu doamna Anca Moise, care a venit acolo stricată românește la masă, care Iulică nu înțelegea nimic, Gică oricum nu înțelegea nimic, și cu toți ăștia și a venit foarte stricat românește și a zis, cine la voi, și plecase de vreo jumătate de an. Cine la voi e rezident să se scoale în picioare? Și Mario s-a ridicat. Păi am luat-o, du-te, fă morții, mă, te mă scule în picioare, restaurant, că a venit o bășină să mă întrebe dacă sunt rezident sau nu rezident. Dacă era rezident, ce? Mă ardeam în găoși, ce mă cea? Adică, domnule, noi suntem italieni, nu mai suntem fraieri ăștia, înțelegi? Așa, nu? Și astea m-au dus, am înțeles acum că televizorul pe italiană și se vorbește cu moldovenii, de acolo vorbește în italiană. Să fie sănătoși. Nu m-am certat cu el, nu nimic. Eu nu sunt aceste teorii, nu sunt de chestia asta, nu nimic. Da. Știi să mă spun ce mai tare? Zi. Când, nu, las. Când, nu, las. Când s-a făcut singur și i-a făcut și i-a blocat și lui cont. Nu mai da, lasă-l pe omul în pace. Dar n-am nimic, dar eu asta îi spuneam în față. Păi da, da. Aici ai o grămadă de oameni, nu? Lasă-l. Păi bă, stai mă puțin, băi, uite-l pe Chiosea, uite-l pe Tache. Tache are, e plecat de 40 ani, vorbește, dar nu că vorbește perfect. Și jargon și tot. Nu, vine că acum a venit prietenii tăi și cu aia. La, are you touching golf?
La voi avem curent electric și el a fost arhitect 20 de ani în România. Nu, la noi ne încălzim cu căcat. Cum adică, doamne, stai, doamne, cum să te întrebe dacă ai curent electric? Nu-ți mai spun cum îl chema pe american, că te dai cu capul de pete, nu, că poate să uite și să-și supără asta. Avea cel mai americanul cu numele cel mai românesc posibil. Așa. Ion Dolănescu. Nu se spune, dar cel mai rumă așa, americanul. Și n-a plecat de trecere și numai vorbea așa sau nu vorbea așa? Halo? Vorbea chiar așa. Cum, cu accentul ăla american? Exagerez, ca de obicei. Cum? Exagerez. Jură tu că nu vorbea pe accent. Jur, exagerez. Nu vorbea așa de accent. Tot cum vorbea. Da, da, vorbea cu accent, adică nu ca un român. Avea un accent, da. După 3 zile. E, după 20 de ani. Care 20 de ani? Că de la început a vorbit cu mine cu acțiul acela. Asta nu știu, eu nici nu existam la început, deci nu mă mai pune să depun mărturii. Cum nu existai? Dar unde erai? Păi, tu ești de 30 de ani. Deci de 30 de ani plecat. De 30 de ani plecată. El a plecat după Revoluție. Deci tu erai născută. Și l-am văzut, eu prima dată l-am cunoscut, aveam 15 ani. Da, 15 deci ani. Stătea de 15 ani acolo. Și ce dacă știa că este de 40 ani și n-are accentul ăsta, nici chestia. Vezi, îl pun pe chestia acum pe speaker, vezi că vorbește exact ca noi și nevasta și toată lumea. Copilul tău, născut în America, vorbește perfect românește, nu te prinzi că nu-i român, dar are și la cine se prinde la asta, cum ar vorbi Tom. Am înțeles. Cu, cum a studiat la penitenciar, la... Cum a zis? Pando. La Pandando. Așa, Pandando. Adică dacă le spui pe astea, dar restul înțelege românește, vorbește perfect pe fest. Da, uite, Ciprian intervine și zice, eu vorbesc în două dialecte. Păi dacă vorbești două dialecte, una în gură și una în cur, Ciprian, ne lasă-ne de reacu de... Și că cum se antrenează hoții pentru furtul din buzunar? De unde atâta măiestrie? Serghei a avut și prieteni din ăștia? Păi v-am spus că am stat cu Izet, domnul Weber, poate să vă spună, unul cel mai tari ciorditor din istoria României. Weber, zic, felicitățește. Dar cum îi spune că nu poți să-ți... Renate Weber, de-aia îi spun. De la Renate. Renate, înțelegi cum? Cel mai tare. L-au luat pe Ciprian. Care pe George Barba l-a costat pe timpul Burgheziei Roșii când eram acolo. L-a costat o fasole la Izet, a murit Dumnezeu să-l ierte. L-a costat 15.000 de mărci. Pentru că George, care era gurman și mânca vreo 30 de porci, veneau aia cu tirurile, cu fasole românească, cu cârnăcior, cu alea, cu alea. El cumpăra vreo 20-30 de cutii în alea. Așa. Izet i-a făcut o mare într-o ciorbă. O mare într-o ciorbă? A mâncat toată 100 și ceva de sarmale, că stai că-ți povestești aia. Și i-a făcut toată aia, a mâncat Georgica meu, a adormit, i-a tăiat buzunarul și a luat banii. Și a spus, Georgica, te-a costat 15.000 de mărci. Asta. Venisem și plec. Pe atât avea. Bun. Și eu am venit cu ei acolo, am dat o mână, două pe la Francoforte. Așa. Stăteam la Offenbach, la Iulică, Dumnezeu să-l ierte, fostul barman de la bar de sus, plecat cu mult timp înainte de Revoluție. Și m-am dus în America, la Michael Tache și la Vova Corn, ne aștepta la New York. Ca să vedeți ce tare eram și cunoscut pe vremea aia, da. Că cumnatul meu, Mănel, a fost înainte, i-au furat bagajele la New York și au văzut Niculescu Mizil și au venit unii, ce rudă sunteți cu Serghei? Sunt cumnat, poftim valizele. Băi, am comunist, că de-aia a dat. A zis, băi, comunistul Serghei, hai să-i dăm bagajele. Și când am venit, am rugat-o pe Nuții, nevasta lui Iulie, că zic, bă, mâncați așa gura ta, că boala mea sunt sarmalele. Uh-huh. Puteai să faci sarmale în RFG pe vremea aia, că erau sârbi, care aveau varză murată ca și noi. Uh-huh. Care ne-a tocat, o făceam. Și a venit Iulie să mă ia așa și când mă duc, zic, mi-ai făcut sarmale, Nuții, să uită așa. Bă, Nuții, mi-ai făcut sarmale? Și mi-a arătat pe George zice așa. Ăla când am zis, bă, am mâncat toată cratița. Da, câte sarmale? George Barba, 110, fricea, că nu știu de mare cât asta. Și nu i s-a făcut rău, nu l-a luat stomacul, nu? Nu, păi ea știe cât mânca, George era nostru. Dar atâta cărțime cu carne tocată, ce? Mie îmi rămâne în cap doar cum tăia peștea aia. Pe masă, pe aici. Pe toată grădina, în toată, doamne. Era mare pescar, mare vânător, mare așa. Avea niște clige, s-a cățat ăștia, la copii s-a găseau clige. Ce? Am mers cu George la vânătoare și asta și am prins un porc bistez, cam atât, mai eram cu încă unul și am zis, rămânem seara acolo. Și George a zis, că mă întrebau ăștia, vorbești cu George Barba, acum am luat aminte. Și zice, bă, culcați-vă că până dimineață, așa, când ne-a sculat, râtul mai era, mâncase tot porcul. Ce ai făcut, George? Hai, mă, dacă v-ați sculat. Da, bună asta.
Cu George Barba aveam două chestii, că ne îmbrăcam atât de scump, da, înțelegi, la, în, în Germania, pe vremea aia, și aveam haine de mii de mărci pe noi. Mm-hmm. Toate luate la reducere, ca să nebuniți, înțelegi? Și mergeam la puf. Da. Înțelegi? Și noi stând așa ne dădeam drube, deși aia ne întrebau, toate aia ne întrebau că dacă am ieșit acum de la până aici, dacă te scoți, că suntem prea bine îmbrăcați și, și cu fețele noastre. Uite, zice cineva, mă rog, Daniel și Serghei, mă rog, un sfat prietenesc, vă rog, investesc în două fonduri de investiții de la BRD, sunt pe plus, se merită să investesc 10 ani? Nu mă pricep, tu, Ana, poți să dai aici. Părerea mea este că nu. Dar ești foarte importantă seara asta. Nu, aș dori să închidem. Nu, este o foarte obosită. Obosită? Da. Iar? Sunt trezită de la ora 5 și mâine mă trezesc din nou. Dar pot să eu un discret ceva și până la 5? Închide, dume! Dar după aia spui că vreau. Poftim? Să nu știi că pleci să spargi casă la ora 5. Asta ar fi genul tău de activitate. Da, dume, ce nu spui să închidem? Că eu închid. Păi, aștept. Bună seara, ține minte că în fiecare misiune e așa și da, zice că eu vreau să o închid. Nu, 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 de obicei dai vina pe mine și eu n-am nicio treabă, Daniele Martor. La final. Pa, ne vedem. Ne vedem marți? Marți. Marți, bine. Nu, zi, nu marți. Zi. Nu marți. Că marți, stai că am spus o tâmpenie, marți când? Când? Fac bucata aia. Deci ne vedem săptămâna viitoare cândva. Ori luni, ori miercuri. Dar miercuri e prea aproape de... Da, și luni nu cred că pot eu. Luni, atunci facem miercuri și vineri. Vedem, vă anunțăm. Da. Bine. Să o tărânci cu marea, nu? Sau noi săptămâna viitoare? Ba da, stai să vedem. Stai, nu eu mor încă cu lavaliera. Bine, noapte bună. Pa, noapte bună. Ce dezamăgire! O nouă frângere! Ce bă, chiar credeai că bate pe spanioli? Dacă ești player, pariezi și contra lui tăi. Ceasul ăsta? De când a pierdut prea mică pe zbură. O, madam, bă, că te-ai asortat pe player pe un loc. Fii atent, Caterinca. Barul ăsta de când ne-au scos islandezii la baraj. Ce meci de infarct, bă. Era cât pace să câștigăm. Am avut noroc, am pierdut. Dacă tot pierdem, măcar să câștigăm, mă. Pariază cu cap pe player pe un loc. Norocul să mă uită și la fața unui. Ce zici, ține cu tine? Aici cum e, boss? De aia sunteți încordați, că n-aveți stofă de player. Domnul Serghei, sunteți gata de masaj? Cine are noroc are. Cine n-are, n-are. Hai, vă pupă playerul! Joacă relaxat pe player.ro. Da, o gheară, ei cu două.